Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul la care veți asculta această carte, dragi prieteni! Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună prima parte din cartea Megre și Vagabondul de George Simenon din seria Megre. Din nou, întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru minunatele mesaje, să vă invit să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja. Pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Este un simplu click pentru voi, este gratuit, dar pe mine mă ajută ca algoritmul de la YouTube să prezinte cartea și audiția de față la cât mai multă lume. Vă mulțumesc în continuare pentru cuvintele frumoase, vă mulțumesc pentru că vă simt atât de aproape, vă simt mereu lângă mine, ca să spun așa, și... Aparent, se pare că vom citi toate cărțile megre. Am avut impresia că, de fapt, nu vreți să le ascultați pe toate, așa am înțeles eu, și de aceea am supus la vot. Dar se pare că votul merge pe direcția de a citi toate cărțile. Acestea fiind spuse, haideți să începem. Capitolul 1. Era abia nouă dimineața și se făcuse cald. Megreș scosese vesta și deschide alene scrisorile ce se adunaseră pe birou, aruncând din când în când câte o privire pe fereastră. Frunzișul copacilor de pe chei de zorfevră nici nu se clintea, iar sena era netedă și lucie ca o mătase. Era un august. Lucas și Lapuant, împreună cu și mai bine de jumătate dintre inspectori, se aflau în concediu. Janvier și Torrance și-l luaseră în iulie, iar Megrepel Megre nu se să petreacă o bună parte din septembrie în casa pe care o avea la Myung De aproape o săptămână, zi de zi, spre sfârșitul după amiezii, izbucnea sălbatic o furtună scurtă care se spărgea într-un ropo de ploaie ce îi făcea pe trecători să alerge de-a lungul fațadelor. Căldura dogorătoare era învinsă și aerul se răcorea pentru noapte. Parisul se golise. Până și zgomotele străzii nu mai erau aceleași, era doar liniștea. Se mai vedeau doar autocarele de toate culorile și naționalitățile, ce se opreau fără greș în aceleași locuri pentru a-și revărsa prea plinul turiștilor. Notre Dame, Louvre, Piața Concord, Etoile, Sacré-Cœur și, inevitabil, Turnul Eiffel. Dacă te plimbai pe străzi, erai surprins când mai auzeai vorbindu-se franțuzește. Șeful cel mare al poliției judiciare era și el în concediu, astfel încât erau scutiți de corvoada raportului zilnic. Corespondența nu era prea încărcată, iar delictul cel mai frecvent era furtul de buzunare. Zbârnăitul telefonului îl smulse pe comisar din Toropeală. Ridică receptorul. Comisarul din arondismentul 1 vrea să vă vorbească personal. Să vi-l dau? Da, dați-mi-l. Megrel îl cunoștea bine, era un om puțin cam prețios, tot timpul pus la patruace, foarte cultivat de altfel, care fusese mai mulți ani avocat înainte de a intra în poliție. Alo, Ascan? Nu vă deranjez? Absolut deloc. Vă telefonez, fiindcă m-am gândit că problema care mi-a căzut pe cap în dimineața asta s-ar putea să vă intereseze personal. Despre ce e vorba? O crimă, destul de neobișnuită. Ar fi prea complicat să vă explic la telefon. Când ați avea timp? Chiar acum. Îmi cer scuze că vă dau întâlnire la biroul meu, dar treaba s-a petrecut într-o fundătură aproape neștiută, lângă Hale. Era în 1965, iar halele Parisului nu fusese rămutate încă la Rungis. Voi fi la comisariat în câteva minute. Îi plăcea să mormăie ca și cum l-ar fi incomodat, dar în realitate nu-i displăcea să mai iasă puțin din rutina ultimelor zile intră în biroul inspectorilor. În mod normal, l-ar fi luat cu el pe janvie, dar avea nevoie de cineva de încredere și cu simț de inițiativă care să rămână la sediu cât timp lipsea. Haide cu mine, Torans, ia o mașină din curte. Comisariatul arondizmentului 1 era în apropiere, pe strada Provaer. Megre intră imediat în biroul comisarului Ascan. O să vedeți unul dintre cele mai aiurite spectacole pe care le-am întâlnit vreodată. Prefer să nu vă spun nimic dinainte. E, salut, Torans! Mai bine să lăsăm mașina aici, la doi pași. Ocoliră halele care mirosau cumplit pe o asemenea căldură și unde se lucra de zor în plină perioadă de concediu. Străbătură străduțele înguste, mărginite de prăvăli și de apartamente mobilate, mai mult sau mai puțin dubioase. Se puteau vedea lângezind câțiva vagabondi și o femeie beată moartă care se ținea de ziduri să nu cadă. Pe aici!" ajunseră pe strada Grand Truanderie și Ascani intră într-o într fundătură atât de îngustă încât un camion n-ar fi trecut. Fundătura Viofor, îi informă el. Nu erau decât vreo zece case vechi, chiar la mijloc un teren viran, pe care nu demult se înălțase o clădire. Erau și ele hărăzite de molării și fusese evacuate. Câteva fusese proptite cu bârne ca să nu se năruie pereții. Casa în fața căreia se oprise comisarul de poliție nu mai avea geamuri și fusese răscoase chiar și o parte din ramele ferestrelor. Ușa de la intrare era înlocuită cu niște scânduri. Ascan în două care fuzese rădesprinse din cuie și în dărătul cărora se deschidea un coridor larg. Fiți atenți la scară! Lipsesc câteva trepte și cele care au mai rămas nu sunt prea solide. Domnea un miros de praf și de putreziciune și pe deasupra duhoarea halelor. Urcarea astfel două etaje, un puș de vreo 12 ani stătea pe jos, cu spatele rezemat de peretele coșcovit. Când îi văzut pe cei trei bărbați venind spre el, se ridică dintr-un salt cu ochii strălucind. Sunteți comisarul Megre, nu-i așa?" Da." Nu mi-închipuiam că o să vă văd vreodată în carne și oase. Lipesc într-un caie toate pozele dumneavoastră pe care le găsesc în ziare." Ascan explică. E tânărul Nicolie. Numele tău mic e Jean, nu-i așa?" Da, domnule." Tatăl lui ține o măcelărie pe strada Saint Denis. E singurul din cartier care nu și-a închis prăvălia în august. Povestește Nejan. Totul s-a petrecut așa cum v-am mai spus. Cei mai mulți dintre prietenii mei au plecat la mare, așa că eu neavând cu cine să mă joc cu umblu de colo-colo. Caut locuri în care n-am mai fost, deși m-am născut aici, în cartier. Azi dimineața am băgat de seamă casa asta. Am încercat să mișc scândurile care țin în un loc cu ușa de la intrare și am descoperit că nu erau bătute în cuie. Am intrat. Am strigat, nu-i nimeni pe aici și n-am auzit decât ecoul. Nu căutam ceva anume, de fapt nu căutam nimic. Înainte am la întâmplare pur și simplu să mă uit. Am împins ușa aia din dreaptă care abia se ține și acolo l-am descoperit. Am coborât scara în goană și am dat buzna la comisariat, abia putând să mai respir. Trebuie să mai intru dată în cameră? Nu cred că e nevoie. Să rămân aici? Da. gre împinse ușa atât de putredă că nu mai era bună nici de pus pe foc se opri în prag și geamurile celor două ferestre fusese înlocuite cu hârtie groasă și cu carton. Pe dușumeaua neregulată, cu găuri de câțiva centimetri între scânduri, zăcea un morman de vechituri inimaginabile, obiecte în cea mai mare parte stricate, de nefolosit. Dar ceea ce atrăgea privirile era un om îmbrăcat din cap până în picioare, desigur, mort, întins pe un pat de fier așternut cu o saltea veche de paie. Pieptul lui era acoperit de sânge închegat, dar fața îi rămăsese liniștită. Hainele de vagabond pe care le purta contrastau izbitor cu figura și cu mâinile sale. Era destul de în vârstă și avea un păr lung și argintiu cu reflexe albăstrui. Ochii okay, erau și ei albaștri, dar fixitatea lor îl făcu pe megre să nu se simtă în largul său, așa încât îi închise. Avea mustățe albe ușor răsucite și un barbișon alb și el ala Richelieu. În rest, era proaspăt ras și Megre a avut o nouă surpriză, descoperind că mâinile mortului erau foarte îngrijite. Parcă ar fi un actor bătrân în rolul de vagabond, murmură el. Avea acte asupra lui. Nu, nimic, nici act de identitate, nici scrisor vechi, nimic de felul ăsta. Inspectorii mei care cunosc bine cartierul au venit să-i arunce o privire, dar nu l-au recunoscut. Unul singur crede că l-a zărit odată răscolind prin lăzile de gunoi. Bărbatul era foarte înalt și lat în spate, pantalonii erau foarte scurți, cu o gaură în genunchiul stâng, iar un veston veche, o zdreanță în toată regula, zăcea jos în praf. Medicul legist a venit? Nu încă, îl aștept dintr-o clipă într-alta. Am vrut să ajungeți aici înainte de a fi mișcat din loc. Torans. telefonează din bistroul cel mai apropiat și cheamă-i pe cei de la identificarea judiciară. Să vină cât mai repede. Mai cere să fie anunțat și parchetul. Chipul celui de pe patul de fier forjat continua să-l fascineze. Mustățile și barba erau bine dichisite, de puteai să juri că trecuse pe la frizer cu o seară în urmă. Cât despre mâinile atât de îngrijite, cu unghii date cu lac, greuțile puteai închipui răscolind prin gunoaie. Or, omul trebuie că o făcea de multă vreme. Camera era sufocată de obiectele cele mai neașteptate. Aproape toate erau stricate o râșniță veche de cafea, că ne mai late ciobite rău, găleți lovite sau găurite, o lampă de gaz, goală și fără fitil, încălțăminte desperecheată. Va trebui să pun să se facă un inventar la toate astea. Lângă perete era o chiuvetă, dar megre deschise degeaba robinetul. Așa cum se aștepta așteptase, apa era oprită. Curentul și, de asemenea, gazele, ca în toate celelalte case sortite de molării. Oare de când locuia omul acesta aici? Ia ceva timp să aduni atâtea vechituri. Nu exista portăreasă și nu erau vecini cărora să le pună întrebări. Comisarul de poliție se îndreptă spre palier și îi spuse tânărului Nicolier Vrei să-mi dai o mână de ajutor? Coboară în stradă, iar când vor sosi niște domni peste câteva minute, <coughs> condui încoace. Da, domnule? Nu uita să le atragi atenția, că lipsesc drepte. Megre se plimba încoace și încolo, atingând curios anumite obiecte și astfel descoperi un capăt de lumânare și o cutie de chibrituri. Lumânarea fusese lipită de fundul unei farfurioare ciobite. Era pentru prima oară în cariera lui când lua cunoștință cu un asemenea spectacol și era din ce în ce mai nedumerit. Cum a fost ucis? Cu câteva gloanțe în piept și în burtă. Calibru mare? Mijlociu, probabil, 32. Nu are nimic în buzunarele de la haină? Își imagina dezgustul cu care comisarul de poliție, atât de elegant și delicat, răscolise zdrențele acelea jegoase. Un nasture, niște bucăți de sfoară, un coltuc de pâine uscată. Bani? Două monede de 25 de centime. Și în buzunarele de la pantaloni? O cârpă murdară care îi ținea probabil loc de batistă și niște chiștoace de țigară într-o cutie de pastile contra tusei. N-avea portofel? Nu. Până și vagabonzii de pe chei care dormeau sub poturi aveau acte în buzunar, fie și numai un act de identitate. Torans, care se întorsese, nu era mai puțin uimit decât șeful lui. Vin și ceilalți imediat și, într-adevăr, Moers și oamenii lui de la identitatea judiciară urcau scara în urma tânărului Nicolier. Ajungi sus, priviră în jur cu stupoare. O crimă? Da, nu poate fi vorba de sinucidere, de vreme ce în cameră nu se găsește nicio armă. Cu ce începem? Cu amprentele digitale. Primul lucru pe care îl avem de făcut este să-l identificăm. E păca să stricăm niște mâini atât de îngrijite, observă cineva, ceea ce nu îi împiedică să ia amprentele. Facem fotografii? Se înțelege. Ce ziceți? E un bărbat frumos tipul ăsta și trebuie că a fost puternic, nu glumă. Sauzau auzeau acum pașii prudenței locțiitorului, ai judecătorului de instrucție casur și ai grefierului. Toți trei priveau zăpăciți spectacolul oferit de interiorul încăperii. Când a fost omorât? Întrebă locțiitorul. O să aflăm neîntârziat. Iată că a sosit și doctorul la Godinec. Medicul legist era tânăr și plin de vervă. Strânse mâna lui Megreu, îi salută pe ceilalți și se îndreptă spre patul cu picioare strâmbe, o altă epavă pe care omul o găsise pe stradă sau pe vreun maidan. L-ați identificat? Nu. Se uitau cu toții neliniștiți spre podea, fiindcă de când se strânse sără cu toții în cameră, dușul meu se mișca atât de rău că puteai să te aștepți să se prăbușească riscăm să ne trezim cu un etaj mai jos, observă tânărul medic. Așteptă ca fotograful să-și termine treaba, apoi se apropie de cadavru și începe examinarea. Pieptul mortului fu dezgolit și se văzură găurile negre făcute de gloanțe. S-au tras trei cartușe, la mai puțin de un metru distanță. Ucigașul a ochii cu grijă și de presupus că victima dormea, în caz contrar, gloanțele n-ar fi fost atât de strâns grupate. Moartea a fost instantanee? Da, i-a fost atins ventricolul stâng. Credeți că proiectile l-au pătruns până pe partea cealaltă a corpului? O, o să vă răspund după ce îl întorc. Unul dintre fotografii îl ajută. Un singur glonte străpunsese pieptul ciudatului vagabond și aveau să-l găsească fără îndoială în saltea. Curgea apa aici? Nu, a fost oprită. Mă întreb unde se spăla cu atâta grijă că-i curat pe corp. Puteți stabili cu aproximație ora crimei? Între 7 și 11 seara, o să vă pot spune mai exact după autopsie. A fost identificat? Încă nu o să-i trimitem fotografia la ziare. De fapt, când putem avea primele fotografii? Într-o oră e bine? Fotograful plecă în timp ce experții căutau amprente digitale pe toate obiectele. Presupun că nu mai aveți nevoie de noi, murmură locțiitorul. Nici de mine, adăugă judecătorul casur. Megreș fuma agale, pipa cu un aer distrat. A avut nevoie de câteva secunde ca să-și dea seama că lui se vorbise. Nu, o să vă țin la curent. Și către medicul legist, Credeți că era beat? Marmira, mira! Conținutul stomacului ne va lămuri. La prima vedere nu cred că omul ăsta avea obiceiul să bea. Un vagabond care să nu bea, murmură comisarul de poliție. Asta e ceva mai degrabă rar. Și dacă nu era vagabond, replică Torrance. Megre nu spunea nimic. S-ar fi zis că privia. <coughs> Privirea lui fotografia cele mai neînsemnate obiecte și detalii ale încăperii. Nu se scursese niciun sfert de oră iar experții nu și încheia treaba rătreaba când furgoneta Institutului Medico-Legal se opri în fundătură, iar tânărul Nicolier coborâ să le arate drumul celor doi oameni care duceau targa. Puteți să-l luați, da. Îi văzură din nou fața cu chipul său de patriarh și cu barbișonul atât de corect. Ce greu e individul, zise unul dintre brancardieri. Din cauza treptelor lipsă, abia coborâ răscara cu povara pe care o duceau. Megrel chemă pe băiat. Spunem tinere, Există pe aici, prin cartier, vreo școală de coafură?" Da, domnule Megre, pe strada Saint-Denis, trei case mai încolo de măcelăria noastră." Cu mai mult de zece ani în urmă, Megre, aflat în căutarea unui criminal, fusese chemat la una din aceste școli de coafură. Existau sigur și altele mai luxoase în Paris, dar în cartierul halelor nu te puteai aștepta la localuri de categoria întâi. Mai mult ca sigur că școala de pe strada Saint-Denis, ca și altele de altfel, se folosea de vagabon și cerșetori pentru exercițiile neîndemânatice ale elevilor începători. Învățau acolo bărbați și femei deopotrivă, inclusiv viitoare manicuriste. Dar, înainte de a se duce acolo, Megre avea nevoie de fotografii. Pe moment nu putea decât să aștepte datele despre amprentele digitale. Îl lăsă pe Moers împreună cu doi oameni să-și continue treaba nodae și coborând soții de Torrance și de comisarul de poliție. Se simțiră ușurați, respirând aerul relativ curat din fundătură. De ce credeți că a fost ucis? N-am nici cea mai vagă idee. În capătul garajului se vedea o curte. Era plină de grămezi de lăzi vechi și deșeuri. Megre descoperi acolo răspunsul la o întrebare a medicului. Prinsă de un perete se afla o cismea cu pompă, iar pe caldărâm era o găleată, într-o stare destul de bună manevră pompa, vrând să vadă dacă cișmeaua funcționează și după câteva mișcări în gol, apa a început să curgă. Nu cumva aici venea să se spele necunoscutul? Comisarul și-l imagină dezbrăcat până la brâu spălându-se cu multă apă. Își l-a rămas bun de la comisarul Ascan și se îndreptă spre strada Grand Truanderi, iar de acolo spre Hale. Era din ce în ce mai cald și profită de faptul că trebuia să telefoneze pentru a intra într-un bistrou care părea destul de acceptabil, unde comandă o bere. Toranță limită? Dați-mi identitatea judiciară. Îl ceru pe inspectorul Lebel, care se ocupase de amprentele digitale ale celui ucis. Alo, Lebel? Ați avut timp să vă duceți la Somiers? Chiar acum vin de acolo. Nu s-a găsit nicio amprentă care să corespundă cu ale necunoscutului. Încă o anomalie. Majoritatea vagabonzilor avuseseră de a face mai devreme sau mai târziu cu justiția. Mulțumesc! Știți cumva dacă fotografiile sunt gata? Sunt într-un sfert de oră. Poliția judiciară nu era prea departe, încât celor doi nu le trebuiră mai mult de câteva minute ca să ajungă la chede Merg greu, urcă la laborator și așteptă să se usuce fotografiile. Pe Torans îl lăsase în biroul inspectorilor. Loc de trei exemplare din fiecare fotografie, se întoarse la poliția judiciară și îl însărcină pe inspectorul Lurti să le ducă redacțiilor îndeoseb ziarelor de după amiază. Vino cu mine, Torans! Mai avem o oră până la prânz, așa că o pornim din ușa în ușă. Mai greu în mână lui Torans o serie completă de fotografii. arată celor care țin prăvăli și baruri în jurul halelor. Ne întâlnim la mașină. El unul se îndreptă spre strada Saint-Denis. Era o stradă îngustă, zgomotoasă, în pofida faptului că era perioadă de vacanță, pentru că locuitorii cartierului nu se numărau printre cei des întâlniți pe plajă. Comisarul urmărea cu privirea numerele caselor. La cel ce-i fusese dat se găsea prăvălia unui negustor de semințe. În dreapta vitrinei se deschidea o alee care dădea într-o curte. La jumătatea drumului pornea o scară, iar pe peretele decolorat, colorat, zugrăvit cândva în verde, erau fixate două plăci de email. Joseph, școală de coafură și manicură. O săgeată arăta spre scara de alături însoțită de inscripția la mezanin. Imediat sub ea o altă placă, văduva cordier, flori artificiale. Și aici era o săgeată indicând scara, dar însoțită de cuvintele, etajul al doilea. Megre șterse sudoarea de pe frunte și urcă la mezanin, unde deschise o ușă și se pomeni într-o încăpere atât de spațioasă că cele două ferestre nu reușeau să o lumineze. Lumina mohorâtă fenea de la niște becuri opace care atârnau de tavan. Înăuntru se găsau două șiruri de scaune, unul pentru bărbați și altul pentru femei, din câte se părea. Tineri și tinere lucrau preocupați sub îndrumarea unor persoane mai în vârstă, iar un bărbat scund și slab, aproape chel, cu mustăți vopsite într-un negru catușul, supraveghea totul. Presupun că dumneavoastră sunteți patronul? Da, eu sunt domnul Joseph. Părea de vreo 60 de ani, dar putea să aibă la fel de bine și 75 de ani. Megre privea fără voie la bărbații și femeile așezate în scaunele care, cu siguranță, fusese răcumpărate de ocazie. S-ar fi zis că nimerise la armata salvării sau undeva pe sub poduri, căci nu vedea decât vagabonzi de ambele sexe, în jurul cărora tinerii și tinerele se învârteau necontenit cu pieptenele foarte ca și briciul. Era o priveliște destul de dramatică, îndeosebit lumina aceea slabă. Din pricina căldurii, ambele ferestre erau deschise, lăsând să pătrundă înăuntru zgomotele străzii, ceea ce făcea ca atmosfera școlii să pară și mai ireală. Înainte ca domnul Joseph să-și piardă răbdarea, Megres scoase din buzunar fotografiile și le întinse. Ce vreți să fac cu astea? Uitați-vă la ele și spuneți-mi dacă îl recunoașteți. Ce a făcut? Sunteți de la poliție, nu-i așa? Era clar că se teme. Comisar Megre de la Poliția Judiciară. Domnul Joseph nu păru deloc impresionat. Vreți să-l găsiți?" Nu. Din fericire, din nefericire. L-am găsit deja mort." A primit trei gloanțe în piept. Unde s-a întâmplat asta?" La el acasă, dacă se poate spune așa. Știți unde locuia?" Nu. Se acioase într-o casă în demolare. Un puști care căsca gura prin clădirea da peste el și -a anunța comisariatul. Îl recunoașteți?" Da, aici se zicea aristocratul." Venea des?" Depinde. Uneori nu-l vedeai luna întreagă, după care în săptămânile următoare de două-trei ori pe săptămână. Știți cum îl chema? Nu. Nici numele mic? Nu. Nu prea vorbea? Nu vorbea deloc. Se așeza în primul scaun liber, închidea ochii pe jumătate și te lăsa să faci orice voie ai cu el. Eu i-am cerut să-și lase mustă și barbișon. Revin la modă și cu aforii tineri trebuie să învețe cum să le tundă, ceea ce este mult mai greu decât ai crede. Cât e de atunci? Trei sau patru luni și înainte era fără barbă? Da, are un păr minunat cu care poți să faci ce vrei. Venea de mult timp la dumneavoastră, de trei sau patru ani. Vă că nu aveți decât vagabonzi. Cei mai mulți vin, fiindcă știu că la amiază sau seară le dau fiecăruia câte cinci franci. Și lui îi dădeați? Bineînțeles, se cunoștea cu careva de-ai casei. Nu l-am văzut niciodată vorbindu-i vreunea, iar când cineva îi se adresa, se făcea că nu aude. Era aproape de amiază. să căneau și mai repede. Peste câteva minute avea să înceapă brambura la cala școală. Locuiți în cartier? Locuiesc cu nevasta la etajul întâi al clădirii, chiar deasupra. Vi s-a întâmplat să-l întâlniți prin cartier? Nu cred. În orice caz n-am băgat de seamă. Acum vă rog să mă scuzați, dar e ora pauzei. Apăsă pe un buton și se instală în unui soi de teșghea în fața căreia se formă la repezea locuază. Megre coborâ încet scara. După atâția ani petrecuți la poliția judiciară, inclusiv la brigada de stradă și gări, era sigur că ajunsese să cunoască toată fauna Parisului. Cu toate astea, nu și amintea să mai fi întâlnit ceva în genul celui ce fusese supranumit aristocratul. Se îndreptă încet spre mașina oprită în colțul străzii Rambuto. Toran sosi aproape în același timp cu el, își tergea fruntea de sudoare. Ai găsit ceva?" În primul rând, brutăria de pe strada Cigne, de unde își cumpăra pâine," veneam fiecare zi, aproape, cel mai adesea dimineața, târziu. Vânzătoarea nu știe nimic despre el. Nimic, abia dă că deschidea gura ca să ceară pâine. Nu mai cumpăra nimic altceva? De acolo nu, de pe strada cochiar își lua cârnat tăiat felii sau cal taboș. Mai există un negustor de cartofi prăjiți și... Calzi la, e, și cârnați calzi la colțul străzii care vin de afară, mai ales noaptea ei se întâmpla să vină pe la trei dimineața să cumpere un corne de cartof prăjit și un cârnat. Am arătat fotografiile prin două sau trei bistrouri. Era văzut doar din când în când și nu lua decât o ceașcă de cafea. Nu bea nici vin și nici tării. Portretul devenea tot mai ciudat. Aristocratul, după cum îl numea domnul Joseph, părea să nu fie avut niciun fel de legătură cu oamenii. Se părea că muncea noaptea în hale, la descărcatul camioanelor cu legume sau fructe. Trebuie să telefonez la Institutul Medico-Legal, își aminti comisarul. Cu asta își permite al doilea pahar de bere în cursul dimineții. Dați-mi pe doctorul la Godinec, vă rog. Aștepta să-l chem, tocmai eșa. Alo, la Godinec? Aici e megre. N-ați făcut încă autopsia, nu-i așa? O fac imediat după prânz. Ați putea face în așa fel încât să-i rămână fața întreagă. O să mai am nevoie de niște fotografii. Sigur, când îl trimis pe fotograf. Mâine dimineață împreună cu un băiat de la frizerie. Pentru ce? Ca să-i radă barba și mustățile. Toran să-l lăsăm fața casei pe bulevardul Richard Lenoir. Să continui cu ce-am început. Da, tot în cartierul ăla. Da, poate și pe chei. S-ar putea să fi dormit o vreme pe acolo. Doamna mea greu își dădu seama de îndată că era preocupat, dar se prefăcu că nu observă. ți foame? Nu prea el deschise vorba despre cele petrecute în timpul dimineții. Am întâlnit un personaj dintre cele mai uluitoare. Un criminal? Nu, o victimă. A murit. Se instalase într-o casă goală destinată de mai mulți ani demolării. Ocupa o singură cameră care rămăsese cât de cât locuibilă și în grămă de acolo tot felul de obiecte adunate de prin gunoaie și maidane. Un vagabond într-un cuvânt. Da, numai că avea o ținută de bătrân nobil. Îi povesti despre școala de coafură și îi arătă fotografiile. Bineînțeles, e greu să te iei după fotografiile unui mort, dar în cartier trebuie să fie cunoscut. Nimeni nu știa cum îl chema. La școala de coafură îi se spune aristocratul. Fotografiile o să apară în ziarele de după amiază. Mă întreb dacă îl va recunoaște cineva. Așa cum spusese mâncă fără prea multă poftă, nu-i plăcea să nu înțeleagă ceva. Ori acum nu înțelegea nimic din tot ce descoperise de dimineață. La ora două ajunse iar la birou și după ce și-ndesă pipa rezolvă corespondența. Când i se aduse răziarele, văzu că două dintre ele reproduceau fotografia pe prima pagină. Îl cunoașteți pe acest om?" întreba unul. Iar celălalt ziar apăruse cu titlul. Un mort anonim. Pe coridor așteptau câțiva ziariști. Megrei invită în birou. Nu avea aproape nimic să le spună, în afară de faptul că făcea eforturi să-l identifice pe omul din fundătura Viofor. Nu cumva s-a sinucis?" N-am găsit nicio armă în cameră și nici în tot imobilul. Putem să facem fotografii? Cadavrul a fost luat de acolo, bineînțeles. Ceva a fotografii pentru atmosferă. Dacă doriți, o să găsiți un polițist de pază la ușă. Spuneți-i că aveți învoire de la mine. Păreți preocupat. Încerc să înțeleg și sper că o să și izbutesc mai devreme sau mai târziu. De data aceasta nu vă ascund nimic, v-am spus tot ce știu. Cu cât se va vorbi mai mult prin ziare, cu atât va fi mai bine. Către orele patru începură să sune telefoanele. Unele apeluri erau din partea unor oameni puși pe glume, iar altele de la maniacii care apar în cursul oricărei anchete. O tânără întrebă. Are un nec pe obraz?" Nu." A, atunci nu-i cel pe care îl credeam." Patru sau cinci persoane veniră la sediul poliției judiciare. Megrele primi răbdător și le arătă toate fotografiile. Îl recunoașteți?" Seamănă puțin cu un al meu care a mai făcut niște escapade, dar nu, nu, nu e el." Ăsta era mare și înalt, nu-i așa? Are un metru optzeci cu aproximație. A, unchiul meu era foarte scun și slab. Pentru prima dată în săptămâna aceea, furtuna întârzia să i și aerul era înnăbușitor. Pe la cinci tora însemna poie. Ai găsit ceva? Mai nimic, un vagabond bătrân de sub mari și amintivac de omul nostru. Da, nu știu cât putem să-l credem. Se pare că în urmă cu niște ani necunoscutul dormea sub poduri. Nu era deloc sociabil. Toți bănuiau că își petrece o parte din nopți la hale, dar asta i tot ce se știa despre el. Fără nume, fără prenume, fără poreclă. Poreclă, da, avea mutu. Altceva nimic? Din când în când cumpăra câte o lumânare. La ora șase căpătă în sfârșit niște informații mai exacte. Doctorul la îi că telefonă pentru a-i transmite rezultatele autopsiei. O să vă trimit raportul mâine dimineață, dar vă spun acum în linii mari ce am aflat. După părerea mea, omul era mai tânăr decât părea. Câți ani îi dai megre? 65? 70? Dacă ar fi să mă iau după starea organelor și -a arterelor, i aș da cel mult 55. A dus neîndoielnic o viață grea. Ce i-ați găsit în stomac? Mai întâi vreau să spun că a fost ucis între 2 și 5 dimineața, mai degrabă 3 decât 5. Ultima lui masă pe jumătate degerată, digerată a fost alcătuit din cartofi prăjiți și cârnați. A mâncat probabil în jurul orei 2, chiar înainte de a se întoarce acasă și de a se culca. Iar cineva profita de faptul că dormea ca să... De ce? Obiectă medicul. Poate că vizitatorul era cineva în care avea de plină încredere, încă nu s-a temut deloc. Mi-e greu să-mi închipui că ar fi putut avea încredere în cineva. Suferea de ceva? Nu, nu avea nicio infirmitate. Era un bărbat bine clădit, viguros și neobișnuit de rezistent. Îți mulțumesc, doctore. Aștept raportul dumitale. Dacă dorești, o să trimit după el mâine dimineață. Da, dar nu înainte de ora nouă. De acord. Ceea ce îl frapase mai mult pe Megre fusese vârsta aristocratului. Părea să fi fost vagabond de mai mulți ani, dacă nu chiar de foarte mulți, iar vagabonzii sunt în general mai bătrâni și au tendința de a se apropia unii de ceilalți. În Paris, de la un capăt la celălalt al cheiurilor, din Amonte, în Aval, toți se cunosc între ei mai mult sau mai puțin iar un nou venit iscă pe loc curiozitatea celor mai vechi. Ce mai găsitor, mai ai mai găsit, Torans? Mai nimic, în afară de bătrânul de sub pon mari, nimeni nu-și amintește de el. Și totuși sunt printre ei unii care trăiesc pe străzi de mai bine de 10 ani. M-am dus la tutungeria cea mai apropiată de locuința lui și am aflat că venea uneori să cumpereți chibrite. Țigări, nu? Nu. În ce privește țigările, se mulțumea să culeagă chiștoacele de pe trotuar. Telefonul început să sune. Alo? Domnul Megre? Era vocea unei femei ce părea încă tânără. Da, eu sunt. Cu cine am onoarea? Nu, umele meu nu v-ar spune nimic. Omul pe care l-ați găsit în dimineața asta avea o cicatrice la cap pe supăr? Vă mărturisesc că nu știu. Sper că dacă are, medicul legez o va semna la în raportul pe care l-aștept mâine dimineață. Bănuiți despre cine ar putea fi vorba? Încă nu știu. O să vă mai sun mâine în cursul zilei. Și închise fără să mai adauge nimic. Megreu își zise că nu era nevoie să aștepte până dimineață pentru a căpăta răspunsul la întrebarea femeii. Telefonă la școala de coafură și îl ceru pe domnul Joseph. Comisarul Megreu vă deranjează. Am uitat să vă pun o întrebare dimineață. Personal l-a stuns vreodată pe aristocrat? Da, ca să le arăt elevilor cum se procedează. Ați observat vreo cicatrice pe pielea capului? Da, n-am îndrăznit să-l întreb de unde o are. Era mare? de vreo 6 cm, probabil că nu i s-au făcut suficiente puncte de sutură, astfel încât cicatricea e destul de lată. Putea fi văzută prin păr? Când era pieptăna și aranja ca lumea, nu. Avea un păr splendid, cred că v-am mai spus. Vă mulțumesc. Așadar, un prim contact fusese stabilit pentru câteva clipe. Undeva în Paris exista o fată sau o femeie care îl cunoștea pe aristocrat pentru că știa de cicatrice. Avusese grijă să închidă înainte ca Megre să-i pună alte întrebări. O să-i mai telefoneze oare mâine, așa cum spusese? Megre era nerăbdător. Voia să pună cât de repede un nume acestui necunoscut și să afle motivul pentru care dusese o asemenea existență. Obiectele disparate care aglomerau camera din fundătura Viofor ar fi putut duce cu gândul la un nebun sau la un maniac. Pentru ce adunase și îngrămădise lucruri pe care nu le-ar fi putut vinde niciodată și nici nu i-ar fi fost de vreun folos? Megre nu izbutea să se convingă că omul era nebun, Telefonul început să sune din nou. Megre se așteptase la asta din momentul plecării fotografilor și o dorea. Alo, comisarul Megre? Da, cu cine am onoarea? La fel ca interlocutoarea dinainte și aceasta, care părea în vârstă, lăsă întrebarea fără răspuns, dar ca din întâmplare, o interesa același lucru. Are o cicatrice în creștetul capului? Cunoașteți pe cineva care are o asemenea cicatrice și care îi seamănă? La capătul celălalt al firului, tăcere. De ce nu răspundeți? Nici dumneavoastră nu mi-ați răspuns. Are într-adevăr o cicatrice de vreo șase centimetri pe creștetul capului. Vă mulțumesc! Și închise îndată exact ca și cea dinainte. Existau așadar două femei care îl cunoșteau pe aristocrat și care nu comunicau între ele pentru că, în caz contrar, un singur apel ar fi fost suficient. Cum să le găsească printre cele cinci milioane de locuitori ai Parisului? și de ce țineau cu orice presă și păstrezeau amândouă anonimatul. Toate acestea li-ndispuneau li serios pe megre, astfel încât plecă de la poliția judiciară bombănind. Și totuși, aflase ceva. Faptul că singuraticul său nu fusese dintotdeauna atât de singur. Două femei îl cunoscuseră. Două femei și-aminteau de el, dar nu voiau să fie interogate. De ce oare? Afară se mai răcorise, cu toate că furtuna nu izbucnise, începea să se simtă o adiere ușoară, care împingea norișor trandafirii pe cer ca într-un decor de operă. Își oferi un pahar de bere. Îi promisese doctorului pardon să nu mai exagereze cu băutura. Dar se putea spune că exagerează când bea numai trei pahare de bere pe zi? Făcea eforturi să nu se mai gândească la aristocrat. Se întreba cine putuse să descopere ungherul acela neobișnuit, în care își găsise adăpost și din ce cauză lucisese. Ridică din numeri indispus făcea o greșeală, la fel ca în celelalte anchete, vrând să afle pe loc totul. De fiecare dată bombănea de parcă ar fi fost nedreptăți de soartă. Apoi, în zilele următoare, adevărul ieșea la lumină. Oare avea să se întâmple la fel și acum? Se să fredoneze în timp ce urca spre apartamentul său. Capitolul 2 A doua zi dimineață îi trecuse în dispoziția și străbătu din nou pe jos drumul spre Chedezor Fevră. Mașinile destropite ale municipalității parcurgeau cu viteză redusă străzile aproape goale, lăsând în urmă fâșilate de umezeală, iar din Sena se înălța un abur călduț. Tocmai urca scara poliției judiciare când observă un fotograf care aștepta încărca de aparate. Îl știa bine. Putea fi întâlnit în toate împrejurările. Lucra pentru o agenție și aștepta deseori o șir să se petreacă ceva. Era roșcat și arăta ca un puști lungan, iar dacă îl dădeai pe ușa afară, intra pe alta sau pe fereastră. Confrații spuneau Coco, îl chema Marcel Caun. Îl fotografie la întâmplare pe megre pe scări. Îi făcuse comisarului cel puțin vreo 200 de fotografii. Ați convocat martorii? Nu. E unul care așteaptă pe culoar. Prima informație. Într-adevăr, pe una dintre bănci stătea un bărbat. Era foarte în vârstă, dar se ținea încă drept și zărindu pe comisar se ridică în picioare cu vioiciune. Aș putea să stau de vorbă cu dumneavoastră câteva clipe, domnule comisar. În legătură cu problema de la Hale? Da, prima din fundătura Viofor. Vă primesc imediat. Conform unei vechi de prinderi, se duse mai întâi să arunce o privire în biroul inspectorilor. Aveau cu toții mânecile suflecate, iar fereastra era larg deschisă. Toran se afla și el acolo, citind dintr-un ziar titlul de pe prima pagină. Comisarul Megre a prins un fir. În realitate nu era vorba de niciun fir. Nimic nou, copii? Scrisori anonime ca întotdeauna. Două de la niște nebuni care tot așa par să fie de-ai casei. Din biroul său, Megre telefonă la școala de coafură. Domnul Joseph, aș vrea să vă mai rog ceva. Ați putea trimite un elev de-al dumneavoastră la Institutul Medico-Legal pentru a era de mustățile și barbișonul aristocratului? Se înțelege că vom plăti serviciul. M-aș putea duce chiar eu, pentru că e o muncă delicată. Telefona apoi la identitatea judiciară și îl chemă pe Moers. Mestral e acolo? Chiar acum a sosit. Vreți să-l trimiteți la Institutul Medico-Legal? O să găsească acolo un frizer care o să-i radă mustățile și barbișonul necunoscutului nostru. De îndată ce termin aș dori câteva fotografii ca lumea, din unghiuri diferite. E urgent." Nici nu-mi bine că telefonul sună. Alo? Comisarul Megre?" Mi se păru că recunoaște glasul. V-am telefonat ieri în legătură cu crima de la Hale." Era sigur glasul femeii tinere. Presupun că vreți să-mi puneți aceeași întrebare? Da, nu sunteți singura. A, da? M-a mai sunat o femeie și a rostit aceleași cuvinte ca dumneavoastră. Și ce i-ați răspuns? O să vă spun, dacă veniți aici sau dacă îmi dați numele și adresa dumneavoastră. Nu țin chiar atât de mult să aflu. Cum doriți. Și de data aceasta, megreful cel care închise mormăind. Pui de lele! În concluzie, cel puțin trei persoane cunoșteau identitatea aristocratului. Cele două femei care îi telefonaseră în legătură cu cicatricea și, bineînțeles, ucigașul. Megre se ridică și deschise ușa. Vizitatorul său, scund și subțire, se ridică dintr-un salt și se îndreptă spre el. Mirat puțin teamă că nu o să mă primiți. Era ceva înținut al lui în felul de a se mișca și de a rosti cuvintele care îl frapă pe comisar, fără să-și poată da seama ce anume. Mă numesc Emil Hugon și locuiesc într-un apartament de pe strada Lepic, același în care locuiau părinții mei când m-am născut. Luați loc. Așa cum mă vedeți, am 85 de ani. Părea cât se poate de mândru că se ține atât de bine la asemenea vârstă. Am coborât dinspre mom martre pe jos și în fiecare zi mă plimb cel puțin două ore. Megre înțelese că n-ar fi avut niciun rost să-l piseze cu întrebări. Cartier mi se zice colonelul. Să știți însă că n-am fost decât capitan. Când a început războiul din 1914, eram la școala de subofițeri. Am făcut verdunul și șemin de dam. De la verdun am scăpat întreg. La șemin de dam m-am ales cu o schijă de obuz în picior, care mă mai face și acum să-și În al doilea război depășisem vârsta și nu m-au mai vrut. Se putea simți că era foarte mulțumit de sine și comisarul se înarmă cu răbdare, sperând că cel poreclit colonelul nu avea să-i povestească amănunțit întreaga viață. În loc de aceasta, interlocutorul său îl întrebă pe neașteptate. L-ați identificat? Încă nu. Dacă nu mă înșel, fapt care m-ar mira se numește Marcel Vivian. Îl cunoașteți personal? Își avea atelierul în curte, chiar suferesele apartamentului meu. Obișnuiam să-i dau bună ziua de fiecare dată când ieșeam. În ce perioadă se petrecea asta? A, aproape imediat după sfârșitul celui de-al doilea război, în 1945. Ce vârstă avea pe atunci? Vreo 35 de ani era un tip înalt și zdravân, cu o față inteligentă și deschisă. Cu ce se ocupa? Era ebenist. De altfel să și niște cursuri de artă decorativă. Specialitatea lui era să restaureze mobila veche. Am văzut la el niște piese admirabile lucrate în întregime din marchetărie. Locuia în același mobil cu dumneavoastră? Nu, acolo și avea numai atelierul. Venea dimineața și pleca seara. Semăna într-adevăr cu fotografia pe care ați văzut-o în ziare? Aș putea să jur, doar că nu purta mustăți și nici barbișon. Știți cumva dacă era însurat? Sigur că da, cu o femeie deoseamă cu el, care venea uneori să-l ia când își încheia ziua de lucru. Avea o fetiță de vreo șapte sau opt ani care trecea deseori pe la el când ieșea de la școală. Când l-ați pierdut din vedere? Pe la sfârșitul lui 45 sau la începutul lui 46. Într-o bună dimineață nu a mai apărut la atelier și nici în ziua următoare și nici în celelalte. Am crezut la început că era bolnav. Apoi a venit nevastă sa. Avea cheia de la atelier. A intrat și a rămas mult timp până înăuntru ca și cum ar fi făcut un inventar. Ați mai văzut-o de atunci încoace? Locuiește tot acolo și și face destul de des piața la negustorii ambulanțe pe strada ale Pic. Vremea de câțiva ani a mai văzut-o pe fică sa pe stradă. Se făcuse mare. O domnișoară în toată regula. Îmi închipui că s-o fi măritat. Ce s-a întâmplat cu mobilele din atelier? O decoratoare a venit și le-a luat. În locul lui s-a instalat un lăcătuș. Megrei arăta diversele fotografii pe care le avea cu omul din fundătura Vioforă. Colonelul le examină cu atenție. Părerea mea rămâne aceeași. Sunt de aproape sigur că el este. Eu am ieșit de mult la pensie. Vara stau pe bancă într-un parc sau pe vreo terasă și mă uit la trecători. Încerc să ghiceesc ce meserie au și ce fel de viață duc. M-am obișnuit să observ totul cu atenție. După știința dumneavoastră, omul acesta nu a avut niciodată vreun accident. Nu avea mașină. Mai există și altfel de accidente. Nu a fost rănit vreodată la cap. Colonelul se lovit peste frunte. Pă, da, sigur că da, era în toiul verii. Era foarte cal, la fel ca acum. Lucra în curte la un scaun căruia îi lipsea un picior. Mă uitam la el de la fereastră și așa am văzut ghiveciul de mușcate căzându-i în cap. Îl lovise din neatenție domnișoara Blanche de la etajul 3, în timp ce stropea florile. N-a vrut să ducă la spital și nici la vreun medic. Și a dezinfectat singur rana și s-a dus la farmacistul de vis -vis să-i facă un pansament. Cicatricea se vedea? Avea un păr foarte destufos și destul de lung care îi o ascundea. Nu vă mai amintiți nimic altceva? nu l-ați văzut niciodată în cartier. Niciodată. Dar spuneți că nevasta și fica lui locuiesc tot acolo? Înseamnă că nu s-a mutat împreună cu ele. Așa este. Știți cumva dacă o pișnuia să bea? Sigur nu bea. În fiecare dimineață către orele 10 și închidea atelierul pentru câteva minute și se ducea să bea o cafea într-un bistro mic cus din apropiere. Mai sunt în imobilul dumneavoastră locatari dintre cei ce se aflau acolo în 45? Stați puțin să mă gândesc. Portăreasa. Da, ea aceeași de atunci. Soțul ei care era agent de poliție a murit. I-a mult. Domnișoara Blanș de care v-am pomenit trăiește și acum, dar nu se mai poate ridica din fotoliu și se pare că nu mai e la fel de întreagă la minte. La alte etaje, familia Trabucet, la al treilea, lucra la fisc. E și el la pensie. Toți au îmbătrânit se înțelege. Credeți că l-ar recunoaște pe Marcel Vivian? S-ar putea, dar ferestrele familiei Trabucet dau la stradă și nu prea aveau prilejul ca mine să vadă ce să petrece în curte. Vă mulțumesc că ați venit, domnule Hugon. Cred că declarațiile dumneavoastră ne vor fi de mare ajutor. O să fiți condus de un inspector într-un alt birou unde o să vă rog să repetați ce mi-a spus mie. O să fiu chemat ca martor la curtea cu juri? Era cu totul cuprins de emoție. Ușurel, mai întâi trebuie să punem mâna pe ucigaș și să stabilim identitatea victimei. Megre deschise ușa de la biroul inspectorilor și-i făcu semnul lui Lurti, care scria cel mai repede la mașină. Îi explică despre ce este vorba și Lurti veni să l veni venit să-l ia în primire pe colonel. Se părea că de acum dă duseră de un capăt al firului. Megreu îi așteptă pe fotografi înainte de a porni pe stra spre strada pic. Știa că Mestral lucrează repede și încercă să-și înșele răbdarea deschizându-și corespondența. La zece și jumătate fotograful era acolo cu o serie întreagă de clișee. Așa pare mai tânăr nu găsiți? Ba da! Se pare că de altfel nici nu era foarte în vârstă. Medicul legist îi dă cel mult 55 de ani. Câte copii ați făcut? Aici aveți cinci din fiecare poziție, dacă pot să mă exprim așa referitor la un mort. Apropo, coaforul dumneavoastră era atât de tulburat că m-am temut să nu leșine acolo. Mulțumesc. Mai trageți-mi câteva rânduri. Vreau să le trimit la toate ziarele. Megreș vârând buzunar câte două exemplare din fiecare fotografie, iar o altă serie e o în mâna lui Coco, fotograful cel mai încăpățânat din tot Parisul. Ține, o parte din treaba e făcute. Iată clișeele cu omul nostru, acum e ras. Agenția voastră le poate reproduce și trimite la ziarele pe care le dorești. Megrei mai dădu două serii lui Leduc, care era unul dintre cei mai tineri inspectori. Merge cu la cele două ziare importante de seară. E destul de târziu, de fapt, ies din tipar de vreme după amiază. Fiți atent să le înmânați personal redactorului șef sau secretarului de reacție. În sfârșit, o, -o spre capătul coridorului, unde l scria la mașină ceea ce-i povestea colonelul. De cum îl zări, acesta se ridică dintr-un salt, așa cum făcuse și prima oară când îl văzuse. Nu-i nevoie să vă ridicați, vreau doar să vă arăt astea. Și întinse fotografiile recent primite. Încă de la prima privire pe care le -o aruncă, figura bătrânului ofițer se lumină. El e! Acum sunt sigur că nu m-am înșelat. Am bătrânit, evident, dar sigur e Vivian. Îi făcu semnul lui Lurti să continue și se îndreptă din nou spre biroul inspectorilor. Ia spălăria, Torrance. Mergem departe? În Montmartre, pe strada Lepic, mai exact. Îi arătă inspectorului fotografiile. A spus să fie ras? Dimineața asta. Am primit vizita unui fost capitan care are acum 85 de ani și care afirmă că îl recunoaște, deși nu l-a mai văzut de peste 20 de ani. Și cine Pare să că un care și avea atelierul pe strada Lepic și care a dispărut peste noapte. Acum 20 de ani? Da. Avea familie? Da. O nevastă și o fică. Au dispărut și ele? Nu. Au continuat să locuiască în cartier un număr de ani. Se urcară într-una din mașinile mici de culoare neagră ale poliției judiciare și se îndreptară spre strada Lepic, aglomerată de cărucioarele negustorilor ambulanți, Numărul 65 bis se găsea în susul străzii pe stânga. Încearcă să parchez pe undeva și vină după mine. O să fiu probabil la portăreasă. Aceasta era o femeie încă tânără și plăcută. Îl privi absent, atentă pe comisar prin ușa cu geama gheretei, apoi deschise. Ce doriți? Comisar Megre de Poliția Judiciară. În legătură cu vreunul din locatarii mei? Se miră ea. În legătură cu cineva care va fost cândva locatar. Deci nu m-am înșelat. Ce vreți să spuneți? Ieri când am văzut poza în ziar, m-am gândit pe loc la domnul Vivian. I-am spus și lăptăresei, dar am adăugat. Nu se poate să fie el. Un băiat atât de bun, de harnic, nu -o, o să cre niciodată că a ajuns vagabond. Megre îi arătă noile fotografii în momentul când Teres intră în gheretă. E un inspector de-al meu. Uitați-vă bine la pozele astea. Ho, nu e nevoie. El este. Ce mă deranja puțin ieri erau mustățile și barbișonul. Văd că a spus să fie ras. Adăugă cu ochii ațintiți asupra fotografiilor. Nici acum nu-mi vine să cred. Vă amintiți cum a plecat de aici? Îi expirase autorizația? A trimis înapoi clienților mobila la care lucra? Nu, nimic de felul ăsta. Pur și simplu n-a mai venit și nimeni nu l-a mai văzut pe aici. Nu a fost semnalată dispariția la poliție? Nu știu dacă soția lui o fi anunțat-o. Venea rare ori să-l vadă în timpul zilei. Fata lui, da, venea aproape zilnic. Trecea pe la el când se întorcea de la școală. Locuiau nu departe de aici, pe strada cu lancur, nu știu la ce număr, dar știu că stăteau chiar alături de o vopsitorie. Ați mai întâlnit-o pe soția lui? Destul de des, pe la cărucioarele negustorilor ambulanți. Își face și acum piața o pe strada Lepic. A și-a slăbit mult. Pe atunci era mai degrabă rotofeie. Nasta de vorbă cu ea? S-a uitat la mine în două sau trei rânduri, dar nu a părut să mă recunoască. E multă vreme de când ați văzut-o ultima oară. Câteva luni, poate un an. Și fata lui trebuie să aibă acum vreo 28 de ani. Am auzit, nu mai știu de la cine, că s-a mărit așa de copii. Locuiește în Montmartre? Așa cred, da, nu știu unde. Aș putea să arunc o privire în atelier. Luați-o de-a lungul culoarului și ieșiți în curte. O să-l găsiți pe domnul Benoală Cătușul. A venit deja la lucru. Domnul Benoit era un bărbat de 30 de ani cu o înfățișare foarte plăcută. Cu ce vă pot fi de folos? Me își dezvălui identitatea. Presupun că ați venit în legătură cu cel care a fost împușcat cu trei gloanțe în inimă. Azi dimineață se discuta despre asta în bistro unde obișnuiesc să beau cât un pahar în fiecare dimineață. L-ați cunoscut? Se înțelege că nu. Aveam 10 ani când a plecat de aici. În locul lui s-a instalat un tapițer care a rămas vreo 15 ani. Era deja destul de în vârstă și s-a hotărât să-și încheie zilele la țară. Atunci am închiriat eu atelierul. N-a venit nimeni să vă întrebe despre Marcel Vivian? Nu. No. dar de ieri începând, cei care locuiesc de mult aici discută într-una. Dimineața asta când îmi beau cafeaua cu cornuri, numai despre subiectul ăsta auzeam. Bătrânii și cei de o anumită vârstă și-amintesc de el și nu înțeleg cum de a ajuns vagabond. Pare să că era un bărbat frumos, înalt și puternic care avea o meserie bună și care câștiga cât se poate de bine, oră dispărut de pe zi pe alta, fără să spună nimic. Nici măcar nevestei? Tot susțin că nu. Nu știu dacă e adevărat. Vă repet doar ce am auzit și eu. Se zice că ar fi trecut câteva zile, dacă nu chiar o săptămână după dispariția lui, înainte ca ea să vină aici și să încerce să afle ceva. Asta e tot ce știu. Dar dacă vreți să auziți vorbindu-se de el, e de ajuns să vă duceți la bistroul din colț. Vă mulțumesc! Se întoarse pe strada Lepic în soții de Torans. Identitatea mortului de la Hale începea să se precizeze. Intrară împreună în micul bar din apropiere, unde se vedea dintr-o ochire că la teșgheaua de modă veche nu se aflau decât obișnuiții locului. Cu ce vă pot servi? O bere. Și mie, zise Torans. Domnea un miros plăcut de legume și fructe venind dinspre cărucioarele aliniate de-a lungul trotuarului. Patronul îi servi. Nu sunteți comisarul Megre?" Ba da, presupun că ați venit pentru omul căruia ziarele de ieri după amiază i-au publicat fotografia. Acum, toată lumea se uita la ei și mai rămânea doar de văzut cine va vorbi primul. Primul care a început să vorbească fu un bărbat voinic cu niște brațe enorme purtând un șorț alb de măcelar pătat de sânge. De unde știți că n-a o cu vreo tinerică și ei că atunci când ea a făcut vânt a mai îndrăznit să dea ochii cu sclifosita lui de acasă. Eu am ținut vreo 10 ani un rândaș. Era cel mai cuminte băiat de pe lumea asta, ceea ce nu l-am împiedicat să dispară într-o bună dimineață fără să lase un cuvânt. Plecase se cu o fată de 18 ani. El avea 45. Doi ani mai târziu i s-a găsit urma la birou de șomaj din Strasburg. Ceilalți în cuvință au dând din cap. Era bistroul specific cartierelor modeste. Majoritatea celor de aici erau meșteșugari, mici și pensionari, care veneau să-și dea pe gât băutura în mijlocul dimineții. L-a mai văzut cineva după ce a dispărut? Se priviră unii pe alții. Un cu un șorț de piele, exprimă părerea generală. Nu era chiar atât de prost încât se întoarcă aici. O cunoașteți pe nevastă sa? Nu, nici măcar nu știu unde locuia. L-am întâlnit doar aici când venea să-și bea cafeaua. Nu era prea vorbăreț. Vreți să spuneți că era mândru? Nu, nu era mândru, doar că nu prea avea chef de vorbă. Mecre își bea berea, prima din ziua aceea, le număra de acum. Când se va revedea cu doctorul, pardon, îi va comunica cifra, nu fără o oarecare mândrie. E drept că în privința tutunului avea mai puține motive de laudă și că fuma tot atâtea pipe pe zi, dar nu putea să-și taie toate plăcerile numai pentru că se apropia de 55 de ani. Eu cred că l-am întâlnit într-o zi pe strada Cosonerii, dar avea părul alb și era îmbrăcat ca un cerșetor așa că mi-am zis că nu poate fi el și mi-am văzut de drum. Cel care vorbise era un bătrânel care își bea aperitivul, o marcă ce fusese la modă în urmă cu vreo 40 de ani, dar pe care astăzi nu o mai cerea nimeni. Când a fost asta? Acum vreo trei luni, poate? Mai mult chiar, fiindcă primăvara care a întârziat anul ăsta nici nu începuse. Vă mulțumesc, domnilor! Pentru nimic, la dispoziția dumneavoastră! Sper o să puneți mâna pe secătura care l-a și cu gloanțe. Pornir în direcția străzii cu lancur, să meargă să sune la toate ușile, să întrebe portăresele, ca să o descopere pe soția lui Vivian. Asta, dacă mai locuia în cartier? Megre nu a avut destul curaj pe asemenea căldură, așa că spre comisariatul de poliție de pe strada Lambert. Cunoscuse pe vremuri un om care dispăruse în aceleași condiții ca și ebenistul, dar era greu de știu dacă și din aceleași motive. Era un industriaș prosper din Paris, aparent fără probleme. Avea cu puțin peste 50 de ani o soție și doi copii, dintre care un băiat de 21 de ani înscris la universitate. Cât despre fiica sa cu trei ani mai mică, pe seama ei nu se auzise niciodată vreun zvon răuvoitor. Într-o dimineață plecase ca de obicei la uzina lui din Levalois, își conducea singur mașina. Iar din acea clipă, vreme de mai mulți ani, nimeni nu avea să mai primească vreo știre despre el. Mașina-i fusese găsită nu departe de strada Temple. Nimeni nu știa să fie avut vreo Medicul său afirma că nu suferea de nicio boală gravă și că putea trăi încă mulți ani. Poliția îl căutase pretutindeni, numai acolo unde se afla nu. Adevărul este că se hotărâse pur și simplu peste noapte să devină vagabond își vânduse hainele unui telal de pe strada Blanc-Smanto și le schimbase pe niște boarfe în toată regula. Din momentul acela, încetase să se mai radă. Trei ani mai târziu, un furnizor de al său îl recunoscuse la Nisa, deși avea fața ascunsă de o barbă deasă. Vindea ziare pe terasele cafenelelor. Furnizorul crezuse de cuvință să semnaleze poliției și să o anunțe pe soție. Dar, când orașul a fost supus raziilor, nu i s-a mai dat de urmă. Megre se gândea deseori la el. Ar trebui să nu-l mai căutați, doamnă. Aveți acum dovada că e bine, sănătos. S-a hotărât însă să ducă viața care îi place. Doar nu să-mi spuneți că a devenit cu bună știință, vagabond. Soția nu înțelesese. Omul își păstrase actul de identitate și în felul acesta familia a putut fi anunțată când a murit, după vreo 15 ani, în cartierul vechi al Marsiliei, care mai exista pe vremea aceea. Bună ziua, domnule Dubois! îi spusemegre agentului de poliție municipal care stătea în spatele ghișeului. Printr-o minune, sau poate din pricina sezonului, comisariatul era gol. Șeful ei și puțin adinea urda se întoarce repede. Nu pentru el am venit. Aș dori numai să aruncați o privire prin registre și să-mi spuneți dacă o anumită doamnă Vivian, Marcel Vivian, mai locuiește în cartier. Nu-i cunoașteți ultimul domiciliu? Era pe strada cu lancur, dar nu cunosc numărul. Adresa ei recentă? Nu. În urmă cu vreo 20 de ani. Agentul deschise câteva registre mari de culoare neagră și își plimbă degetul de-a lungul anumitor pagini. După un sfert de oră se lămurise. Numele mic e Gabriel? Exact. Figurează-o la numărul 67 de pe strada cu Vă mulțumesc, domnule Dubois. M-ați scutit de cel puțin o oră de mers din ușa în ușă că strada cu e lungă. Cei doi luară mașina, deși nu erau decât vreo 300 de metri de parcurs. Numărul 67 se afla cam în dreptul pieții Constantin Pechior. Vreți să vă însoțesc? Cred că e mai bine să mă duc singur. În doi, s-ar putea să o speriem. Vă aștept la braseria și manier. Faimoasa braserie era la doi pași. Megre bătu la ușa de la ghereta portăresei, unde văzu o femeie destul de tânără, aranjând niște fructe într-o farfurie. Intrați! Megre închise ușa. Cu ce pot să vă fiu de ajutor? Aș dori o informație. Doamna Vivian mai locuiește aici? Da, la patru. În același apartament pe care l-a ocupat împreună cu soțul ei? Pe atunci încă nu eram portăreasă, eram prea tânără. Dar cred totuși că a schimbat etajul ca să aibă un apartament mai mic, două camere și bucătărie care dă spre curte. Știți cumva dacă e acasă? Mai mult ca sigur că da. Nu iese decât de dimineață, de vreme, la cumpărături și nu zilnic. Comisarul se îndreptă spre un ascensor strâmt când porterea sa ajunse din urmă și îi spuse Ușa din stânga. Mulțumesc. Megre era mai nerăbdător ca oricând. Avea impresia că e pe cale să-și atingă scopul și că peste câteva minute doar avea să știe totul despre omul din fundătura Viofor. Apăsă butonul și auzi o sonerie în spatele ușii. Apoi ușa se deschise și o femeie destul de în vârstă cu trăsături aspre îl privind cruntând din sprâncene. Doamna Vivian? Ce vreți de la mine? Sunteți iarist? Nu. Sunt comisarul Megre de la Poliția Judiciară și cred că dumneavoastră mi a telefonat ieri. Ea nu spuse nici da, nici nu și nici nu-l invita să intre. Se uita unul la celălalt șovăitori și comisarul fucel care se hotărâ până la urmă să împingă ușa și să intre în vestibul. N-am nimic de spus. Rostia ca și cum decizia ar fi fost definitivă. Nu vă cer decât să-mi răspundeți la câteva întrebări. O ușă deschisă de spre un fel de salon ce părea mai degrabă un atelier de croitorie. Mașina de cusut se afla pe o măsuță, iar pe masă se găseau câteva rochii neterminate. V-ați făcut croitoreasă? Fiecare își câștigă existența cum poate. Scaunele erau la fel, de încărcate ca și masa, astfel încât Megre rămase în picioare. Interlocutoarea lui nu se așeză nici ea. Ceea ce frapa la ea era asprimea feței și ținuta rigidă. Se vedea că avusese mult de suferit și că se împietrise parcă, închizându-se în sine. Probabil că pe vremuri fusese destul de drăguță și se îmbrăcase cu grijă în culori vesele, dar încetase de mult să o mai preocupe felul cum arăta. Două persoane, mai exact două femei, mi-au telefonat ieri ca să-mi pun aceeași întrebare și amândouă au închis imediat, de parcă n-ar fi vrut să fie identificate. Presupun că cea de-a doua era fica dumneavoastră. Ea nu răspunse nimic. E măritată? Are copii? De ce vă interesa? N-am putea fi lăsate și noi în pace. Dacă o să o țineți tot așa, o să dea abuz știi, și fotografii. Pot să vă promit că nu o să le dau adresa dumneavoastră. Ridică din numeri ca și cum s-ar fi resemnat. Soțul dumneavoastră a fost identificat de mai multe persoane, așadar nu mai este nicio îndoială. Știați ce a ajuns? Nu. Ce v-a spus când a plecat acum 20 de ani? Nimic. Nu remarcaseți nimic deosebit la el în ultima vreme. A impresia că femeia trebuie să rize, dar nu putu fi sigur. Era la fel ca întotdeauna. Vă înțelegeați bine? Eram soția lui. Se pot întâlni și soți care se ceartă într-una și își fac viața imposibilă nu era cazul nostru. I se întâmpla să iasă seara singur. Nu, îl însoțeam de fiecare dată. Unde vă duceați de exemplu? La cinema sau ne plimbam prin cartier. În zilele dinaintea plecării n-a părut preocupat. Nu. Megre avea impresia că ea se limita atât de des la monosilabe pentru că mințea. Aveați prieteni care vă veneau în vizită? Nu. Rude atunci? Niciunul dintre noi nu avea rude la Paris. Unde l-ați întâlnit? magazinul unde lucram. Avea tenul palid și mai... și... Avea tenul palid al celor care trăiesc închiși în casă și trupul ei își pierduse cu totul suplețea. asta e tot. Aveți o fotografie de-a lui? Nu. Văd că e una pe cămin. Fotografia înfățișa un Marcel Vivian tânăr, bine dispus și gata să râdă. O să vă poezii, imediat ce va fi copiată. Am spus nu, doar nu vreți să-mi luați și ce mi-a mai rămas. Făcu un pas spre ușă. Ați putea să-mi dați adresa ficei dumneavoastră? Pe -a mea de unde ați luat-o? De la comisariatul de poliție. Femeia a părut pe punctul de a-i spune că nu are decât să o obțină la fel și pe cea a ficei sale, după care însă dădu din numeri pentru a doua oară. A avea doar opt ani când el a plecat. E măritată, nu e așa? Pe cămin se mai afla fotografia a doi copii care păreau de vreo patru și șase ani. Da, E măritată. Se numește acum Modet de la VO și locuiește pe strada Marcadet, numărul 12. Și acum aș dori să mă lăsați. Am o clientă care trebuie să vină la probă după amiază și încă nu i-am montat rochia. Vă mulțumesc, doamnă. Rostime greu, nu fără ironie. Pentru nimic. Ar mai fi avut multe întrebări să-i pună, dar simțea că ar fi fost inutil să încerce. Era nevoie de prea mult timp ca să-o presupunând că ar fi reușit vreodată să o facă îl găsi pe Torens pe terasa de la șemanier. Nu vreți o bere?" îi propuse inspectorul. Megre se lăsă ispitit. Era cea de-a doua pe ziua aceasta. Cum e?" Neînduplecată. Îi purta o oarecare pică pentru că îngreuna lucrurile cu muțenia ei, dar în fond o înțelegea. Avea oare să ceară corpul soțului pentru a-i face mormântarea cum se cuvine?" Se gândise oare la asta, înainte ca Megre să o descopere pe strada cu lancur? Ghicindu-i parcă gândurile, Torans mormăi. Va trebui totuși să fie îngropat. M da. Și ziariștii și fotografii or să dea năvală. Dumă pe strada mercade la numărul 12. Era la doi pași. Știu, în Montmartre totul e la doi pași. Era totodată unul din cartierele Parisului unde oamenii se mutau cel mai rar. Unii dintre ei nu coborau aproape niciodată în oraș. Mergem la fică sa? M da. Casa era asemănătoare cu cea de pe strada cu lancur, cu deosebirea că era ceva mai nou și că avea un ascensor mai mare. Urca singur? Da, nu cred că o să stau prea mult. Dacă judecăm după felul cum m-a primit maică sa... Se informa la portăreasă, care era destul de bătrână. A doua pe dreapta s-a întors cu copiii chiar acum un sfert de oră. Soțul ei vine să mănânce acasă? Nu, nu are timp, are un post important. E șef de raion la Bon Marché. Megre urcă la etajul 2 și sună la ușa din dreapta din spatele căreia se auzau voci de copii. Apartamentul era luminos și la ora asta inundat de soare. Tânăra care-i deschise se-l privea suspicioasă. Nu sunteți comisarul Megre?" Ba da." Cine v-a dat adresa mea?" Mama dumneavoastră cu care am vorbit adineauri." A acceptat să vă primească?" Da, doar nu are de ce să se teamă, nu?" Sigur că nu, da nu suportă să-i se pomenească de trecut." Și totuși, păstrează o fotografie de-a tatălui dumneavoastră pe cămin. Cei doi copii în genunchi se jucau cu un trenuleț electric. Ce nu pot eu să înțeleg este faptul că ați închis telefonul când eu aveam atâtea întrebări să vă pun. Nu vreau să fiu arătată cu degetul în cartier. Oamenii ce cred? Că tatăl meu a murit acum 20 de ani și că m mai văduvă. Presupun că o să se ducă să-l recunoască și că o să ceară permisiunea să-i facă o înmormântare onorabilă. Nu m-am gândit la asta l ați fi lăsat amândouă să fie aruncat în groapa comună? Vă repet că nu mă gândisem la asta. Vi-l mai amintiți pe tatăl dumneavoastră? Chiar foarte bine, nu uitați că aveam opt ani când a plecat. Ce fel de om era? Era un bărbat frumos, foarte puternic și aproape tot timpul vesel. Mă lua adesea cu el la plimbare, îmi cumpăra înghețată și mă lăsa să fac tot ce-mi trecea prin cap. Și mama nu? Mama era mai severă, se temea tot timpul să nu mă murdăresc. Cum ați știut că tatăl dumneavoastră nu se mai întoarcă? v trimis o scrisoare?" Da, că a făcut-o cumva. Mama nu mi-a spus niciodată." Mama își petrecea tot timpul pândindu-i întoarcerea și se ducea zi de zi la atelier pe strada Lepic ca să vadă dacă e acolo. Nu vă sărise nimic în ochi în ultima vreme?" Nu, mama nu v-a spus nimic." Abia de-am putut scoate de la ea câteva cuvinte. Credeți că ascunde ceva?" Nu știu, nu am întrebat-o niciodată nimic, dar am impresia că mi-a ascuns mereu ceva." Acum că nu mai sunteți o fetiță, pot să vă întreb dacă n-ați auzit vorbindu-se de vreo amantă. Ea se înroșii. E curios. Și eu m-am gândit. Dar cu viața pe care o ducea, nu mi se pare verosimil. Nu cred că ne-ar fi părăsit pentru o femeie sau atunci ar fi făcut-o pe față. Avea prieteni? Eu nu-i știam. Nu ne vizita nimeni acasă. Și nu era omul care se ducă să joace cărseară la cafenea. Părinții dumneavoastră nu se certau niciodată? Eu nu i-am văzut certându-se. N-aveți idee din ce motiv a ajuns vagabond? Nu, nici cea mai mică idee. Și până ieri nici n-aș fi crezut așa ceva. Era catolic? Nu, nu avea nicio religie și nu m-am împins spre niciuna. Dar nu era împotrivă, era indiferent pur și simplu. Și dumneavoastră? La fel. Dar mama dumneavoastră? În tinereți a fost destul de credincioasă, dacă când s-a măritat a să mai fie. S-au căsătorit totuși la biserică. Desigur că, din tradiție. Mergeți des la mama dumneavoastră. Nu, ea vine aici aproape în fiecare duminică să-i vadă pe copii. Le aduce dulciuri? Nu-i stă în fire. Nu încearcă să se joace cu ei. Nu, stă pe un scaun dreaptă, fiindcă nu vrea niciodată să se așeze într-un fotoliu și să uită la ei cum se joacă. Uneori, ni se întâmplă să profităm de ocazie și să mergem la cinema, soțul meu și cu mine. Vă mulțumesc. Nu mai aveți nimic să-mi spuneți. Nu, aș vrea să nu am de-a face cu ziariști și fotografii. Voi face tot ce-mi stă în putere, dar când mama dumneavoastră se va duce să-l recunoască, va fi destul de greu să oprești ziarele să vorbească. Vreți să încercați totuși, vă rog? În momentul în care punea mâna pe clanța ușii, ea adăugă. Poate fi văzut? Da, aș vrea să-l văd. Spre deosebire de mama ei, fica își pierduse răceala. Probabil că fusese genul de fată care și-a dorat tatăl. Capitolul 3 La două și jumătate me grebătea la ușa cabinetului judecătorului de instrucție. Pe culoarul lung așteptau mai mulți oameni ocupând toate băncile, unii dintre ei între doi jandarmi și cu cătușe la mâini. Domnea o tăcere de mănăstire. Intrați! Cabinetul judecătorului Casur se afla într-o aripa clădirii care nu fusese încă modernizată, astfel încât ai fi putut crede într-un roman de balzac – la fel ca în școlile de odinioară, biroul vopsit în negru era julit și plin de crestături, iar într-un col se ridicau stive de dosare puse de-a dreptul pe podea. Cu toate că nu purta mânecuțe de lustrin, grefierul părea să se afle și el aici încă din secolul trecut. Luați loc, domnule Megre! Ca sur nu trecuse de 30 de ani și odinioară ar fi fost de neconceput să ocupe deja un post la Paris. De obicei, Megre se temea de magistrații tineri, doldora de teorii pe care abia le asimilaseră și pe care țineau morții să le pună îndată în practică. Ca sur se cu aceștia doar la prima vedere. Era un tânăr înalt și suplu, îmbrăcat cu un gust de săvârșit și care părea încă student. Din moment ce ați dori să mă vedeți, presupun că aveți niște informații noi. Aș vrea să vă pun la curent cu mersul anchetei, într-adevăr. De obicei, poliția așteaptă până în ultimul moment ca să ia legătura cu noi, în afară de cazul când are nevoie de mandat de arestare Zâmbetul lui avea o nuanță de nostalgie. Aveți reputația de a vă duce pretutindeni pe teren, de a le interoga pe portărese în ghereta lor, pe meșteșugari în atelierul lor, pe gospodine în bucătărie sau în sufragerie. Așa este. No, nu, nu ne este permis așa ceva. Tradiția ne cere să stăm izolați în cabinet, cu excepția a ceea ce se cheamă descinderea parchetului unde ne pierdem printre toți specialiștii, astfel încât nu-i decât o formalitate la urma urmei. Am aflat din ziare că vagabondul nostru este un anume Vivian și că a fost ebenist. Exact. Aveți o cât de vagă idee asupra motivului care l-a făcut să-și lase familia și atelierul ca să devină vagabond? Am stat de vorbă cu soția și fica lui. Niciuna nu mi-a putut răspunde la întrebarea aceasta. Am mai cunoscut un asemenea caz pe vremuri, iar la Londra un bancher englez foarte cunoscut a făcut exact același lucru. Când a dispărut? În 1945. Avea vreo amantă, un almenaj? Până acum este imposibil de știut. Oamenii mei au cernut între cartierul. Cercetările merg greu pentru că nu ne putem adresa decât unor oameni de o anumită vârstă. Dimineața asta am interogat de poman o grămadă de comercianți și mici rentieri din cartier. E vorba de bistroul unde Vivian venea să-și bea cafeaua dimineața. Era bine cunoscut, dar nu se știa aproape nimic despre el fiindcă nu se împrietenea cu nimeni. Curios că după 20 de ani cineva se hotărăște deodată să-l Pentru asta e și răscoles cu atâta disperare trecutul. Doar dacă am admite că un maniac sau vreun nebun l-a atacat dintr-o dată pe primul vagabond întâlnit în cale, ceea ce este puțin probabil. Cum e soția lui? Dezagreabilă. E adevărat că viața n-a prea răsfățat-o. S-a trezit într-o bună zi fără niciun venit și cu o fetiță de 8 ani de crescut. Norocul ei a fost că știa ceva croitorie. A început să lucreze pentru vecine, după care și-a mai mărit puțin clientela. Nu s-a mutat? Nu. Locuiește la aceeași adresă pe strada cu la, pe, la, fel ca pe vremea când trăia soțul ei. A schimbat doar etajul ca să se mute într-un apartament mai mic și mai ieftin. E o femeie care nu are vârstă, cum nu are nici o rațiune de a mai trăi. Are ochii puțin cam fix și cu pupilele șterse, cu au cei care au suferit mult. Nu știe nimic în legătură cu dispariția soțului ei. N-am putut să-i spun mai mult decât câteva cuvinte. Dacă știe ceva, atunci ține pentru ea și nimic nu o să o facă să schimbe hotărârea. Dar fica are 28 de ani. S-a mărit cu un șef de raion de la Bon Marche pe care nu l-am cunoscut. E ceva mai vorbăreață decât mama, dar de stă și ea în defensivă. Are doi copii de 6 și de patru ani, fată și băiat. Se are bine cu mama ei? Mai mult sau mai puțin. Se văd aproape în fiecare duminică datorită copiilor, dar cred că între ele nu e prea multă efuziune. Odet, fica, avea un cult pentru tatăl ei pe care și-l păstrează cu gelozie. Oricum, cred că în după amiază asta sau mâine se vor duce să recunoască corpul la Institutul Medicolegal. Împreună, m mira, cred că vor merge separat. i a spus fiecareia că se pot ocupa de acum de mormântare. Se tem rău de tot de ziarii și de fotografii. Dacă nu aveți nimic împotrivă, o să procedez de așa manieră încât să nu fac public lucrul ăsta. Desigur, le înțeleg cât se poate de bine. Încă nu aveți nicio bănuială despre cine a putut comite crima. Până în momentul de față, nu există nicio pistă. Cred că n-am mai întâlnit în toată cariera mea un om atât de singuratic. Nu numai că trăia singur într-o casă părăsită unde nu mai avea nici măcar apă și lumină, dar e aproape imposibil de afla cum își petrecea zilele. Medicul Legis, ce spune? Vivian era sănătos, perfect sănătos. Arăta de vreo 65 de ani, dar din câte se pare nu avea decât 55, iar organismul ei era în perfectă stare. Vă mulțumesc că m-ați ținut la curent. Dacă înțeleg bine, ancheta are toate șansele să dureze. Doar vreun noroc neașteptat, o întâmplare. Sau dacă doamna Vivian ar binevoi să iasă din muțenia ei, de exemplu, sunt convins că n-ar putea spune multe lucruri. Megre se întoarse în biroul său și telefonă la Institutul Medicolegal. Alo, mi-ați putea spune dacă o anumită doamnă, Vivian, a venit să-și recunoască soțul? A plecat acum vreo jumătate de oră. E sigură că este el? L-a recunoscut pe loc. A plâns? Nu. A rămas o bucată de timp nemișcată, privind-l încremenită din cap până în picioare. M-a întrebat când se va putea ocupa de mormântare, și am sfătuit-o să vorbească cu dumneavoastră. Doctorul Lagodinec nu mai are nevoie de cadavru, s-a străduit din toate puterile. Vă mulțumesc. Probabil că veți primi tot astăzi vizita unei tinere. E fica lui. Îi stau la dispoziție. Megre deschise ușa de la biroul inspectorilor și îl chemă pe Torans. Nimic nou? Așa cum ați aș cerut șase oameni bat străzile cu lancuri și le pic, interogându-i pe comercianți, pe clienții din baruri și cafenele, ba chiar și pe simplii trecători în vârstă, care ar fi putut să-l cunoască pe Vivian înainte de dispariție. Nimic nu dovedea că atunci când îi părăsise pe ai lui și atelierul, fără să lase vreo urmă cât de neînsemnată, devenise dintr-o dată vagabond. Putea să se fi mutat în alt cartier sau să fi trăit un număr de ani în provincie. Neputând acoperi întreaga Franță, Megre se limita la Montmartre, fără să poată spune de ce. Ceva mai târziu îi telefonă doamnei Vivian, al cărei număr îl găsi în cartea de telefon. Se întorsese acasă și răspunse cu aerul temător al cuiva, care se așteaptă tot timpul să primească vești proaste. Alo, cine-i la telefon? Megre, am aflat că v-ați dus să recunoașteți cadavrul. E vorba într-adevăr de soțul dumneavoastră. Ea lăsă să cadă un da sec. S-a schimbat mult în 20 de ani, ca toată lumea. Tocmai am ieșit din cabinetul judecătorului de instrucție, I-am vorbit de mormântare și e de acord să vi se dea corpul ca să faceți cele de cuvință. E de acord ca presa să nu fie ținută în măsura posibilităților la curent. Mulțumesc! Îmi închipui că nu doriți să aduceți corpul acasă la dumneavoastră. Bineînțeles că nu. Când credeți că va avea loc în mormântarea? Poi mâine, așteptam să-mi dați de știre ca să chem un funcționar de la pompele funebre. Nu aveți loc într-unul din cimitirele Parisului? Părinții mei nu erau bogați. În acest caz, probabil că în humarea va avea loc la cimitirul Ivrii. Acolo e și mama. N-ați luat legătura cu fica dumneavoastră? Încă nu. V-aș ruga să mă anunțați la ce oră va fi în mormântare. Tonul întrebării nu era deloc amabil. Nu aveți de ce să mă vă temeți, nici nu o să mă vedeți. Dar dacă ziariștii n-or să vă -ți țină scai și o să vă urmărească, o să fac în așa fel încât asta să nu se întâmple. Nu am încotro, nu-i așa? Era plină de mărăciune, așa cum nu încetase să fie de 20 de ani. Oare așa îi era caracterul? Așa fusese oare și pe vremea când trăia soțul ei? Megreș punea toate întrebările imaginabile, inclusiv unele care ar fi putut părea ridicole. Se străduia zadarnic să reconstituie în gând personalitatea lui Marcel Vivian, cel mai singuratic dintre singuratici. Cei mai mulți oameni, oricât de tare ar fi, au nevoie de relațiile cu ceilalți. El nu a avusese. Se instalase într-o casă mare și goală, care putea fi demolată în orice clipă, și aduna în cameră obiectele cele mai inutile și mai neverosimile. Ceilalți vagabonzi nu-l cunoșteau decât din vedere. Unii încercaseră să intre în vorbă cu el, dar Vivian își văzuse de drum fără să răspundă. Nici la domnul Joseph, unde se ducea de două-trei ori pe săptămână ca să câștige cinci franci, nu era mai vorbăreț, stând cu privirile ațintite în oglinda din fața lui mântarea are loc mâine după amiază, îi comunică megre lui Torans. I-am promis că vom face imposibilul ca presa să nu afle nimic. Sunt ziariși care sună de câteva ori pe zi. Trebuie să li se răspundă că nu avem nimic nou. A, asta și fac la fel și ceilalți colegi când lipsesc eu, dar ei sunt convinși că li se ascunde ceva. Ceea ce era cât se poate de adevărat, desigur. Un reporter întreprinzător nu ar putea oare să descopere la rândul său ceea ce descoperise și megre? A doua zi, oamenii de la Poliția Judiciară continuară să arate pretutindeni fotografiile lui Marcel Vivian și să pună întrebări la care nu primeau niciodată răspunsul așteptat. Megrei telefonase odetei de la vo, fusese și ea la rândul ei să-și recunoască tatăl. Știți când au loc funeraliile? Mama nu v-a spus. Ultima dată când am vorbit cu ea la telefon, nu luase încă legătura cu funcționarul de la pompe funebre. În mormântare are loc mâine la nouă dimineața a fi și o ceremonie religioasă. Nu, nu se va merge la biserică, nu vom fi decât mama, soțul meu și cu mine, care vom însoți mașina mortoară până la ivri. Păcat că Megre trebuise să promită că ziarele nu vor fi ținute la curent. Poate că aflând de mormântare, ucigașul s-ar fi învârtit prin apropierea Institutului medico -Legal sau la cimitir. Îl cunoscuse oare într-adevăr pe Vivian în urmă cu 20 de ani? Nimeni n-avea cum să o știe. Vagabondul putuse la fel de bine să-și atragă la un moment dat ura cuiva oarecare, sau poate că vreun alt vagabond își zisese că ascundea ceva bani în camera lui, puțin probabil. Un vagabond posedă rare ori, dacă nu chiar niciodată, o armă de foc și cu atât mai puțin un pistol de calibrul 32, dar câte nu se putuse întâmpla în 20 de ani. Cu toate acestea, Megre revenea într-una la dispariția lui Vivian, la ziua în care plecase de acasă, ca în fiecare dimineață, fără să mai ajungă vreodată la atelierul de pe strada Lepic. Fusese oare vorba de o femeie? Dar de ce ar fi părăsit-o el ca apoi să ajungă vagabond? Dintre scrisorile sosite la poliția judiciară, în urma publicării fotografiilor și articolelor, niciuna nu pomenea de existența vreunei femei necunoscute în viața lui Vivian. În seara aceea, vrând să mai uite de întrebările care îl frământau, megre se uită la televizor unde rula un western. După ce spălă vasele, doamna Megre veni să se așeze lângă el, având grijă să nu-l săcăie cu întrebările. Mâine dimineață mă trezești cu o jumătate de oră mai devreme. Ea nu-l întrebă de ce. El fu cel care adăugă. Merg la o mormântare. Ea înțelese despre ce mormântare era vorba și i-a duse prima ceașcă de cafea la ora șapte. Îi ceruse lui Toran să vină să-l ia la opt și jumătate cu una din mașinile poliției judiciare. Toran fu punctual. Mergem mai întâi la Institutul Medico-Legal? Da. Mașina mortoare era trasă deja lângă trotuar împreună cu o mașină trimisă de pompele funebre. Cele două femei și soțul Odetei se aflau înăuntru la acesteia și Tora a oprit suficient de departe pentru a nu fi remarcați. Nu se vedea în jur niciun ziarii sau fotograf. Patru oameni aduse răsicriul, care părea foarte greu, și câteva minute mai târziu convoiul pornea spre Ivri. Încă din ajun cerul se înnourase și vremea se răcise. Buletinele meteorologice anunțau timp ploios în partea de vest și la Paris spre sfârșitul după amiezii. Torans ține o distanță față de mașina în care se afla familia defunctului. Megre își fuma pipa fără să spună nimic, cu privirea țintită drept înainte, ne lăsând să se ghicească la ce se gândește. Torans îi respectă tăcerea, ceea ce nu-i fu deloc ușor, el fiind inspectorul cel mai vorbăresc din toată poliția judiciară. Mașina mortoară străbătu aproape jumătate din cimitir și se oprin cele din urmă în fața unui mormânt deschis într-un sector nou, unde se mai aflau destule altele goale. Megre și inspectorul lui se ținau la mai mult de vreo sută de metri. Doamna Vivian, fica ei și Delavo, stăteau nemișcați pe marginea gropii în vreme ce sicriul era coborât. Cele două femei aveau fiecare câte un buchet de flori în mână. Când groparul îi întinse lopata croitoresei ca să arunce primii bulgări de pământ, Spre surprinderea lui Megre, femeia dădu din cap și se mulțumi să arunce florile peste sicriu. Odet făcu la fel, încât până la urmă nu-i rămase decât lui de la vos să arunce prima lopată de pământ. Era prea tânăr ca să-l fi cunoscut pe Marcel Vivian. Megrei dădea vreo 30 de ani. Era îmbrăcat în negru, ceea ce constituia probabil ținuta lui de la Bon Marché. Era un bărbat destul de frumos și purta mustăți aproape negre de aceeași culoare cu părul. Totul se terminase. Ceremonia, dacă putea fi numită, astfel nu durase mai mult decât de, câteva minute. Mașina rezervată familiei plecă. Egrescrutase împrejurimile și nu zărise nicio siluetă suspectă. Se părea că acum, când vagabondul său fusese îngropat, adevărul se îndepărtase și mai tare de el. Era destul de prost dispus. Continua să tacă de parcă ar fi răscolit pe toate fețele întrebarea lui. De ce Marcel Vivian fusese ucis fără ca măcar salteaua în care oamenii săraci au obiceiul să ascundă banii să-i fi fost desfăcută? Involuntar, Megre se întorcea neîncetat în urmă cu 20 de ani și acesta era motivul pentru care trimisese șase inspectori în Montmartre. A avut o surpriză plăcută când se întoarse la poliția judiciară. Unul din cei șase inspectori îl aștepta surescitat. Ce ai descoperit? Pe ce dată a dispărut Vivian? Pe 23 decembrie. Și nimeni nu l-a mai văzut de atunci. Exact. Ea cumpăra vreun cadou de Crăciun fiicei sale? Nu mi-a trecut prin minte să o întreb pe nevastă sa. Cunoașteți braseria numită lui Sirano din Piața Blanche? Da. Unul din chelneri care are vreo 60 de ani și căruia i-am arătat fotografiile. L-a recunoscut pe Vivian. Când l-a cunoscut? După 23 decembrie, era pe la sfârșitul lui ianuarie, anul următor. Cum de poate fi atât de sigur după atâta timp? fiindcă el a început să lucreze la Sirano chiar în ianuarie. L-a văzut pe Vivian de mai multe ori? Da, de vreo 10 ori, pe puțin, în ianuarie și februarie, 46. Nu era singur. l însoțea o femeie foarte tânără, o brunetă micuță care își trecura mereu mâna între lui. Pe la ce ora apăreau la Sirano? Pe la 11 sau 11 și jumătate după ultimul spectacol la cinema. Chelnerul e sigur că îl recunoaște pe Vivian? Susține că da, fiindcă nu obișnuia să bea decât apă minerală, în timp ce prietena lui comanda un, un controa. Era prima oară când lucra într-o cafenea. Înainte lucrase ca ospătar de etaj la un hotel important de pe bulevarde. Nu i-a întâlnit decât la braserie? Da. Julian, așa l cheamă pe chelner, locuia destul de departe pe bulevardul Ceapel. Când a încetat să mai vină? După vreo două luni. Și nu l-a mai văzut niciodată pe Vivian? Nu. Nici pe femeie? Nu. Nu i s-a întâmplat să-l audă spunându-i pe nume? Nu, se pare că asta e tot ce știe. Ce reieșea din relatare, dacă Julian nu se înșela, era că Vivian nu-și părăsise familia și atelierul ca să devină vagabond. Plecase din pricina unei femei. Intenționase, fără îndoială, să-și refacă viața. Cum se face că rămăsese în cartier? Țirano se afla la 200 de metri de atelierul său și la mai puțin de un kilometru de apartamentul în care soția și fica lui continuau să locuiască. Nu se temuse că va fi recunoscut? Sau poate că îi fusese indiferent? Își anunțase oare soția că avea să trăiască de acum înainte cu o altă femeie? Acesta să fie motivul atitudinii atât de aspre a doamnei Vivian? Întoarceți-vă în după miaza asta în cartier și întrebați-i mai departe pe oameni. Poate că mai sunt și alți chelneri în vârstă. La Sirano chiar? Poate chiar patronul? Patronul nu are nici 30 de ani. Este fiul fostului proprietar care s-a mutat la țară. Trebuie să aflăm unde anume. Bine, șefule! Sunt prin cartier o groază de hoteluri modeste. Trebuie vizitate și ele. Pe vremea aceea era imposibil să găsești un apartament. Megre era convins că în cele din urmă se va duce în persoană la Sirano și că va da târcoale prin cartierul Roșecușar. Se întoarse pentru prânz acasă, dar l-o mai întâi un aperitiv la braseria Dofin, după care se urcă într-un taxi. După cum prevăzuse, Megre se afla pe la două și jumătate lângă terasa Sirano. Piața Blanche era destul de animată din pricina autocarelor și a turiștilor în grupuri, care umblau ciorchine cu aparatele de fotografiat pe umăr. Toți, sau aproape toți, fotografiau mula în ruj aflată în imediată apropierea braseriei. Terasa era plină și nu găsi niciun loc. Chelnerii care se strecurau printre măsuțe, trei la număr, erau destul de tineri, în întunericul din interiorul localului, Megrel văzu pe unul care nu avea cu mult sub 60 de ani. Intră și se așeză pe o banchetă. O bere! Nu luase cu el pe Torans, fiindcă începuse să se simtă oarecum jena din pricina interesului său crescând în privința lui Marcel Vivian. Dumneavoastră sunteți Julian?" întrebă el când fu servit. Cu dumneavoastră a vorbit unul din oamenii mei în dimineața asta?" Sunteți comisarul Megre? Da. Sunt foarte onorat să vă cunosc. Cred că i-am spus inspectorului dumneavoastră tot ce știu. Amintirile dumneavoastră se referă într-adevăr la anul 1945? Da. Motivul pentru care sunt atât de sigur, așa cum i-am spus și inspectorului în dimineața asta, este faptul că era primul meu post aici. E vorba deci de sfârșitul lui decembrie și începutul lui ianuarie? De asta sunt mai puțin sigur. La sfârșitul lui decembrie, din cauza sărbătorilor, e o asemenea aglomerație că nu prea ai timp să-i observi pe clienți. Fu chemat de la o masă din al doilea șir și, după ce luă comanda, se întoarse cu două halbe de bere. Scuzați-mă, dar sunt singur aici înăuntru, ceilalți se ocupă de terasă. Ce spuneam? Ianuarie, da, și februarie e posibil, deoarece mă obișnuisem cu ei, dar a trebuit să treacă ceva timp. N-aveți niciun dubiu în ce privește identificarea lui Vivian? Nu știam cum îl cheamă, dar sunt sigur că el era cel ce venea aici, aproape în fiecare seară cu o fată drăguță. Și aproape la aceeași oră când se ieșea de la cinema? Da, asta m-a frapat, nu știu de ce. Ați mai recunoaște-o pe fată? Știți, pe femei e mai greu să le recunoști după 20 de ani. Dar îl străfulgeră o idee. Dar pe ea da, aș recunoaște-o. De ce? Avea o pată vineție pe obraz. Pe care? Pe dreptul sau pe stângul? Stați puțin!" Se așezau mereu aproape la masa asta. Deci când veneam să-i servesc, îi vedeam obrazul stâng. Se îndepărtă din nou ca să se ocupe de un client nou care ceruse un coniac cu apă. N-ați mai văzut-o pe fată cu vreun alt bărbat? Nu, nu mi-amintesc, cred că mi-ar fi atras atenția, pentru că mă obișnuisem cu ea și cu felul ei de a se îmbrăca. Cum era îmbrăcată? Nu, mai în negru, o rochiță de mătase neagră și un mantou negru cu guler de blană. Avea o mașină? Nu, veneau pe jos ca și cum ar fi locuit prin apropiere. Li s-a întâmplat să iau un taxi. Văzuse că exista o stație chiar în fața braseriei. Din câte știu eu, nu. Și când ieșeau de aici, nu se îndreptau spre intrarea de la metrou. Nu, mi-am zis că stau prin apropiere. După miezul nopții e altceva. Cabaretele sunt invadate de o clientelă cosmopolită. Aici însă e ca și cum am fi pe celălalt mal al Senei. E o mare diferență între cele două părți ale bulevardului. Deodată se lovi peste frunte. Cum am putut să vă spun asta? nu e așa că v-am pomenit 1945? Ce să fac tot răspunzând la atâtea întrebări? 2946 1946 e vorba bineînțeles. În 1945 lucram încă la Grand Hotel, eram chelner de serviciu pe etaj. Mai plecă odată să încaseze o notă de plată la o masă. Când se întoarse, explică. Îmi place cartierul ăsta, e deosebit de restul Parisului. Există încă destui meseriași care și-au atelierele prin curți. Mai sunt și mulți salariați de asemenea funcționari și vânzători. În fine, mici rentieri care sunt prea atașați de Montmartre ca să se mute la țară la bătrânețe. Mai pot face ceva pentru dumneavoastră? Nu cred. Dacă se întâmplă să vă mai amintiți ceva interesant, fiți drăguți și telefonați la Chede Zorfevră. Vine, vine, strigă el spre alți patru clienți noi care nu mai aveau răbdare. Norii începeau să se strângă înspre apus, în timp ce jumătatea cealaltă de cer rămânea aproape senină. Din când în când se o adiere. Megre își bea berea încet, promițându-și că e ultima din ziua aceea. Era pe punctul de a-și plăti consumația când clientul de alături s-a plecat spre el. Am înțeles bine. Sunteți comisarul Megre? Scuzați-mă că intru în vorbă așa." Era foarte gras și roșu la față, cu bărbie triplă și o burtă enormă. M-am născut în Montmartre și am trăit aici toată viața. Am avut o prăvălie de rame și o oglinzi pe bulevardul ro ro Roșie Roșe cu șart. Am renunțat la ea acum trei ani, dar mi-am păstrat toate obiceiurile. Megrel priva curios, neînțelegând unde vrea să ajungă. Am auzit fără să vreau o parte din conversația pe care ți avut-o cu chelnerul. Era vorba de vagabondul care a fost asasinat într-o casă părăginită de la Hale, nu-i așa? M-am uitat cu atenție la pozele din ziar și sunt sigur că nu mă înșel. L-ați cunoscut? Da, L-ați mai văzut de curând? Nu, nu, l-am mai văzut de 20 de ani. L-am recunoscut mai bine după fotografiile unde nu avea mustață. Ați fost la atelierul lui din strada Lepic? Nu, dacă e să mă iau după ce spun ziarele, pe vremea aceea nici nu mai era acolo. Ca și Julian l-am cunoscut în 46. În ce perioada anului? Cu începere din februarie, dacă nu mă înșală memoria, l-am revăzut cu regularitate timp de vreo șase luni. Locuia pe lângă dumneavoastră? Nu știu unde locuiau el și prietena lui, dar prânzau mereu în același restaurant cu mine. La Bon Furchet, de pe strada Dancur. E un mic restaurant cu doar vreo șase mese unde vin numai oameni de-ai casei. A ajuns să te cunoști până la urmă cu toată lumea. Sunteți sigur că asta a durat șase luni? Da, i-am mai văzut până în august, când am plecat pentru trei săptămâni pe coasta de Azur. Și când v-ați întors? M-am uitat după ei din obișnuință, dar nu i-am mai văzut. L-am întrebat pe Butan, patronul cei cu ei, și mi-a spus că dintr-o dată au încetat să mai vină. Poate că plecaseră și ei în vacanță? Nu, no, s-ar fi întors toamna, nu i-a mai văzut niciodată. Nici pe bulevard, nici pe străzi și pe nicăieri. Megre era destul de tulburat de ceea ce îi spunea omul acesta, care era cu siguranță de bună credință și părea să aibă o memorie excelentă. Legând amintirile lui cu ale chelnerului, se ajungea la concluzia că de îndată ce își părăsise soția și fica, care rămăseseră pe strada Culancur și își abandonase și atelierul de pe strada Lepic, Marcel Vivian trăise mai mult sau mai puțin cu o femeie foarte tânără, mai degrabă o fată, fără să-și dea o steneală să se mute în alt cartier. Vreme de două luni frecventaseră destul de regulat cafeneaua Sirano, unde se duceau după ce ieșeau de la cinema, iar până la jumătatea lui August, un mic restaurant de pe strada Dancur, la câteva quartale mai încolo. Din ce trăiau? Vivian avea oare ceva bani puși deoparte? Și era oare de presupus că îi luase cu el fără să mai lase nimic soției și fiicei? Trebuia să-i mai pună și această întrebare doamnei Vivian, fica ei nefiind neapărat la curent cu asta. Dar îi va răspunde. Oftând își plăti berea și îi lui Julian, apoi vecinului său cu prăvălia de rame. Ce v-am spus eu vă folosește cât de cât? Cu siguranță. O luă pe jos de-a lungul bulevardului umplându-și pipa. Ajuns pe strada Dancur, găsit de îndată restaurantul cu firma la Bon Furșet. Sala era mică, iar ușa fusese lăsată deschisă pentru ca interiorul să se mai erisească. La teșghea, un bărbat, care număra ceva ani și era bine îmbrăcat, stătea sprijinit în coate citind un ziar. Era un restaurant de modă veche, având încă pe pereți stelaje pentru șervetele obișnuiților localului. Bucătăria era despărțită de sală doar printr-o ușă de sticlă. La ora aceasta, bineînțeles, nu era niciun client. Vreți să bești ceva?" Megre se îndreptă spre tăjgheaua acoperită cu tablă de zinc. Nu mi-e sete. Dar aș dori să vă pun câteva întrebări. Cine sunteți? Comisar de la Poliția Judiciară. Bă, nu-i am eu că o să vină până la urmă poliția. De ce? Pentru că Vivian, vagabondul la ciudata, frecventa loc meu câteva luni. În ce an? În 1946. Era singur. Nu, no, venea mereu un soțit de o fată drăguță care se lipea tot timpul de el. Cum se face că vă amintiți? pentru că toți clienții și chelnerii zâmbeau de cum îi vedeau sosind. Păreau atât de îndrăgostiți, se opreau chiar din mâncat ca să se sărute lung pe gură de față cu toată lumea. Și asta nu v-a mirat. Știți, în meseria mea vezi tot felul de lucruri care mai decare, așa că nu te mai mir cu una cu două. El părea să aibă cu vreo 15 ani mai mult decât ea e adevărat, dar există o mulțime de perechi ca ei. Nu știți unde locuiau?" No, probabil că un cartier, că veneau pe jos la braț, părând că nu au de ce să se grăbească." Nu luau niciodată taxiul la plecare?" După cunoștința mea, nu. Veneau și la cină uneori." No, asta nu m-a mirat deloc, pentru că la amiază ne vin cei care lucrează în împrejurimi și care se duc acasă după ce ies de la serviciu." Seara eu clientelor cu totul diferită." Când au încetat să mai vină? În jur de 15 august. Am închis restaurantul pentru două săptămâni ca să o duc pe nevastă mea la țară și să pescuiesc." Când m-am întors, nu i-am mai văzut. Probabil că au schimbat restaurantul. Megrei mulțumit și se întoarse pe bulevardul Roșe de-a lungul căruia porni încet cu pașlene și ai domacelor din cartier. Nu reușea să înțeleagă. Ceva suna fals în toată povestea asta. Marcel Vivian plecase de acasă cu două zile înaintea Crăciunului. Părea să-și fi iubit mult fica, în vârstă de doar opt ani pe atunci, și totuși nu mai așteptase nici măcar trei zile înainte să dispară oare tocmai făcuse cunoștință chiar atunci cu tânăra femeie sau fată la care plecase? Nu departe de acolo găsi o cabină telefonică. Intră și formă numărul doamnei Vivian, apoi îi auzi vocea tăiasă în receptor. Cine este? Tot eu, comisarul Megre. De data asta n-am decât o întrebare să vă pun, dar e foarte important pentru continuarea anchetei. Soțul dumneavoastră va lăsat ceva bani când a plecat? Nu. N-avea un cont la bancă sau un carnet de economii. Avea un col la bancă deoarece unii clienți îi plăteau cu cecuri. A luat cu el tot ce avea în cont? Da. V-ați așteptat la plecarea lui? Cum aș fi putut să mă aștept? Nu erați la curent cu legătura lui? Nu. Și ei nici nu țin să aflu mai mult. După care închise telefonul. În august 1946, Marcel Vivian continua să locuiască în Montmartre împreună cu amanta lui. După această dată, îi se pierdea orice urmă. Plecase oare în provincie sau în străinătate? Sau poate că optase încă de pe atunci pentru viața de vagabond? Ce se întâmplase cu prietena sa care îi făcea pe obișnuiții de la bon furșet să zâmbească în duioșați, din pricină că se arăta atât de îndrăgostită? Megre a avut norocul să prindă un autobuz cu platformă. Era unul dintre ultimele care mai circulau și în curând nu avea să mai rămână niciunul. Își fumă liniștit pipa, lăsându-și privirile să rătăcească peste spectacolul mereu schimbător al Parisului. Ce concluzie trebuia să tragă din puținul pe care îl știa? Într-un cuvânt, cunoștea începutul plecarea misterioasă a lui Marcel Vivian, care avea o meserie bună, o soție, o fică, și care, într-o bună zi, lăsase totul pentru o femeie tânără. Cât aveau să țină economiile lui și ce avea să facă după ce ele se vor fi terminat? Era ca o ruptură din viața sa. Urmai se pierdea în august 1946 când se afla în Montmartre unde era un client regulat al braseriei Sirano și al restaurantului la Bonfurchet. După aceasta urma un gol uriaș, o nouă dispariție. Se plictisise de prietena lui sau poate ia de el? Nu s-a mai știut nimic de urma lui pentru ca 19 ani mai târziu să fie descoperit mort într-o casă părăginită unde trăia singur. Nu avea niciun prieten sau cunoscut. De două sau trei ori pe săptămână mergea la școala de coafură dându-se pe mâna unui elev. Cel care lucisese nu o făcuse niciun caz din întâmplare, dat fiind că nimeni nu se plimbă în general cu un pistol de calibru 32 în buzunar. Mobilul crimei trebuia căutat în trecut, în intervalul ultimelor luni în Montmartre sau în ceea ce făcuse Vivian în următorii ani. Nu se știa nici măcar de câți ani se hotărâse să trăiască în vecinătatea halelor. Ce se petrecuse cu prietena lui? Și cum se numea ea? Se îndreptă fără să vrea spre fundătura Viofor. La ușa casei în care locuise Vivian stătea un gardian. Locuise probabil destul de multă vreme aici dacă reușise să strângă toate vechiturile care aglomerau camera. Devenise oare maniac? Poate că și pierduse mințile? Domnul Joseph, patronul școlii de coafură, nu părea să fi remarcat nimic anormal. E drept însă că în școala lui găseai mai mult alcooli și excentrici decât oameni normali. Megre urcă la etaj. Era pentru prima dată când venea singur în casa întunecată și umedă, plină de trosnituri neașteptate. Nu căuta ceva anume. Voia doar să mai vadă odată mediul în care trăise Vivian. În cameră nu fusese răgăsite decât amprentele digitale ale acestuia, ceea ce ducea la concluzia că ucigașul purtase mănuși. Pe podea se afla până și o lampă de petrol de agățat în tavan, demontată toată. Ce se de gând să facă cu ea? Apoi niște încălțăminte desperecheată de mărimi diferite și o valiză spintecată, cândva elegantă. Ocupase oare cumva și alte camere mutându-se pe rând pe măsură ce se umpleau până la refuz? Megre urcă scara șubredă cu trepte lipsă. La etajul al patrulea nu mai existau nici ferestre și nici uși, iar pe jos nu se găseau decât lăzvec și cutii de carton. Coborând apoi, scotocind într-una și încercând să nu se umple de praf. Și-l imagina pe bătrân întorcându-se seara de unul singur și pornind să urce scara după ce aprindea un chibrit. Problema acum nu mai era de a ști cine era el și ce trecut avusese, ci de când anume începuse să ducă această existență. Îl salută pe gardian și se îndreptă spre strada Prover, unde intră în comisariat. Ascanul primi imediat și megreluă loc. Cred că am nevoie de dumneavoastră." Mai aveți știri în afară de ce scriu ziarele?" Mm, nu." Da, dar n-aș vrea să se afle de pe acum, când și-a părăsit domicilul pe 23 decembrie." Vivian nu s-a mutat în alt cartier. Nu știu unde s-a dus, dar i-am dat de urmă în ianuarie în compania unei fete drăguțe, într-o braserie din piața Blanche, Sirano. La doi pași de atelier. Da, nu părea să se ascundă deloc. Nu știu dacă din inconștiență. O lună mai târziu începe să ia masa de prânz tot împreună cu prietena lui, într-un restaurant de pe strada Dancur, unde veneau mereu aceiași clienți. Nu-și părăsește deci cartierul. A luat tot ce avea în contul din bancă. Sper să aflu și ce sumă avea. Și-a lăsat astfel soția și fiica fără un ban. A frecventat același restaurant până la jumătatea lui August. După asta, urma îi se pierde definitiv până când este găsit singur și devenit vagabond la hale. Aici să mă ajutați. Vagabonzii pe aici sunt un număr mare, la fel ca recidiviștii și prostituatele bătrâne. Trebuie să existe printre agenții dumneavoastră câțiva care sunt specializați în fauna asta. Nu sunt decât patru. Puteți să le cere să interogheze pentru mine?" Oamenii mei n-ar ști cui să se adreseze, nici cum să procedeze. E simplu. Aveți fotografii, mai ales dintre cele în care purta mustăți și barbișon. Am o serie la mine, dar o să telefonez la birou să vă mai aducă. Nu sunt sigur că oamenii mei vor reuși, dar știu că vor face tot posibilul. Ce doriți să aflați mai exact? De când ducea Vivian o viață de vagabond? Poate să fie vorba la fel de bine de câteva luni sau de aproape 20 de ani. Vagabonzii se cunosc cel puțin din vedere și se uită atent la noi veniți, chiar dacă nu obișnuie să pună întrebări. M da, ar trebui să nu ne limităm la hale să interogăm și pe cei de pe chei. Asta și vreau să fac. Îmi dați voie să folosesc telefonul. După ce obținu legătura cu poliția judiciară, îl ceru pe Moers. Aici, Megre. Mestralie pe acolo? M da. Aș vrea să-mi facă de urgență vreo patru sau cinci serii de fotografii, mai ales din cele cu barbișon și mustață. Trebuie duse chiar azi la comisariatul de pe strada Prover și în mânate comisarului Ascan. Mulțumesc, Moers! La revedere! Apoi către Ascan. Le aveți într-o oră. O să-mi pun specialiștii la treabă chiar de noapte viitoare. Când megrei ieșit din comisariat, ploua cu găleata și grindina săre aici-colo pe trotuar. Cerul se întunecase de la un capăt la celălalt. Comisarul a avut norocul să găsească un taxi liber. La poliția judiciară. îi spuse scurt șoferului obosise de când își tot pune aceleași întrebări fără să le poată răspunde. Ajuns în biroul inspectorilor, întrebă, cine-i liber mâine? Se uita la unii la alții și trei dintre ei ridicară mâna. Va trebui să cerem fotografii de la identitatea judiciară. Veți merge în Montmartre, în primul rând, prin împrejurimile bulevardului roche, roche Cușar și veți întreba la toate micile hoteluri și imobile cu camere de închiriat. Există probabilitatea ca Marcel Vivian și prietena lui să fi conviețuit într-un asemenea local vreme de vreo șase luni. Femeia mă interesează în mod deosebit. Puteți să interogați și pe comercianții din cartier, mai ales pe cei din alimentație. Baftă copii? Se întoarce în biroul său unde Toran să-l urmă. Aveți noutăți șefule? Nu se mai simțea în stare să ia de la capăt povestea, încât murmură doar Mâine. Jam vie poate să-și chemă înapoi pe cei șase oameni moței vreo jumătate de oră în fotoliu, în timp ce ploaia pătrundea prin fereastra deschisă, udând parchetul. Capitolul 4 În dimineața următoare ajunse la birou cât se poate de devreme și când inspectorii sosiră la rândul lor, își rezolvase corespondența. Susținuse dintotdeauna că are cu atât mai multe șanse să reușească o anchetă, cu cât este mai rapid. Cei din arondismentul 1 lucraseră probabil pentru el în noaptea trecută, dar se abținu să-l sune pe comisarul Ascan pentru a nu-i lăsa impresia că vrea să-l grăbească. Jean vie se ocupa de cazurile curente împreună cu cei câțiva inspectori disponibili. Birourile erau aproape goale. Nu mai ploua. Pe cerul senin nu se mai vedeau decât niște nori albi și pufoși pe care soarele-i contura trandafiriu. Ieșim, Torrens! Nu urma avr-un plan bine definit, ci se lăsa mai degrabă condus de instinct. De altfel, ce plan ar fi putut stabili într-un caz ca acesta, în care nu exista nicio bază solidă și niciun indiciu material? Mergem pe strada Pic. Cred că am întrezărit pe undeva prin fața atelierului lui Vivian o sucursa la creditul creditului lionez. Ajunseră în scurt timp pentru că circulația era foarte redusă, mai ales la ora aceasta. Încearcă să parchez undeva și așteaptă-mă. Se adresă la unul din ghișee. Aș dori să vorbesc cu directorul agenției. Cine sunteți? Comisarul Megre. Aveți noroc! Ieri s-a întors din concediu. Nu a avut mult de așteptat. Fui invitat într-un birou unde un bărbat de vreo 40 de ani, cu o față deschisă și bronzată, îl rugă să ia loc. Ce pot face pentru dumneavoastră, domnule comisar? Dacă ați citit ziarele din ultimele zile, știți că există un caz Vivian. Marcel Vivian își avea atelierul vis-a-vis -vis de agenția dumneavoastră în urmă cu 20 de ani. Aș vrea să știu dacă mai aveți extrasele lui de cont. După 20 de ani, nu. Când un cont este lichidat, adică închis, atunci când un client își retrage totalitatea activului, îi păstrăm dosarul câteva luni după care îl trimitem la sediul central de pe bulevardul italienilor. Și acolo este păstrat mult timp? Nu cunosc perioada exactă, dar mă sigur ea nu depășește 10 ani. Dacă n-ar fi așa, închipuiți-vă cât spațiu ne-ar trebui ca să clasăm totul. Am văzut la un ghișeu un funcționar mai vârstnic, Moș Froșo este colaboratorul nostru cel mai vechi. Sunt 40 de ani de când lucrează la noi și va ieși la pensie la finele lunii. Aș putea să stau de vorbă cu el. Directorul apăsă pe butonul soneriei. Ușa se întredeschise, lăsând să apară un bărbat tânăr. Trimiteți-l la mine pe domnul Froșo. Froșo avea o figură malițioasă și niște ochi care licăreau în spatele lentilelor groase ale ochelarilor. Luați loc, domnule Froșo, vi-l pe comisarul Megre, care dorește să vă pună câteva întrebări. Sunt cât se poate de onorat. Aveți o memorie bună, domnule Froșo. Asta mi-e reputația pe aici. Clientul de care vreau să vă vorbesc a plecat din cartierul acesta acum 20 de ani și am toate motivele să cred că și-a lichidat contul. Marcel Vivian? De unde știți? Citez iarăle și din moment ce v-ați deranja să veniți? Aveți dreptate. Știți cât avea Vivian în cont cu aproximație? Contul lui era destul de modest și sufera fluctuații în funcție de depuneri. Să spunem că media avea un credit de 10 până la 15.000 de franci. La finele fiecarei luni retrăgea numai atât cât avea nevoie pentru cheltuielile obișnuite, adică vreo 2000 de franci. Când l-ați văzut ultima dată? Într-o dimineață, chiar când am deschis ghișeul, mi-a spus că se mută și că lichidează contul. L-am întrebat unde se mută și mi-a spus că în Montparnasse. Câți bani a avut de scos? 12.500 de franci cu aproximație. Vi s-a părut nervos? no, era un om vesel, cu o meserie excelentă. Chiar și mari anticarii încredințau mobile pentru recondiționat. Cât timp a avut atelierul de pe strada ale Pic? Aproape 10 ani, 8 sau 9 ani. Era un om liniștit care își avea adresa oficială pe strada cu lancur. Vă mulțumesc, domnule Froșo. O clipă. Mai am o singură întrebare. Nu vi s-a întâmplat să-l mai întâlniți vreodată pe stradă? Nu l-a mai văzut niciodată din clipa când a ieșit pe ușă. Nu pot să cred că a ajuns vagabond, fiindcă mi-a lăsat totdeauna impresia unui om echilibrat. Megresc înapoi la mașina poliției judiciare în care l-a aștepta Torans. Ați găsit ce căutați, șefule? Da și nu. În orice caz, puținul pe care l-am aflat nu mă ajută prea mult. Unde vă duc? Cărucioarele încărcate cu legume și fructe erau asaltate de gospodine și glasurile tuturor creau o rumoare neîntreruptă. La chei! În același timp, trei inspectori străbăteau cartierul umblând de la un hotel la altul, căutând să dea de urma lui Vivian. Asta putea să dureze zile întregi, hotelurile mici fiind numeroase în cartier. Norocul putea, de asemenea, să-i facă pe anchetator să nimerească în foarte scurt timp pista cea bună. Așa s-a și întâmplat oarecum. Megreabia se așezase la piroul său când îi fudea în legătura cu inspectorul Dupo, care era unul din cei trei. De unde sunt Dupo? de la hotelul Morvan de pe strada Clingnancur. Viviana a locuit aici pe vremuri și patronul își amintește foarte bine de el. Poate că ar fi mai bine să-l interogați personal. Hai, Torans! Torans nu cera altceva decât să stea pe afară, iar funcția de șofer al șefului îl încânta. Strada Clingnancur, hotelul Morvan. Îl găsiră pe după, fumând o țigară pe trotuar. O placă de marmură lângă ușa anunța. Camere cu luna, cu săptămâna și cu ziua. Intră alătos trei. Patronul era un bărbat cu o burtă proeminentă ce ștâra picioarele cu fus în papușcăptuși și sculână. Era neras. Probabil că nici nu se spălase de dimineață, iar cămașa ei era descheiată, dezgolindu-i pieptul păros. Părea să sufere de o oboseală cronică și avea ochi lăcrimoși. Deci dumneavoastră sunteți megre," spuse el întinzând o mână de o curățenie îndoelnică. Mi s-a spus că erați aici în 1946, chiar mai dinainte." Ați găsit numele lui Marcel Vivian prin registrele dumneavoastră? Nu am obiceiul să păstrez registrele vreme de 20 de ani, dar vă mintis de el. Mi-am foarte bine, era un bărbat frumos și amabil. Cât a stat aici? Din ianuarie până în iunie. Sunteți sigur că n-a stat până în august? Sunt sigur, fiindcă în locul lui a venit imediat o moftură pe care a trebuit să o dau afară. Vivian nu era singur. Știți cumva cum o chema pe prietena lui? Probabil că a trecut-o și pe ea într-o fișă. Nu era nevoie de așa ceva din moment ce nu dormea aici. Vreți să spuneți că nu trăiau împreună? Da. Megre era stupefiat. Numai la așa ceva nu s-ar fi așteptat. Nu venea deloc aici? Se întâmpla să vină la el către amiază. El se scula târziu pentru că rare ori se întorcea mai devreme de două sau trei dimineața. Și sunteți absolut sigur că era singur? Da, altfel aș fi fost obligat să o înscriu și pe ea. Brigada de moravuri nu prea glumește cu chestiile astea. N-a urcat niciodată la el în cameră. Păi, da, destul de des, dar în timpul zilei, ceea ce nu-i puteam interzice. Nu știți cum o cheamă. L-am auzit pe Vivian spunându-i pe numele mic, Nina. Avea vreun semn particular? O pată vineție pe obraz. Cum era îmbrăcată? Mereu un negru, nu orice caz, de fiecare dată când am văzut-o. Vivian avea multe bagaje. O singură valiză nouă, nouă, destul de ieftină, pe care părea să o fi cumpărat în ajunul sosirii sale aici. Cei trei schimbară o privire. Nu reușiseră să afle decât că Vivian plecase de la hotelul Morvan încă din iunie și că prin urmare își petrecuse lunile iulie și august în altă parte. Că despre tânără nu știau nici acum nimic, nici măcar cum o cheamă. Locuise oare la alt hotel la părinții ei sau închiriase un mic apartament? Dimineața a fost plină de dute vino. Ploaia din ajun nu răcorise pentru mult timp aerul, care acum era mai fierbinte decât în zilele trecute, încă destui bărbați își duceau hainele pe braț. Megre nu se întorsese nici de un sfert de oră la poliția judiciară când telefonul început să sune. De data aceasta era Lurti, care telefona la rândul său din Montmartre. Avusese ram în doi mână bună. Sunt în piața ABS, șefule. Vă sun dintr-un bistro din fața hotelului Jonard. Patronul nu pare să știe mare lucru, dar mi-a zis că poate vreți să-l întrebați personal. La drum, Torrens. Acum unde mergem? Hotel Jonard. Fațada era acoperită cu ceramică albă, iar vestibulul mirosea mâncăruri gătite cu usturoi. I-am spus tot ce știam inspectorului dumneavoastră. Omul nu era deloc vorbăresc și nici prea vesel. Vă amintiți bine de el? bine e mult, spus, mi amintesc de el, fiindcă avea o prietenă în ostimă. Era înscrisă la dumneavoastră? Nu, nu și-a petrecut nicio noapte la hotel. Urca uneori la el în cameră în timpul zilei. Când s-a instalat aici? Prin iunie, dacă mi-amintesc bine. Și când a plecat? în cursul lui August mai degrabă spre sfârșitul lunii. Era foarte corect, foarte politicos, cum nu se întâmplă cu toți locatarii. Era descurajant să nu poată obține cea mai mică informație despre tânăra femeie, doar faptul că avea o pată pe obrazul stâng. Te poți întoarce la chei, îi spuse megre lui Lurti. Îl puse pe Toran să-l ducă la comisariatul arondismentului 1. Comisarul Ascan, care stătea cu ușa deschisă, îi veni în întâmpinare. Vi s-a spus că v-am căutat? Nu, vin din Montmartre. V-am telefonat ca să vă spun că avem niște rezultate. Nimic senzațional deocamdată, dar cred că o să vă folosească. Luați loc. Megreș umplu încet pipa și înainte de a o aprinde, șterse fruntea de sudoare. Inspectorii mei au pus mâna pe cel mai bătrân vagabond din hale, căruia toți îi spun toto. Băgați de seamă că nu sunt decât 15 ani de când s-a stabilit prin împrejurimi. Vi l-am aflat pentru că indivizii ăștia nu pot fi găsiți oricând. Un agent l-a dus în birou pe respectivul Toto. Era un bărbat destul de în vârstă, care mirosea vin fără a fi totuși beat. O să mă mai țineți mult în cușca asta? Sunt sau nu un om liber? Mai ales că am un cazier judiciar ca lacrima. Comisarul Megre vrea să spună câteva întrebări. De unde veneai când ai ajuns la Hale? De la Toulouse. Ce făceai acolo? A, aproape același lucru ca și aici. Doar că în provincie e mai multă săcâială. N-ai fost niciodată angajat permanent pe undeva? că reflectează profund. Am cărat de când mă știu coșuri și lăs cu alimente. Și în tinerețe? Am plecat de la ei mei la 14 ani. M-au adus de trei ori în dără la ei și de fiecare dată am fugit din nou. N-aș fi rămas decât legat. De când ești la Paris? De 15 ani. am cunoscut pe toți vagabonzii. I-am văzut murind pe cei mai bătrâni dintre ei și am văzut sosind alții. L-ai cunoscut pe Marcel Vivian? N-am știut eu că-l cheam așa până când nu mi-a spus domnul acesta. Stătea aici dinaintea mea. Nu era deloc vorbăreț. Îl vedea într-una singur și când îi ziceai ceva, îți răspundea monosilabic sau chiar deloc. Unde dormea? Pe vremea aia nu știu. L-am întâlnit de câteva ori la armata salvării. Apoi am auzit că se stabilise într-o șandramă în de molare. Nu l-ai văzut niciodată cu vreo femeie? Vagabondul început să râdă ca și cum întrebarea ar fi fost cât se poate de caragioasă. Nu, domnule comisar, aici nu se prea poartă moda asta. Mai ales în ce-l privește pe un bărbat ca el, care aș pune rămășa că a fost un domn. Vă rog să rețineți că la un moment dat am avut printre noi un fost medic, dar îl atrăgea la măsea și n-a dus-o mult. Nu ți s-a întâmplat să-l vezi pe Vivian, întovară și a vreunui necunoscut? Nu, no, oricum n avem niciun motiv să-l bag prea mult în seamă. Îți mulțumesc. Totul se răsuci spre comisarul de poliție. Pot să plec? Da. Următoarea, adăuga Ascan spre gardian. E o femeie? Da părea mai degrabă un monstru. Era atât de voluminoasă că abia încăpea pe un scaun. Picioarele erau umflate, la fel și încheieturile de la mâini. Era cel puțin pe jumătate beată și se uita la cei din jur ca pentru a-i provoca. Ce aveți de gând să-i mai reproșați bietei nana?" Nimic," îi răspunse comisarul. Vrem doar să spunem niște întrebări." O să-mi dați ceva cât să-mi cumpăr și eu o sticluță?" Bine, de acord." Se ridică și întinse mâna. Se vedea că preferă să fie plătită dinainte, iar comisarul de poliție puse cinci franci în mâna jegoasă. Dați-i zor că mi-e sete!" I-ai zis inspectorului care te-a chemat în noaptea asta că ai văzut pe cineva intrând în casa din fundătura Viofor. Ăsta e adevărul adevărat!" Când s-a întâmplat?" A, cu vreo trei sau patru zile. Niciodată n-am habar în ce zi suntem. Eu una, mă înțelegeți, sunt într-una pilită. Ce pot să vă spun că s-a petrecut de noaptea dinainte, de a se găsi gada vreunui vagabond. Cât era ceasul? Păi să tot fi fost vreo trei dimineața. Cum arăta? Era un bărbat destul de vârznic, dar nu un boșoroc, să ținea cât se poate de drept. Se vedea de la o poșă că nu era un obișnuit al halelor. După ce îți dai seama? Nu știu, dar să vede pe loc. Nu-l mai văzusești niciodată până atunci. Ba da. Când? În aceeași seară, pe la 10, a ieșit de la Faramont. Restaurantul ăla. Și asta se uite cum se descărcau zarzavatul și peștele. Sărea în ochi că nu era de prin partea locului, părea foarte interesat de tot ce vedea. Marcel Vivian era acolo, ăla cu poza în gazetă, crește eu, punea umărul la descărcat. Bărbatul pe care l-ai revăzut la trei dimineața, nu a intrat în vorbă cu el? No, habar n-am, o să mă zăpăciți de cap cu toate întrebările astea ale voastre și mi-o sete, dar nu vă văd. Megre făcusem ca terminat și femeii se dădu drumul. Într-o oră, țin în seama de litrul de vin roșu pe care avea să și-l cumpere, Urma să zacă pe vreun trotuar beată moartă. Ascan spuse: Oamenii mei vor continua să caute și în noaptea care vine, dar mi-am zis că ăștia doi aveau lucruri interesante de spus. Da, replică Megreia, aprinzându-și din nou pipa pe care o lăsase să se stingă. Mai întâi, știm acum că Vivian se afla aici de peste 15 ani, apoi că un bărbat care nu frecventa în mod obișnuit halele se afla la fața locului noaptea când a fost omorât. Probabil că l-a văzut când descărca zarzavaturile. Îl căuta oare dinainte? Se afla pe urmele lui? N-aveam de unde să știm. Fapt este că îl regăsim pe necunoscut în fundătura Viofor pe la trei dimineața. Dacă el este cel care a tras, atunci înseamnă că între timp s-a întors la el acasă ca să-și ia pistolul, fiindcă e puțin probabil să fi dus să cineze la Faramon cu o armă de un asemenea calibru în buzunar. Doar că nu avem nici cea mai mică idee despre identitatea lui și niciunde locuiește. Putea la fel de bine să fi venit din provincie. Crezi că Grăsana a spus adevărul? M-aș mira să nu fie așa. Vagabon zise tem să-și ridice poliția în cap, fiindcă știu că pot să dea de bucluc. Înseamnă că au rămas cinci ani neacoperiți. Perioada între hotelurile modeste din Montmartre și Hale. S-ar putea ca Vivian să-i fi petrecut tot aici. Cel mai bătrân vagabond pe care îl avem este Toto. Oamenii ăștia nu trăiesc prea mult. Pe atunci școala de coafură nu exista. Cât despre negustori, ei câștigă bine și se retrag destul de repede pe la țară așa că nu va fi deloc ușor să dăm de vreunul care se afla aici de prin 46. Eh, vă rămân îndatorat. Oftă de ridicându-se. Mi-ați dat informații prețioase. Aș vrea să pot spune la fel și despre cele din Mormartre. Nu i-ați dat de urmă? Ba, da. Și nu numai într-un hotel, ci în două. Doar că prietena lui nu dormea la el. N-a petrecut nici măcar o noapte în vreunul din aceste două hoteluri. Sau locuia la un al treilea. Sau avea propria ei locuință. Dacă ar fi locuit cu părinții, cu siguranță că nu s-ar fi întors de fiecare dată noaptea târziu. Nu are nici nume, nici adresă. Tot ce știm despre ea e că o pată vinesie pe obrazul stâng. O să puneți mâna pe ea până la urmă. Ar însemna un adevărat noroc. Cât despre clientul de la Faramon, șansele sunt și mai mici să se mai întoarcă vreodată în cartierul halelor. Dacă el este asasinul lui Vivian, nu are niciun sens să se lase descoperit. Totuși noi o să căutăm mai departe. Îți mulțumesc, Cascan. Megre se întoarse la mașină și puse să fie dus înapoi la chedezor fevră. Se făcuse din nou cald. Lui Megre ar fi plăcut să-și ducă și el haina pe braț. Odată ajuns în biroul său, se grăbi să-și o scoată. Ce mai e nou? A sunat o femeie, doamna de la vo, fica lui Vivian. N-a spus ce vrea. Nu, no, a zis că puteți să o sunați, deoarece nu mai pleacă de acasă în dimineața asta. Megre ceru numărul și auzi glasul la celălalt capăt al firului în același timp cu strigătele copiilor. Alo? Comisarul Megre? Da, doamnă. Vocea femeii își pierduse agresivitatea pe care o avusese la prima lor întâlnire. Nu știu dacă ce vă voi spune are vreo valoare, dar aș vrea totuși să treceți pe la mine imediat după prânz. Mai târziu trebuie să-i plim pe copii. Am impresia că după ce să vorbesc cu dumneavoastră o să fiu mai împăcată cu mine însumi. Se întoarse acasă la prânz și soția lui îi serviu un cocoș gătit cu vin. Era una din mâncărurile sale preferate, dar megre mânca distrat și fără nicio laudă. Ești nervos, nu-i așa?" ea, De când ai luat cazul ăsta, nu mai ești în largul tău. Parcă te-ar exaspera ceva. Știi bine că în orice anchetă există o fază în care îmi pierd încrederea în mine. S-a întâmplat ca în cazul de față să nimeresc într-o turnantă într alta. De câte ori fac un pas înainte, îmi dau seama că de fapt bat pasul pe loc. Nu uita că trebuie să stabilesc în mare parte ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani. În plus, Marcel Vivian, cel care a fost omorât la Hale, mi-apare uneori într-o lumină care mi-l face simpatic, iar alte ori se întâmplă să-l detest. O să vezi că o să până la urmă. Va trebui oricum să mă descurc într-un fel sau altul. Asta mă face să-mi amintesc că ar trebui să trec pe la judecătorul de instrucție. Se oprim drumul la chei de zorfebră și Toran să-și relo meseria de șofer. Halele sau Montmartre? Montmartre. Mergem la de o de la pe strada Marcadet. Femeia purta o roche înflorată multicoloră și arăta neobișnuit de bine. Luați loc, vă rog!" Copiii își făceau probabil somnul de după amiază, căci nu se auzeau nici țipenie și nici în camera de zi nu erau. De altfel, od de, de la vă vo vorbea cu voce scăzută. Ați descoperit adresa femeii aceleia?" întrebă ea. Ziarele nu pomeniseră încă nimic despre ea. Era un element al anchetei pe care prefera să nu-l facă deodată pu deocamdată public, așa că o întrebă cu o cantoare prefăcută. Care femeie? Ea sunt birăutăcios. Vă e teamă să nu vă compromiteți, nu-i așa?" Nu aveți de plină încredere în mine? Nu mi-ați răspuns la întrebare. Femeia pentru care ne-a părăsit tatăl meu, pe vremea aceea, nu știam. Mama nu mi-a spus nimic, deși pretinde că nu-i adevărat, era foarte geloasă și l-a urmărit de mai multe ori pe tata când pleca de la atelier. Prin urmare, știa de legătura lui dinainte ca el să ne fi părăsit. Nu-i spunea niciodată nimic, dar a început deja se închidă în ea. Mai târziu, când am crescut destul ca să pot înțelege niște lucruri, tot nu mi-a vorbit despre asta. S-a întâmplat cu mai mulți ani în urmă când mai locuiam cu ea. Am un unchi la meu, unchiul Charles, care avea o afacere importantă cu îngrășăminte și care o vizita pe mama de fiecare dată când venea la Paris. Când am rămas fără niciun ban lipsit de orice sprijin, sunt sigură că el a ajutat-o pe mama până a fost în stare să-și câștige existența. Megreș greș umplu din obișnuință pipa, dar în să o aprindă. Puteți să fumați! Soțul meu fumează tot timpul cât se uită seara la televizor. Într-o zi eram în camera mea, iar ușa dinspre salon nu se închisese cum trebuie. Unchiul Charles vorbea acolo cu mama și eu auzeam tot ce spuneau. Mai auzi acum glasul mamei. Într-un cuvânt e o ușurare. N-aș mai fi fost în stare să trăiesc prea mult cu un bărbat care se întorcea din brațele altei femei. Ești sigură de ce spui? Ea am urmărit de mai multe ori, am ajuns să le cunosc obiceiurile și știu și unde locuiește ea. Nici măcar nu și-au dat o stenală să părăsească cartierul. Marcel e nebun după ea. N-am mai văzut niciodată un bărbat atât de topit. Ar fi în stare de orice numai ca să nu o piardă. Ați înțeles ce a spus mama unchiului Charles? Știu unde locuiește. Mi-am adus aminte deodată și v-am telefonat. Nu i-a spus unchiului dumneavoastră adresa? Nu, au vorbit despre chestiuni financiare. Unchiul a întrebat-o dacă avea facturi de achitat, dacă aveam clienți care ne datorau bani. Presupun că vă interesează adresa respectivă. Foarte mult. Am câțiva inspectori care își petrec timpul căutând-o, fără să-i zbutească să dea de ea. Nu-i cunoaștem nici măcar numele. Sunt sigură că mama al cunoaște. Să nu-i spuneți că eu v-am trimis la ea. Puteți fi liniștită și vă mulțumesc mult. Nu vă amintiți cumva de un bărbat foarte înalt și slab cu o față prelungă și ochi albaștri? Când să-l fi întâlnit? Nu știu. Poate că acum 20 de ani sau poate că în ultima vreme. Nu vă pe nimeni care să corespundă cu descrierea asta. Este important să-l găsiți? După spusele unui martor, el ar fi cel care l-a ucis pe tatăl dumneavoastră. Ochii tinerei femei se care răpresc de câteva clipe. Nu, mă tem că nu-l cunosc. Îi strânse mâna la plecare. Vă urez succes cu mama. Îl puse pe Toran să-l ducă în strada cu Lancur, unde așteptă destul de mult să-i se deschidă ușa. Dumneavoastră sunteți, oftă doamna Vivian cu un soi de dezamăgire. Va trebui să așteptați în vestibul, fiindcă am pe cineva la probă. Îi arătă un scaun nu prea confortabil, pe care Megre se așeză supus, cu pălăria pe genunchi și cu pipa mereu neaprinsă în mâna dreaptă. Din odaia învecinată se auzeau glasuri de femei, dar erau prea neclare ca să poată desluși mai mult de un cuvânt când și când. Așteptarea dură vreo jumătate de oră. Clienta era o blondă cu un piept opulent și cu un zâmbet larg, care îl privi cu atenție în timp ce se îndrepta spre ușă. După ce o închise în urma ei, doamna Vivian se întoarse spre el înfruntându-l. N-aveți de gând să mă lăsați odată în pace. Vă rog să mă credeți că încerc să vă deranjez cât mai puțin posibil. Mi-i închipui ce-ar fi dacă n-ați avea atâta amabilitate. Vă respect doliul. Ea îi replică, aspru. Nu-i vorba de niciun doliu și dacă m-am dus la mormântare a fost numai din cauză că ați insistat. A, acum că e în sfârșit în am luat parte la funeralii, sunteți mulțumit? Vorbiți de parcă l-ați disprețui. Așa este. Dercură în camera de alături, unde pe masă era întinsă o roche plină de bolduri. Pentru că avea o amantă, ea dădu din numer ca și cum întrebarea era ridicolă. Uitați-vă ce e, domnule comisar, poate că e mai bine să vă spun pe față. Vreme de ani de zile, Marcel a fost un bărbat extraordinar care muncea din greu și deopotrivă un soț excelent. Nu ieșea practic niciodată decât cu fata noastră sau cu mine. Apoi, într-o bună zi, totul s-a schimbat. Pleca aproape în fiecare seară și nici măcar nu se obosea să inventeze un pretext. Pleca pur și simplu și nu se întorcea decât după miezul nopții. Și atunci l-ați urmărit. Asta ar fi făcut oricare femeie, nu-i așa? Îl iubise oare vreodată cu adevărat? Nu era deloc sigur. Era tovarășul ei de viață, fie și cel ce întreținea familia. Simțise însă vreodată dragoste pentru el? Da, i-am urmărit, fiindcă bineînțeles nu e așa ca să umble de unul singur. Erau ca doi tineri îndrăgostiți cărora nu le pasă de nimic și se minunează că sunt împreună. Ea dacă avea vreo 20 de ani, în timp ce el avea 35. Se vedea că nu-și dă seama cât e de ridicol o ținea de mijloc și din când în când mergea un pas de dans pe trotuar, pe urmă se sărutau și zbucneau amândoi în râs. Și știți de ce? Pentru că se mai săruta dată sub un felinar. A mers după ei la cinema și m-am așezat în spatele lor, stăteau cât se poate de necuvincios. Apoi s-au dus să bea ceva într-o braserie din apropiere. La Sirano. Sunteți la curent cu asta? Trebuie că se întâmplă în ianuarie sau februarie 46. În ianuarie, da. Tocmai mă părăsise atunci. Da, eu îl se mâncă de când mai stătea cu mine. Nu ați mai vorbit niciodată cu el? Nu, nu aveam nimic să-i spun. Doar nu era să-l aduc înapoi cu forța, nu-i așa? și oricum se schimba, se întrată că nu-l mai recunoșteam. Devenise cum n-aș fi bănuit nici când că ar putea să fie. Locuia la hotelul Morvan? te de unde le-ați aflat pe toate? În iunie s-a mutat la hotelul Jonard. Pe atunci îl pierdusem din vedere. Prietena lui nu locuia împreună cu el. Avea un apartament pe Bulevardul Roșecușar, moștenit de la mama ei, care murise în urmă cu un an. Știți cum o cheamă? Da, am întrebat-o pe portăreasă. Nina Lasav. Ați mai văzut-o în cursul ultimelor 20 de ani? Nu. Nu v-ați dus niciodată pe Bulevardul Roșecușar ca să aflați ce mai face? Cu atât mai puțin mă apucasem să lucrez. Spunea toate astea cu un glas dur și rece, fără cea mai mică urmă de emoție. Știți ce număr are imobilul de pe Bulevardul Roșecușar? E în apropierea pieței Pigala, alături o farmacie și de cealaltă parte o brutărie. Nu va mira faptul că soțul dumneavoastră a ajuns vagabond? Asta dovedește în orice caz că nu mai era cu ea, de când a început să umble pe la hale. De cel puțin 15 ani, dacă nu, probabil, mai de mult. așa i trebuie. Trebuie să facă un efort să nu zâmbească. Femeia din fața lui plesnea literalmente de ură. Vă mulțumesc pentru bunăvoința de a mă fi primit, Acum că îmi cunoaște sentimentele, o să fiți bun să mă lăsați în pace? O să mă străduie să vă deranjez cât mai puțin. A spus Nina la Sav, nu-i așa? Știți cumva dacă lucra? La începutul legăturilor mai lucra într-un magazin de lenjerie de pe strada Lepic. Da, n-a mai rămas multă vreme vânzătoare. A avea acum o sursă de venituri mai bună. Vă mulțumesc, doamnă. O saluta aproape ceremonios, lăsând o singur singură cu ranchiunele ei dospite și răzdospite. Toran citea ziarul de după amiază. O luăm pe strada Lepic. Spre atelierul lui, nu, căutăm un magazin de lenjerie. Cred că l-am mai văzut mai în josul străzii. Vitrina prăvăliei era într-adevăr destul de îngustă, înăuntru o fată bătrână stafidită stătea în spatele teșghelei împăturind niște combinezoane. Păru mirată văzând un bărbat singur intrând în magazin. Cu ce vă pot ajuta? Sunt comisar la poliția judiciară, caut o femeie care a lucrat pe vremuri aici. De când țineți magazinul acesta? De 40 de ani, domnule! Deci erați aici în 1945-1946. și 1946. Nu, mi-am luat nici trei luni de concediu de când mă știu. Înainte o aveam pe sora mea ca ajutor, dar a murit anul trecut. Vă amintiți -am de o anumită Nina Lasav? A lucrat la mine vreo doi ani. Când a venit aici nu avea nici 18 ani și era foarte nevinovată și destul de drăguță. N-ați avut niciun motiv să vă plângeți de ea. Cu puțin înainte de a pleca comportarea ei începuse să mă îngrijoreze. Băgasem de seamă că la închidere o așteptam în fața magazinului un bărbat. Era mult mai în vârstă decât ea. Asta poate că a durat vreo două luni, după care mi-a spus că trebuie să plece. Ca să te măriți? Am întrebat-o eu. La care ai zbucnit în râs de parcă aș fi spus ceva foarte caragios. Ați mai văzut-o după aceea? nu no, nu știu ce s-a mai ales de ea. Mă tem că o pe căi greșite. Și totuși vă repet, atunci când s-a prezentat aici prima oară, era atât de nevinovată și de drăguță. Megrei mulțumit și să urcă înapoi în mașina neagră a poliției judiciare. A ajuns să vă intereseze lenjeria de damă? Știu în sfârșit cum o cheamă pe amanta lui Vivian. A lucrat acum 20 de ani în prăvălia asta. Și acum mergem să vedem casa în care locuia pe atunci. S-ar putea să mai fie și acum acolo, pentru că am oștenit apartamentul de la mama ei. Ce adresă? Bulevardul Roșecușar, nu departe de Pigal. De o parte e o farmacie, iar de cealaltă o brutărie. S-a făcut. Lenjerea s-a vadat-o? Nu. Doamna Vivian, practic mi-a zvârlit-o în față. N-am văzut de când sunt atâta ură ca în ochii femeii ăsteia, când mi-a vorbit despre soțul și amanta lui. Străzile și bulevardele erau pustii și liniștite. Văzură mai întâi farmacia, apoi brutăria. Între ele se afla o poartă boltită în care se încastra o ușă mai mică ce stătea deschisă. La celălalt capăt al gangului interior se întrezărea o curte pavată în care se înălța un tei minunat. Megrebă la ușa gheretei portarului și o tânără plăcută la înfățișare, cu un șorț alb, veni să-i deschidă ușa. Pe cine căutați? Ținând cont de vârsta dumneavoastră, cred că nu sunteți aici de prea mult timp. Sunt totuși de cinci ani. Aveți cumva o locatară pe nume Nina Lasav? N-am auzit niciodată de numele ăsta, dar de Vivian. Numele celui care a fost omorât lângă Hale? L-am citit în ziare, în ultimele zile. Știți cumva ce s-a mai întâmplat cu portărea sa dinaintea dumneavoastră? S-a întors la ea la țara rumbăia care are vie. E pe lângă Sanser. Știți cumva cum o cheamă? Așteptați o clipă doar. N-am prea cunoscut-o. Mișu. Da, ăsta e. E totuși un nume ușor de reținut. Clementin Mișu. Vă mulțumesc. Și către Torrens. Ne întoarcem la chei. Fără să bem și noi o halbă. Băură câte una într-un bar de pe strada Notre-Dame de Loret. Megre începea să capete speranțe. Acum că avea numele tinerei, nu avea să mai dureze mult până să pună mâna pe ea. Când ajungem la chei, te duci sus la arhive și vezi dacă nu avem ceva pe numele de Nina la sav. Dacă nu găsești nimic, întreabă și tu la moravuri, e, nu se știe niciodată. S-a înțeles. Megre, odată ajuns la biroul său, începu să scoată haina și să-și o pipă, stând în picioare în fața ferestrei. Continua totuși să nu fie pe deplin mulțumit, iar doamna Megre, văzându ar fi susținut că este nervos, ceea ce era cât se poate de adevărat. Condusese ancheta cum putuse mai bine, îndreptând o simultan asupra prezentului și a trecutului deopotrivă. Obținuse rezultate apreciabile, dar îi se părea mereu că pierduse ceva din vedere. Ce anume însă? Nu îi zbutea să se lămurească și neputința aceasta îi provoca o stare de indispoziție. Domnișoară, dați-mi vă rog jandarmeria din Sanser. Dacă e la birou, aș dori cu șeful de poți, bineînțeles. Dacă nu, cereți pe cineva din biroul lui. Început să se plimbe în lung și în lat. În două săptămâni își zicea cazul va fi probabil rezolvat și o să poată pleca cu soția să se odihnească în casa lor din meu Nu era prea departe de Sanser. Alo, da, sunteți șeful de post din Saser? La telefon comisarul Megre de la Poliția Judiciară. Scuzele mele, vă deranjez pentru o simplă informație, dar informația asta s-ar putea să aibă o mare importanță. Locuiește în orașul dumneavoastră un viticultor pe nume Mișu, sunt doi mișu și nu stimie că nu sunt rude. Unul dintre ei o are cu el pe mama lui, care a fost mult timp să la Paris. Da, Clementin Mișu. Stă tot cu el? Nu, a murit anul trecut. Mereu se întâmpla la fel. Un pas înainte, altul înapoi. Vreți să vorbiți cu fiul ei? Nu, nu mai ea putea să-mi răspundă la niște întrebări. E vorba de un caz de acum 20 de ani. A, atunci cred că știu ce e cazul, Vivian, nu? Cum se prezintă? Prost, în deosebe acum. Sperasem într-un ajutor din partea bătrânei Mișu, iar acum aflu că a murit un an prea devreme. Vă mulțumesc, domnule Plutonier. Cum o să iasă vinul anul ăsta? Dacă vremea o ține tot așa, vom avea o recoltă formidabilă. Sper din toată inima. Mulțumesc. Se așeză la birou. Vorbise la telefon stând în picioare și uitându-se pe fereastră. privirile ei fusese ratrase necontenit de un remorcher negru, vopsit în... vopsit în negru și roșu, care trăgea după el patru șlepuri. Am fost sus, șefule. N-ai găsit nimic? Nu există niciun dosar pe numele ei, iar băieții de la Moravur n-au auzit niciodată de ea. Telefonul a început să sune. Vrea să vă vorbească cineva care a refuzat să-și spună numele, domnule comisar. Faceți-mi totuși legătura. Auzi la celălalt capăt al firului o foce înnăbușită. Probabil că interlocutorul să vorbea printr-o batistă ținută la gură ca să nu-i se poată recunoaște vocea. Vrei un pont bun, domnule megre? În ce privință? în privința cazului de care vă ocupați în prezent. Rețineți cu atenție numele pe care vi-l dau. Maosier. asta e tot. Acum e rândul dumneavoastră. Și receptorul fu așezat în furcă. Capitolul 5 Torans, adumi cartea de telefon din biroul inspectorilor. Megre se apucă să caute numele de mahosier, fără să-și imagineze că va găsi 11 persoane astfel numite doar în Paris. La care dintre ei se referise interlocutorul său anonim? Megre începu să dea telefoane după ce o anunțase în prealabil pe operatoare că va avea de cerut o serie de convorbiri. Când sună la primul maosier, al cărui nume nu era însoțit de profesie, nu i răspunse nimeni și la fel se întâmplă la al doilea număr, după care dădu peste o floră reasă din pasi. Soțul dumneavoastră e acasă? Nu mai am soț, am divorțat de cinci ani. Apoi urmă un alt număr care suna în gol. Majoritatea parizienilor era un concediu. Nimeri apoi la o școală de dactilografie și stenografe de pe bulevardul Voltaire. Din nou, un telefon mort. Era deja la al patrulea, încât Torans, stând în picioare lângă fereastră, se minunea de răbdarea comisarului trecu peste numărul următor, dat fiind că aparținea unui medic din piața Vosgi, însă la următorul dădu peste o întreprindere de zugrăvel situată pe alea Truden. Alo, cu cine doriți? Cu domnul Maosier v-aș ruga. Domnul Maosier a plecat ieri la Lubol. Lipsește multă vreme? Cel puțin trei săptămâni, poate chiar patru, cine întreabă? Numărul acesta e al domiciliului său personal? Nu, no, aici sunt birourile și atelierele. Domnul și doamna Mausier locuiesc pe strada Turbigo. Au o vilă la Lapol? Da, se numește Pins Parasols. Se duc acolo de vreo 10 ani. Alea Truden îl ducea înapoi la Montmartre, iar strada Turbigo se afla la doi pași de hale. Începu să măsoare camera în lung și în lat. Se temea, chiar și față de Torans, să nu pară ridicol acordând o atenție exagerată unui telefon anonim. Vrei să sun la Air Inter, te rog?" Vezi dacă au mâine un avion spre la bol și dacă am cu ce să mă întorc în aceeași zi. Tora se duse să telefoneze din biroul învecinat și se întoarse peste câteva minute. E un avion la 10 și 10, iar pentru întoarcere aveți unul care pleacă din la bol la 6 și jumătate seara. Vreți să vă rezerv un loc? Te-aș ruga. Maosier, Maosier. Megreș repeta numele, făcând un efort aproape dureros pentru a-și aminti de unde îl știa. Era sigur că era cunoscut. În orice caz îl auzise sau îl citise pe o vitrină. Urcă până la judecătorul de instrucție. Aveți noutăți, domnule Megre?" îl întrebă amabil tânărul Casur. Destul de puține, în afară de faptul că am aflat numele și fosta adresa tinerei pentru care Vivian și părăsit soția și fica. Ce s-a întâmplat între timp cu ea? Părerea sa imobilului în care a locuit e nouă, iar cea dinainte a murit la Sanser, unde se redresese la bătrânețe. Locatarii actuali au sub 40 de ani. Și-o câteva clipe după care își o inima în dinți. Tocmai am primit un telefon anonim. Te la vreun nebun? Nu știu. S-ar putea. Mi-a pomenit de un oarecare maosier, sunt 11 cu numele ăsta în cartea de telefon. Șapte sunt plecați în concediu. Printre ceilalți nu am găsit niciun posibil suspect, în afara unui antreprenor de zugrăveli. Vreți să-l vedeți? Cu permisiunea dumneavoastră, da. Adevărul este că a plecat ieri împreună cu soția la Lubol, dar o vilă. Nu o să mă simt liniștit până nu o să-l văd și nu o să vorbesc cu el. Vreți să plecați la Lubol? Am un avioner inter dimineața și mă pot întoarce cu altul pe seară. Dumneavoastră conduceți ancheta? Vă mulțumesc. Ar fi mai bine să iau cu mine decizia Comisiei Rogatorii în eventualitatea că dau peste vreun surgiu. Judecătorul Casuri întocmi actul pe loc. Succes, Megre! se întoarse acasă de vreme la cină, unde a avut friptură rece, brânză și salată, după care își petrecu seara uitându-se la televizor. Din când în când rostea cu voce scăzută ca într-o incantație. Maosier! Maosier! Cu toate acestea, nu reușea niciun chip să-și amintească cu exactitate de unde îl știa. Apropo, își anunță el soția, mâine nu vin la prânz. Ai mult de lucru? Nu chiar, dar trebuie să mă duc la la bol. La bol? Dar pentru ce? Este acolo cineva pe care simt că trebuie să-l văd. Plec și mă întorc cu avionul. O să fiu înapoi pe la 8 și jumătate. Știa din experiență că mulți criminali sunt arestați datorită telefoanelor anonime sau ajutorului dat de informatori. Când se sculă, soarele era sus pe cer, la fel de dogorâtă și nu se simțea nicio adiere, ceea ce îi conveni pentru că orice călătorie cu avionul îi provoca o senzație de neplăcere, de parcă ar fi fost închis într-o cutie. Ne vedem diseară. Vezi, poate să faci timp de o baie în mare. Glumia. Făcea aluzie la faptul că Megre nu știa să nuate, unul din motivele pentru care nu mergeau niciodată în concediu la mare, ci numai la țară. Avionul era mic, cu două elice, și părea o jucărie pe lângă enormele avioane transatlantice. La bord nu încăpeau decât 8 pasageri. Megre aruncă o privire distrată. Printre ei se aflau și doi copii fără astâmpări care vorbeau tot timpul. Încercă să moțăie, dar nu izbuti. După două ore de zbor, avionul ateriză pe aerodromul din Labol. Marea începuse să se întrezărească de sus, cu mult înainte de aterizare, iar pe suprafața ei scânteitoare se vedea un vas ce părea să navigheze țin în linia orizontului. Se urcă într-un taxi. Aveți idee unde e vila pins parasols? Nu știți adresa?" Nu. Dar de cine este locuită? Maosie. Luis Maosie. Așteptați o clipă. Șoferul intră într-un bar unde răsfoi cartea de telefon locală. S-a făcut, anunță el la întoarcere. E departe? În spatele hotelului Ermitaj. Parcă era pe altă lume. Aici toți umblau în short cu cămașa descheiată la piept. Pe plaja lungă de câțiva kilometri vedeai numai șiruri de umbrele și mii de vilegi a turiști care se prăjau la soare în timp ce alții se scăldau. Vila era destul de impunătoare și se afla pe un drum umbrit de parte de șosea. Megre căută din privire o sonerie, dar nu găsi niciuna. Ușa vopsită în alb era întredeschisă. Pe terasă se vedea o masă și niște scaune împletite. Împinse ușa cu un lanț de palmă și strigă. E cineva acasă?" Trecut ceva timp până să capete un răspuns. Abia la al treilea apel, din penumbra coridorului, se ivi o servitoare tânără cu un șorț alb. Despre ce e vorba? Aș dori să vorbesc cu domnul Maosier. La ora asta, domnul și doamna sunt la plajă. Dacă doriți să reveniți după amiază, aș prefera să mă duc după ei pe plajă. Îi cunoașteți? Nu. Luați-o până în capătul străzii la stânga, unde e o scară de piatră care coboară pe plajă. Cabina lor ia patra are imprimată pe pânză numărul 24. N-ați vrea să veniți cu mine să mi arătați? Nu pot să las casa singură. Câți ani are domnul Maosier? Nu prea știu, lucrez la ei doar în timpul concediului, să tot aibă vreo 50 de ani. Cum arată? E un bărbat încă bine, foarte înalt și zvelt, cu părcărunt pe lângă urechi. Și doamna Maosier? E mult mai tânără, nu i-aș da mai mult de 40 de ani. Ce număr spuneați că are cabina? 24. Părinți cu copii treceau deja în costume de baie, iar unii aveau pielea arsă din pricina soarelui. Găsi treptele care coborau pe plajă și se strecură printre trupurile întinse pe nisip. Descoperi destul de repede cabina de pânză portocalie cu numărul 24. La intrare se afla o femeie întinsă cu fața în jos, a cărei spina are unsă cu o cremă pentru bronzat lucea la soare. Privim prejur, căutând un bărbat care ar fi putut fi lui Smaosier. Nu departe de malul mării, vreo 20 de bărbați aliniați pe un singur șir făceau exerciții de gimnastică sub îndrumarea unui instructor. Unul dintre ei era mai înalt și mai zvelt decât toți ceilalți. Să fie mausier, Megre nu putea să întrerupă lecția, așa încât rămase în picioare la vreun metru distanță de femeia de la numărul 24. Aceasta probabil că îi simțise în cele din urmă prezența, căci își ridică partea de sus a costumului de baie, compus din două piese. Tot atât de sumar ca un bikini și se întoarse pe o parte. Păru surprinsă, văzând lângă ea un bărbat înținute de oraș. Megrei era cu siguranță singurul îmbrăcat astfel pe toată plaja. Căutați ceva? Îl întrebă ea într-un târziu. Fața era dată cu ulei sau cu cremă. Era grasă și părea să fie cum se cade. Doamna Mausier? Da, de unde știți? Servitoarea dumneavoastră mi-a dat numărul cortului. Aș dori să discut cu soțul dumneavoastră. Va trebui să așteptați puțin, cât e ceasul? Aproape 12 și jumătate. În câteva minute și termină lecția de cultură fizică. E cel mai înalt dintre ei, nu e așa? Da, așa e, al treilea din dreapta. Nu renunță niciodată la exercițiile lui, de fiecare dată când venim aici, chit că nu are niciun pic de grăsime pe el. Femeia îl privea curioasă, fără să îndrăznească să-i pună întrebări prea directe. Ați venit de dimineață? Da, cu mașina. Nu, cu avionul. A, am fi venit și noi cu avionul dacă nu avem nevoie de mașină aici. A tras la ermitaj? N-am tras nicăieri pentru că plec înapoi după amiază. Exercițiile de cultură fizică se încheiaseră și bărbatul slab și înalt se îndrepta spre cabina de pânză de cord. Văzându-l pe Megre discutând cu soția lui, se încruntă. Cineva de la Paris a venit să stea de vorbă cu tine. A sosit în dimineața asta cu avionul și pleacă după amiază. Se vedea limpede că Mausier este nemulțumit domnul Megre de la Poliția Judiciară. Și doriți să vorbiți cu mine? Da, aș vrea să vă pun câteva întrebări. Se potrivea cu descrierea bărbatului care ieșise de la Faramon și care se uitase la Vivian cum descarcă zarzavaturi, pentru că apoi să apără în fundătura viofor și să pătrundă în casa dărăpănată în care își găsise adăpost vagabondul. Sunteți antreprenori de zugrăveli, nu-i așa? Exact. Conversația care se înfiripase era destul de bizară, având în vedere cadrul în care se desfășura hărmălaia și țipetele copiilor de pe plajă și, în fine, faptul că interlocutorul său era în slip. De când? De 15 ani. Și înainte? Lucram la un patron. Tot în Montmartre? Ce treabă am eu cu întrebările astea, domnule comisar? Aici sunt în concediu. Nu înțeleg cu ce drept veni să mă deranjați. Migre i-a întă decizia comisiei rogatorii pe care m-au o cu atenție. Ce înseamnă asta? Acum câteva zile a scinat la hale, la Faramon. Mausier să uită la soția lui, cerându-i parcă să-i împrospăteze memoria. Era în seara când a venit mama la noi la masă și cum tu nu poți să o suferi, te-ai dus să mănânci în oraș. ce ați făcut după aceea? M-am plimbat puțin și m-am întors acasă. Megre văzut cum femeia se înroșește ușor, deschise gura să intervină, dar până la urmă nu spuse nimic. V-ați întors într-adevăr acasă pentru câteva clipe. Și pironindu cu privirea megră îl întrebă pe neașteptate. Ce calibru are pistolul dumneavoastră? Nu am niciun pistol. Fiți atent, domnule maosier. Vă previn că orice minciună s-ar putea întoarce împotriva dumneavoastră. Dacă nu-mi răspundeți cinstit, îi cer judecătorului un mandat de percheziție și vă scotocesc și atelierul și apartamentul de pe strada Turbigo. Femeia își privea uluită, în ce privește pe Mausier, se uita cu ură la comisar de parcă avea de gând să sară la el. A, am într-adevăr un pistol vechi, dar trebuie să fi ruginii de binele și nici măcar nu știu pe unde e. Calibrul 32? Așa cred, nu mă pricep la arme. Tare păcat că nu știți unde l-a spus. Ați fi putut să mi-l trimiteți prin careva din oamenii dumneavoastră. Ați putea să mă lămuriți ce înseamnă asta? E ceva cât se poate de serios, e vorba de o crimă. Când o să vă găsesc ca arma, o să știu în câteva ore, prin intermediul serviciului de balistică, dacă sunteți amestecat sau nu. Nu aveți decât. Nici nu vă mai răspund la întrebările astea ridicole. Strânse întreagă mâna unui bărbat gras în costum de baie care merse să se întindă cu trei corturi mai încolo. În urmă, cu 20 de ani, ați cunoscut o femeie pe nume Nina Lasav, nu-i așa? Apoi, prin intermediul ei, l-ați cunoscut pe Marcel Vivian. Vagabondul de la Hale. Pe atunci nu era vagabond și avea un atelier de mobilă pe strada Lepic. Și eu ar trebui să știu toate astea. Da, Regret că vă dezamăgeți, dar nu cunosc astfel de oameni. Bulevardul Roșie Cușar nu vă spune nimic? Era efectiv pentru prima oară când Megre lua un interogatoriu pe o plajă. Soția lui Mausier se ridicase într-un cot și urmărea discuția cu interes, crescând. Cunosc Bulevardul Roșie se înțelege, ca toți parizienii. Unde locuiați în 1946? E mult de atunci și pe urmă, pe vremea aia îmi schimbam des domiciliul. locuia mai ales prin hoteluri modeste, din Montmartre. Adevărat, patronul meu își avea firma în cartier. Ați locuit la hotelul Jonar din piața ABSS? S-ar putea. A fost o perioadă în vara aceea în care mâncați la, la Bon Furchet, de pe strada Dancourt, Moș Butan mai trăiește și s-ar putea să vă recunoască deoarece are o memorie excelentă. Nu știu despre ce vorbiți. Nu cunoașteți restaurantul? Se poate să fi luat prânzul sau cina la un moment dat. Mai aveți să-mi puneți multe întrebări? Nu prea multe, mai ales că primesc răspunsuri evazive. Ați putea totuși să-mi spuneți când v-ați căsătorit? În 1955. După ce a rupt cu Nina, nu-i așa? Bate scâmpii comisare. V-ați amintit ceva despre pistol? Tot nu știți unde l-a spus. Nici măcar nu știu dacă îl mai am. Când l-ați cumpărat? Nu l-am cumpărat. Mi l-a dat un muncitor de-al meu, are doi copii și se temea să țină o armă în casă. Muncitorul acesta mai lucrează la dumneavoastră. Da, cum se numește? Oscar Reson. Îl puteți găsi la sediu de pe alea Truden. E unul dintre primii mei angajați și acum sper că ați terminat cu întrebările. Da, vă mulțumesc pentru bunăvoință. Mă scuzați, doamnă, că v-am deranjat. Ea nu răspunse, în schimb își privi soțul cu un aer mirat. Megre descoperi pe o stradă laterală un restaurant italienesc modest și la vederea cuptorului dinăuntru îi veni cheful să mănânce o pizza. În așteptarea ei comandă fructe de mare și o sticlă de muscat la litru, neavând la jumătăți. Era calm și gânditor. Avea certitudinea că nu își rosise ziua. După ce își bău cafeaua, lua un taxi care îl duse la Sen Nazar, unde trebuia să se afle cu siguranță un post de poliție judiciară. De la primărie fu trimis la Nant, unde nu erau decât trei inspectori într-o încăpere destul de strâmtă. Cei trei oameni îl recunoscură pe loc și părură surprinși să-l vadă. La bol intră în jurisdicția voastră? Da, dar nu suntem chemați prea des, fiindcă nu se întâmplă niciodată nimic serios. E doar o plajă unde vin în familie. Aș vrea să fie supravegheat zi și noapte un bărbat care își petrece concediul acolo. Se poate? Bineînțeles, orice e posibil, doar că nu suntem prea mulți. Megrele le arătă decizia comisiei rogatorii. Nici o grijă, șefule! Îl descrise pe lui Smaosier și pe soția lui și le dădu adresa. Dacă vreunul din ei pleacă din Lubol, aș vrea să-mi telefonați imediat la nevoie chiar și acasă. Le lăsă numărul lui de telefon. Se înțelege că aș vrea să știu încotro se îndreaptă. De acord, domnule comisar, nu veniți cu noi să bem un păhărel de muscat? Tocmai am băut, iar medicul mi-a recomandat să fiu mai reținut. Își l rămas bun și se întoarse cu taxiul la la bol. Pe faleză erau câțiva bărbați îmbrăcați la fel ca el, în de oraș, ducându-și haina pe braț. Megre făcu și el la fel. Ajuns înapoi la Orli, se întoarse direct acasă, unde doamna Megre îl întâmpină pe palier. Văzându-l, nu se putu abține să nu râdă. Ce-ar fi dacă ai sta o lună întreagă la mare? Ce vrei să spui?" Nu ai sta nicio zi și te-ai întors roșu ca un rac. Tu te uiți în oglindă. Era cât se poate de adevărat. Fața lui Megre era roșie. Nu putuse să-și înfrângă dorința de a se plimba de-a lungul întregii plaje la un metru doar de spuma alba valurilor. Umblase aproape două ore printr-un amalgam de culori și zgomote, ferindu-se cât putea de mingile azvârlite de copii. Ai mâncat? Am luat o gustare în avion. Trebuie să sun la poliția judiciară. I se dădu legătura cu biroul inspectorilor și fumirat când recunoscu vocea lui Janvier. Ce faci la birou la ora asta?" Un hold la un oficiu poștal ne-a dat multă bătaie de cap. I-am arestat pe cei doi făptași principali și am recuperat banii. Doar al treilea care ținea de șase a reușit să scape. Dumneavoastră, șefule!" Abia peste câteva zile o să știu dacă voiajul ăsta mi-a fost sau nu de folos. Până atunci, ai doi inspectori pentru urmărire. Găsesc eu, dar echipa e redusă la minimum. Fii atent! Alea Truden, lângă liceul Rolin. Acolo sunt șantierele și atelierele lui Luis Maosier, care se ocupă de zugrăveli. N-am habar ce s-ar putea întâmpla, dar aș fi mai liniștit știind că zona e supravegheată. Al doilea post în fața apartamentului acelui aș Maosier de pe strada Turbigo. Vezi că a rămas acolo bucătarea sa lor, care e destul de în vârstă. S-a înțeles. Și dacă Maosier ăsta se arată în vreunul din locuri trebuie urmărit tot ce face și notat cu atenție. Megre dormi prost, de transpirație, fața a început să lusture. Auzea în urechi zgomotul mării și avea impresia că amalgamul de culori se imprima se în retină. A doua zi se sculă iarăși de vreme și se duse cu un taxi pe strada Turbigo. Era una din vechile clădiri din mare și își recăpătase pe din afară aspectul de palat luxos. Mă scuzați, doamnă, apartamentul domnului Maosier v-aș ruga. Dar nu sunt acasă, au plecat amândoi la la bol unde au o vilă. Știu, dar mai știu că a rămas domnișoara Berta, bucătărea sa lor. Cum doriți primul pe dreapta? De fapt, dreapta sau stânga e tot una, din moment ce ocupă tot etajul. Nu exista ascensor, dar scara era largă și urca domol. Sună la o ușă de lemn vechi ceruit și așteaptă destul de mult până să-i se răspundă. În sfârșit, dinăuntru se auzi răpași mărunți și ușa se deschise. Domnul Mausier și doamna sunt la... la bol, știu. Pe dumneavoastră vă caut. Pe mine? Sunteți bucătăreasa, domnișoara Berta, nu-i așa? Intrați, nu stați în ușă. Îl conduse într-un salon spațios, luminat de trei ferestre înalte și mobilat mai mult sau mai puțin în același stil cu imobilul. Luați loc, vindeți aspiratoare? Nu, sunt de la poliția judiciară. Femeia îl cercetă din cap până în picioare, fără să se ferească. Se vedea că e o femeie hotărâtă și descurcăreață care spune lucrurilor pe nume. Nu sunteți comisarul Megre?" Ba da." Vă ocupați de vagabondul acela, cam uita cum îl cheamă. Nu mai reușesc să țin minte numele." Vivian?" Da. Ce Ci idee ciudată să omori un vagabond, nu credeți?" Doar dacă nu-i vreun fals vagabond." Din aceea care au bani sub saltea." Nu era cazul lui. M-am întâlnit ieri cu patronul dumneavoastră la labol." Aha." L-ați cunoscut dinainte de a se fi căsătorit." De fapt, l-am cunoscut când a fost logodit cu domnișoara Casegren. De atunci am rămas la el. Domnul Casegren e notar, stă pe Alea Villiers. Soția lui e deseori suferind și avea o cameristă care se ocupa de ea și de bucătărie. Domnul Casegren a insistat ca eu să plec la fata lui când s-a măritat. Cât a trecut de atunci? Vro 15 ani. Singura deosebire e că aici nu există nicio cameristă, așa că eu mă ocup de toate. De fapt, nu-i prea cinstit să spun asta. Doamna mă ajută mult și se pricepe la găti la fel de bine ca mine. Ies deseori în oraș. Destul de rar și atunci doar la teatru sau cinema. Vin în vizită câțiva prieteni mereu aceiași. Se înțeleg bine? În orice caz nu se ceartă din temir, ce dacă asta ați vrut să știți? După părerea dumneavoastră, se mai iubesc și acum? Ea îi răspunse printr-o tăcere grăitoare. Domnul Mausier are vreo legătură? Nu știu, în orice caz nu mie mi-ar vorbi despre asta. I se întâmplă să plece singur seara sau se întoarcă foarte târziu? Nu, no, niciodată, sau mai bine zis, S-a întâmplat săptămâna trecută. Pe la 11, când doamna a ieșit să o conducă pe mama ei, care venise la cină, a atunci a intrat ca o furtună și s-a dus direct în camera lui. După asta a plecat la fel cum venise. Doamna nu l-a mai așteptat să se întoarcă și s-a băgat în pat. Nu știu dacă l-a auzit când a venit, pentru că a căutat să facă zgomot cât mai puțin. Ce știu e că era trei dimineața când a venit. Dorm de mult în camere separate. Din primele luni, domnul se scoală foarte devreme ca să ajungă pe șantierele lui la prima oră. În felul ăsta o trezea pe doamnă, care îi place să stea în pat până târziu. Era de ajuns să o privești în timp ce vorbea despre Mausier ca să-ți dai seama că nu îi plăcea deloc, în vreme ce despre stăpâna ei vorbea cu o adevărată venerație. Câți ani avea când s-a măritat? Împlinise de o lună, pe exact 20 de ani. Știți unde s-au cunoscut? Nu, ca domnișoară ieșea în oraș, fiindcă acum fetele nu mai umblă însoțite. E fericită? Din nou răspunse prin aceeași tăcere căsătoria dezamăgito? Nu e genul de femeie care se plângă sau să cadă pradă tristeții. Ia viața așa cum e. Megre întrezări o fotografie a cuplului pe pian. Lui Smausier purta mustăți pe care acum nu le mai avea. Cât despre ea arăta tânără cu părul blond ondulat. Bucătărea sa urmărindu-i privirea îl întrebă pe neașteptate. Ce-a făcut? De ce mă întrebați? Nu e neapărat nevoie să fi făcut ceva. Nu ați fi aici dacă nu l-ați învinuit de ceva. Când o persoană ca dumneavoastră vine personal, vreți să mă conduceți în camera lui? Să ar în furia dacă ar și da, nu-mi pasă, nu mă tem de el. Străbătură sufrageria, apoi un coridor. Aici, spuse ea deschizând o ușă, este camera doamnei. Era o încăpere veselă, în nuanțe de un gri deschis cu un strop de albastru. Picioarele s-a fundat în mocheta albă. Camera lui Mausier de alături era mai sobră, sigur, dar de bun gust. Cine a ales furniturile și mobila? Doamna, a urmat cursuri de istorie a artei la Luvru și a mai făcut și școala de artă decorativă. Ea cântă la pian? Da, dar numai când e singură. Aici nuanțele erau de bej și maroniu. Spuneți-mi, Mausier are vreun pistol? Da, l-am văzut chiar și acum două săptămâni. E o armă cu butoiaș? Vreți să o spuneți cu un fel de cilindru în care se bagă gloanțele? Da. Nu, no, e un revolver plat. Un pistol automat. Uitați-vă și singur. Se îndreptă spre noptieră și deschise sertarul de sus. O expresie de uimire îi se așternu pe față. Nu mai e!" l fi luat cu el la la bol. Da, de unde? Eu le-am făcut valizele!" Poate că l-a pus în altă parte. Deschise și celelalte două sertare în care se găseau chei, un briceag și mai multe carnete de membru a diferitelor societăți. De când sunt eu aici, pistolul ăsta nu mai în sertarul ăsta!" Și ziceți că l-ați văzut acum două săptămâni? Avea și gloanțe în sertar. Avea o cutie plină. Nu mai e nici asta. Căutându-l apuri în sertarele de la scrin și chiar în baie, când se uită din nou la megre, chipul era grav și puțin cam palid. Parcă încep să ghicesc de ce sunteți aici. Și vă miră? Puțin, nu prea mult. Iar dacă o să vă spun motivul, probabil că o să vă vină să râdeți. Nu iubește animalele. Nu vrea nici câine și nici pisică în casă. Doamne, avea un câine cocăr la care ținea mult. Iar el a silit-o să scape de el. Cred că ar fi mai bine să nu plecați din Paris în următoarele zile. S-ar putea să am nevoie de dumneavoastră." Voi fi aici." Și după o clipă, în timp ce îl conducea prin salon, îl întrebă. Ați văzut-o pe doamnă la Labol?" Da." Bun, rămășa că stătea la soare." Așa e. Cât e la mare, stă toată ziua la plajă. Se duce la Labol încă din copilărie, că mergea cu părinții. Nu vor să aibă copii?" Nu mi-au făcut confidențe niciunul, dar nu cred că vor. Vă mulțumesc, domnișoară Bert. Mi-ați fost de mare folos. M-a străduit și eu să vă ajut după puteri. Megre se abținut să adauge ca să-l bag în belea pe stăpânul meu. Un taxi l-a dus înapoi la Chedezor Fevră. Toran se anunță că li se telefonase de la Nant și că nu era nimic nou la vila Pins Parasols. Voiau să știe dacă trebuie să continue cu urmărirea. sună și spune-le că da. Ai pus oamenii acolo unde ți-am spus?" Îl întreba apoi pe Jean care se afla la postul său. Era singurul pe care îl tutuia în mod curent. I se mai întâmpla să-l mai tutuiască și pe micul la ultimul sosit în echipă. Cât despre ceilalți le vorbea cu dumneata, cu excepția cazurilor când era neatent sau prins în focul acțiunii. Pe cine ai trimis pe strada Turbigo? S-a ascuns așa de bine că n-am văzut pe nimeni. E drept că se afla un bistrou chiar în fața casei. Baronii acolo!" Nevoie în Montmartre. Megre se îndreptă spre coridorul judecătorilor de instrucție și bătu la ușa lui Casur, care îi strigă să intre. Vești noi? Într-un fel, da. Cred că merită chiar o steneală de asemna un mandat de restare preventivă. Spuneți-mi despre ce e vorba. Și Megre, așezându-se pe un scaun de loc confortabil, început să-i relateze peregrinările sale din ultimele două zile. Nu am deloc certitudinea că Mausier este asasinul lui Vivian, dar cred că există suficiente probe împotriva lui ca să-i luăm un interogatoriu serios și nu pe o plajă. Și eu cred la fel. Cum vreți să procedați? Trimiteți doi oameni să-l aducă sau vă adresați jandarmeriei locale? O, o să trimit doi oameni dacă am pe cine. Lucrăm cu efective atât de reduse încât dacă ar ști. venți ar profita din plin. Vă semnez chiar acum mandatul. Completă un formular pe care Megrel cunoștea foarte bine. Prenumele? Luis. Maosier cu un H nu știu de ce, dați vine să pui un er în loc. Vă mulțumesc, domnule judecător. Ați fost pe alea, Trudan? Vreau să merg în dimineața asta. Vietul Janvier nu mai știa unde îi stă capul. Doi oameni, pentru mult timp, că îți aducă pe cineva de la la bol. Îl privi pe Megre drept în ochi. Înțeleg. Luați-i pe Voran și pe Lubet. Megre i duse pe amândoi în biroul său și le dădu instrucțiuni după care le înmână mandatul de arestare preventivă. Aveți un avion peste o oră. Puteți să-l luați, dar aș prefera să vă întoarceți cu trenul. Îi pune în cătușele? Dacă vi se pare că ar vrea să scape, da. Al nu cred că e nevoie. Îl chemă pe Toranz. Hai, șoferule! Practic, în ultimele două zile, Toranz nu făcuse altceva decât să-l conducă pretutindeni. Alea Trudan, în fața liceului Rolin. Îl arestați? Îl rețin numai. O să vedem după ce îl interoghez ceva mai serios decât pe plajă. Era o curte uriașă plină de scăreze mate de pereți. Se mai vedea un fel de garaj plin de bidoane enorme de vopsea. Pe o placă de email scria birou și Megre se lua după săgeata indicatoare. Nimeri într-o încăpere destul de spațioasă în care un omuleț ursuz stătea plecat peste niște facturi. Comisar Megre, cu mine vreți să vorbiți? Cum vă numiți? Vanier, Gerard Vanier. Și nu prea văd ce ar avea cu mine poliția. Nu de dumneavoastră-i vorbă. Atunci, de vreunul din muncitorii noștri, sunt plecați cu toții pe șantiere. Să știți că sunt oameni serioși care lucrează aici de mai mulți ani. Biroul ăsta din stânga al patronului dumneavoastră? Da, dar nu stă prea des aici pentru că umblă mereu de pe un șantier pe altul. Cum merge? Nu ne putem plânge. Sunteți asociat? Din păcate, nu, eu sunt doar contabilul. Când a fost creată firma? Asta n-aș putea să vă spun. Tot ce știu e că în 1947 proprietarul a dat faliment. E drept că stătea mai mult prin cârcium și că se făcea o risipă enormă. Domnul maosier a preluat afacerea și a schimbat tot personalul. Și dumneavoastră? La început s-a mulțumit cu un singur contabil care venea două seri pe săptămână. Apoi când am facerile au luat amploare, m-a angajat cu normă întreagă spre finele lui 48. Muncește mult? Totul îi trece prin mână, abia dacă își permite să meargă la masă. Cum se poartă cu angajații? Foarte prietenos cu ei, dar există o limită care nu trebuie depășită și ei știu asta. Câți angajați are? În clipa de față, opt, dacă îl pun la socoteală și pe ucenic. Ați văzut până acum vreun pistol prin birou? Un pistol? No. Ce să facem cu un pistol? Banii vin cel mai frecvent sub formă de cecuri și sunt depuși imediat la banca din colțul străzii Oleia. Îmi permiteți? Spre mare indignare omulețului se îndreptă spre biroul lui Maosier și îi deschise pe rând sertarele. Nu găsi nicio armă. Mi-ați putea spune motivul exact pentru care vă aflați aici? datorită anchetei pe care o fac. Când o să afle domnul Maosier? M-am văzut ieri cu el. A fost la Labol? Da, și mâine dimineață, cel mai târziu, se va întoarce la Paris. Trebuia să întoarcă abia peste trei săptămâni sau o lună. I-am cerut să-și schimbe programul. Și nu a protestat? Micuțul domn Vanier era atât de indignat încât arăta ca un cocoș înfoiat. Tare aș vrea să știu ce înseamnă toate astea. Toate! O să aflați curând. Deschide sertarele ca și cum ați fi la dumneavoastră acasă. Puneți întrebări ciudate și mai aveți pretenția să-l faceți pe batron să se întoarcă de la la bol. Megre plecă fără să mai adauge ceva, lăsându-l pe omule să-și continue diatribele. Capitolul 6 Megre abia se întoarse la chei că Voran, unul dintre cei doi inspectori pe care îi trimisese să-l aducă pe Mausier, îl sună de la la bol. Cum a mers? La început destul de prost, s-a apucat să facă pe grozavul și a refuzat să vină cu noi la Paris ne amenința cu prietenii lui sus, pus și că o să facă scandal. Și soția lui ce spunea? Părea surprinsă. L-am lăsat să trâncănească puțin și apoi am scos cătușele din buzunar și am spus că dacă nu vine de bună voi, o să facă tot drumul cu brățări la încheieturi. Ei s a urcat o sângele la cap. Îndrăzniți să faceți așa ceva? Da. Da, de ce pentru numele lui Dumnezeu? Cred că se simțea mai degrabă umilit. Până la urmă a venit cu noi la gară de unde urma să luăm trenul de noapte. Soția lui voia să vină și ea, dar el a oprit-o, spunându-i că se va întoarce în 48 de ore. Nu îmi pot aduce nicio vinuire pricepi, din potrivă. Ei ori să curce rău de tot. În dimineața următoare, Megri se așeză la birou și ales o pipă pe care și-o umplu cu grijă și îi lui Toran să se instaleze în capătul mesei cu un bloc notes. De obicei, interogatorile erau stenodactilografiate de la Poant, cel mai bun stenograf din poliția judiciară, dar nici Torans nu se descurca prea rău. Megre apăsă un buton și voranul aduse pe maosier, care avea o figură cruntă și o privire încremenită. Luați loc! Protestez! M-ați arestat pe nedrept și îmi rezerv dreptul de a vă da în judecată ori cât de megre ați fi! Megre nici nu clipi. Ați putea să-mi spuneți, domnule maosier, unde e pistolul dumneavoastră? Care pistol? Cel care se afla până acum câteva zile în sertarul de sus al noptierei. Calibrul 32, dacă nu mă înșel. Nu mă pricep la arme și n-aș fi în stare să vă spun ce calibru avea arma aceea, care mi-a fost dată cu multă vreme în urmă. Unde se găsește acum? Probabil că tot acolo în sertar. Vorbea pe un ton gos și de fiecare dată când îl privea pe comisar, ochii exprima o urânti intensă. Dar nu se citea oare și frică în ochii lui? Pistolul nu se mai află în sertar. Ce-ați făcut cu el? Mai au și alți acces în apartament în afară de mine. Vreți să spuneți că l-ar fi putut lua domnișoara Bert? Lăsați gluma, vă rog. Nu o să vă ajute la nimic. Nu am spus că l-a luat bucătărea sa. Atunci soacra dumneavoastră se afla acolo chiar în seara când ați cina singur la Faramont și v-ați întors la trei dimineața. Nu m-am întors niciodată la trei dimineața. Vreți să vă confrunt cu martorul care v-a văzut că se poate de limpede și căruia nu i-a fost deloc greu să vă recunoască? Toră scria cât putea de repede cu fruntea acoperită de sudoare. Nu numai că cineva pe care l-am aici, la dispoziția mea, v-a văzut intrând cu puțin înainte de trei dimineața în fundătura Viofor, dar mai există și un alt martor care v-a auzit întorcându-vă cu câteva minute după ora trei. Auzi, întrebă ironic. Te pomenești că soția mea, dacă ar fi fost ea, nu ar fi putut depune mărturie împotriva dumneavoastră. Spre deosebire de interlocutorul său, Megre era de un calm săvârșit. Atunci o aia bătrână de Bert, Sub pretextul că a crescut -o într-o oarecare măsură pe nevastă, mai atât de geloasă pe oricine se apropie de ea? Încă nu poate să mă înghită. Unde l-ați cunoscut pe Marcel Vivian? Nu știu despre cine vorbiți. Nu citiți ziarele? Nu acord importanță faptelor diverse. Știți totuși că a fost asasinat. Dormeam patul lui când s-au tras trei gloanțe în pieptul lui. Și ce mă privește pe mine? S-ar putea să vă privească. Ar fi foarte bine să vă găsiți pistolul. Ar trebui să știu mai întâi cine l-a luat sau l-a mutat din loc. Era genul de om care neagă împotriva oricăror evidențe. Când își aprins o țigare, mâna îi tremura, aparent de furie. Nu a fost niciodată în fundătura Viofor. Nici n-aș putea să vă spun unde se află. Megre schimbă pe neașteptate subiectul, descumpănindu-și interlocutorul. Ce s-a întâmplat cu Nina Lasav? Sav? De unde să știu? Numele ăsta nu-mi spune absolut nimic. Hm? În 1945 și 1946 locuiați în Montmartre într-un hotel aflat la Doi paște de Bulevardul Roșie Cușar. Da, am locuit în cartierul respectiv, dar nu mai știu în ce an. Ea avea un apartament al ei pe Bulevardul Roșie Cușar. Se poate există mii de persoane aflate în aceeași situație. Ar trebui să le cunosc și pe ele. E foarte probabil că ați făcut cunoștință cu ea și cu Marcel Vivian, care era amant. Gândiți-vă bine înainte de a răspunde. Ați fost la rândul dumneavoastră amantul Ninei la Sav? N-am nevoie să mă gândesc, răspunsul este nu. Am avut înainte de a mă căsători câteva partenere, dar nu și pe ea și n-am întâlnit niciodată pe cineva care să-l cheme Marcel Vivian. Într-un cuvânt, n-aveți niciun amestec în cazul acesta. Niciunul! Devenise obraznic, iar nervozitatea îi creștea și nu-și putea opri mâinile din tremurat. Ca să vă acord timp de gândire, vă trimit la arest. Nu aveți niciun drept. Ați uitat de mandatul de arestare preventivă, perfect legal, semnat de judecătorul de instrucție. Dacă aveți de gând să mă interogați din nou, cer să fie chemat avocatul meu. V-aș putea refuza. Avocatul nu poate interveni decât în timpul interogatoriului judecătorului de instrucție. Dar sunt dispus să vă acord toate șansele. Cum se numește? Maestrul Loazo! Locuiește pe bulevardul Bomarșe, numărul 38. Îl voi anunța în timp util. Megre se ridică și se postă greu în fața ferestrei deschise spre cerul nebunitor de albastru. Cu excepția celor de pe plajă, toți așteptau cu disperare ploaia care nu mai începea odată, în timp ce temperatura nu înceta să urce. Inspectorul Voran îl aduse pe mausier în celulă. O să vadă el!" mormăi acesta referindu-se fără îndoială la comisarul Megre. În acest timp, Megrei spunea lui Toranz, E încăpățâna rău. Bate la mașină ce ai consemnat și data viitoare o să-l punem să semneze procesul verbal. Sunteți sigur că a cunoscut-o pe Nina la Sav? Se poate să o fi cunoscut. Am aruncat o nadă și cred că a prins, fiindcă nu se aștepta să pomenezi de ea. Își o pipă și își puse pălăria. Dacă întreabă cineva de mine, sunt la parisien. Toran să-l privi surprins, dar nu întrebă nimic. Megre intră mai întâi la prăraseria Dofin, unde bău o bere, apoi se urcă într-un taxi, la Parisien Liber. Își amintea că ziarul acesta fusese printre primele care apăruseră după eliberare. În cel privea, el nu se afla la Paris în 1946, pentru că nu-l avea la inimă directorul poliției judiciare, care se pensionase câteva luni mai târziu. Fusese trimis la Luzon, unde nu avea aproape nimic de făcut și, ca să-și timpul, juca biliard cât era ziua de lungă. Se plictisise acolo o vreme de un an și nici el, nici doamna Megre nu prea se obișnui să cu vremea. Din fericire, noul director îl chemase înapoi la Paris. Pe atunci nu era comisar principal, doar comisar simplu și nu conducea brigada de criminalistică. Șederea la Luzon rămăsese ca un gol în cariera și amintirile lui. Aș dori să vorbesc cu redactorul șef." Cine sunteți?" Comisarul Megre." Redactorul șef, pe care nu-l cunoștea și care se dovedea fi tânăr, ieși din birou în întâmpinarea lui. Cu ce ocazie mă onorați cu vizita dumneavoastră?" Meseria." Mărturisii Megre. Și cum v-am putea ajuta?" Presupun că păstrați toate numerele ziarului." Bineînțeles, sunt clasate pe ani." Aș dori să consult anii 1945." și 1946. Veniți cu mine! O luară de lungul unor coridoare întortocheate și ajunseră în cele din urmă într-o încăpere întunecată, plină de etajere, în care se aflau volume enorme legate în pânză neagră. Doriți să vă dăm pe cineva care să vă ajute? Nu cred să fie nevoie, de altfel s-ar putea să dureze ore întregi. Era lucrul pe care me greu uitase să-l facă încă de la începutul anchetei. Se gândise o clipă, apoi zburase din minte. Dacă vreți să vi se aduc o bere, bistroul din față obișnuiește." Mulțumesc, dar tocmai am băut una." Rămas singur, scoase haina și suflecă mâinile și căută volumul corespunzător anului 1945. După o oră terminase de parcurs anul respectiv. Nu citise, desigur, decât titlurile. Niciunul nu părea să aibă vreo legătură cu Marcel Vivian, cu Nina Lasav sau cu Luis Mausier puse volumul la loc și simțindu-și capul greu, atacă anul 1946. Redactorul șef veni de două ori ca să se asigure că nu are nevoie de nimic. Tot nu vi s-a făcut sete? Acum aș primi cu plăcere o halbă. Aerul era albastru din pricina fumului de pipă, camera mirosea a hârtie și a cerneală tipografică, găsea titluri care îl surprindeau despre cazuri care strâniseră vâlvă la vremea lor și care acum erau complet uitate ianuarie, februarie, martie, aprilie. Ajunse astfel la luna august și în sfârșit, în numărul din 17 august, a avut sub titlul următor, o tânără femeie sugrumată pe bulevardul Cușar. Titlul nu era cules cu litere groase și nici nu se afla pe prima pagină. Faptele diverse de acest fel nu păreau să se bucure de o atenție prea mare. O tânără femeie de 22 de ani, Nina Lasav, a fost descoperită sugrumată în camera în care locuia de pe Bulevardul Roșie Cușar. Se afla întinsă în pat goală. În cameră nu era dezordine, la fel și în restul apartamentului. Portărea sa interogată nu a putut furniza niciun indiciu care să-i ajute pe anchetatori. Vreme de mai mulți ani, Nina Lasav lucrase ca vânzătoare într-un magazin de lingerie de pe strada Lepic, a cărei patroană era cât se poate de mulțumită de ea a încetat pe neașteptate să mai lucreze spre finele lui 1945. În viața ei exista un bărbat care însă nu venea decât rar la ea acasă. Ce s-a petrecut oare în seara crimei? Ancheta nu a putut stabili. Portarea sa este destul de în vârstă și nu interesa cine intra și ieșa din casă. Comisarul Piet Beov conduce ancheta. În numărul din ziua următoare găsi un alt titlu. Nimic nou în afacere de pe bulevardul Roșecușar. De desubt erau câteva rânduri care anunțau că se încerca aflarea unor amănunte despre viața particulară a tinerei femei. Raportul medicului legist stabilea în termen tehnici că victima sucombase în urma strangulării și că nu suferise alte maltratări. Portărea s-a fusese interogată încă o dată. Ea confirmase că Nina Lasav se întorcea uneori însoțită de un bărbat încă tânăr, care urca la ea în apartament, fără să rămână însă niciodată peste noapte. Îl întrezărise odată sau de două ori. Totuși nu l-ar mai recunoaște decât cu greu. De aproximativ două luni, un alt bărbat, mai ușor de descris, venea la ea după amiaza, astfel încât, datorită luminii de zi, mai puternice portărea salvăzuse văzuse bine. Era foarte înalt și slab și avea ochi de culoare închisă. Urcă, urca scara din patru în patru trepte și pleca singur o oră mai târziu. Abia după vreo trei zile, Parisian Liber anunța. Un suspect a fost interogat de către comisarul Piet Beauf. Interogatoriile care au loc la poliția judiciară sunt învăluite într-un mare mister. Bărbatul înalt și slab, care a venit de mai multe ori acasă la Nina Lasav, a fost într-adevăr identificat. Este vorba de un oarecare Luis M., zugrav de meserie, care locuiește într-un hotel modest din împrejurimi. Acesta nu neagă că a fost amantul tinerei femei, dar susține că nu s-a întâlnit cu ea în ziua când a fost omorâtă. În ce privește porterea sa, ea afirmă că tocmai se afla pe palier când Luis M. a venit la ea în ziua respectivă către orele 4 după amiază. În lipsă de doveze, m-a fost pus în libertate, dar poliția continuă să ancheteze în privința lui. Cât despre Marcel V., ebenist, care era amantul Ninei la Sav de peste șase luni, s-a putut stabili că în momentul comiterii crimei se găsa într-o cafenea de pe bulevardul Ceapel. Megreu își lua notițe în cartierul, în carnetul său vechi de culoare neagră. Băiatul de la una din braseriile vecinei aduse o halbă spumoasă, iar curiozitatea pentru dezvăluirile din ziar îl făcuse să nu mai simtă durerea de cap. Încercă să se întoarcă singur la biroul redactorului șef, dar se rătăci pe coridoare și fu nevoit să ceară îndrumări. Aveți ceva împotrivă dacă fotografiez câteva articole din arhiva dumneavoastră? Deloc! Permite să dau un telefon!" îl obținu pe Moers la celălalt capăt al firului. Mestralii acolo? Vreți să mi-l trimiteți la Parisian Liber când ajunge la redacție să întrebe de arhive? Îl aștept acolo. Megrese înapoi la locul său și continuă să răsfoiască vechile numere ale ziarului. Despre Nina la sa venea tot mai puțin vorba, deoarece marile procese politice pasionau din plin întreaga Franță. Se pare că lui Sem, pe care porterea sa crede că l-a văzut urcând scările la Nina la Sav spre orele patru ale după amiezii, are la rândul său un alibi. Comisarul Piet Beauf își continua încheta împreună cu inspectorii lui, dar se pare că niciun nou element nu a mai fost descoperit între timp. Afacerea din bulevardul Roșecușar fusese aproape îngropată odată cu acest articol. Ziarul nu publicase fotografia lui Mausier și nici pe cea lui Marcel Vivian. Mausier mai fusese interogat dată sau de două ori la chedezor fevră. Fusese adus în cabinetul judecătorului de instrucție Comelio, care mai trăia pe atunci, dar nu făcuse obiectul unei urmăriri penale. Mestral sosi după vreo jumătate de oră cu un arsenal de aparate de fotografiat și de blițuri. Sunt multe pagini de fotografiat, doar vreo șase articole destul de scurte. Megrel privi lucrând, arătându-i articolele pe măsură ce le fotografia, Aș putea să am clișele în cursul după amiezii. Să vă zicem pe la patru dacă îmi dați voie să mă duc să mănânc. Pe grei mulțumire doctorului șef. Ați găsit ceea ce căutați? Da. Presupun că deocamdată nu se pot face declarații. Când se va putea, vă promit exclusivitatea știrilor. Vă mulțumesc, sper să ne revedem curând. Trecuse cu puțin de amiază. Nu era decât vreun sfert de oră de mers pe jos din strada Enghien până în bulevardul Richard Lenoir și Megre, bine dispus, se uita la trecători, la vitrine și autocare. În piața Bastiliei staționau câteva și turiștii o fotografiau așa cum fotografia sera Arcul de Triunf, Sacre Chior sau Turnul Eiffel. Cei mai mulți dintre ei arătau obosiți, dar nu voiau să piardă niciuna din curiozitățile promise. Intră în casă fredonând. Am impresia că-ți merge bine," observă doamna Megre servind aperitivele. Cred că am făcut o treabă bună. Nu știu încă ce o să iasă, dar o să iasă cu siguranță ceva. Păcat că există cineva care nu mai poate vorbi. Cine? Marcel Vivian. De fapt, am o informație nouă pe care nu am niciun motiv să o ascund. Nina Lasava a fost asasinată la ea acasă în august 46. Împușcată, sugrumată. Înseamnă că puteai să o cauzi mult și bine, da, l-am interogat pe Mausier care e din ce în ce mai refractar. Mâncă cu poftă. Avea friptură de un roz apetisant cu o singură picătură de sânge lângă os. E delicios! Oftă el mai lung bucată. Crezi că o să-i dai de cap? Deocamdată nu pot să spun nimic, dar știu că am tot o bună bucată de drum. Nu, no, că ceea ce am descoperit azi dimineață în arhivele lui Parisien Liber trebuie să se afle chiar și cu detalii suplimentare în dosarele de la Poliția Judiciară. Nu m-am gândit deloc la asta, fiindcă pe vremea eram la Luton. Nică ieri nu m-am plictisit mai mult ca acolo. Dar eu vreau o piersică. Sunt coapte și zemoase, una numai. Se simțea păcat cu sine și cu lumea întreagă. De data aceasta se întoarse la birou cu un taxi. Ferestrele erau larg deschise, ca zilele trecute, și prin încăpere se simțea o adiere ceva mai recoroasă. Torans, da, șefule! Ai terminat de bătut procesul verbal al interogatorului? Am terminat cu mult înainte de amiază. Vrei să-mi aduci o copie? Când o a avut pe birou, adăugă. Te duci la arhive și cauți prin dosarele din 46. Trebuie să existe unul referitor la asasinarea Ninei la Sav, petrecută pe bulevardul Roșecușar. Mi se pare mie că numele ăsta mi-amintește de ceva. Acum mi-aduc aminte. Comisarul Pietbov s-a ocupat de anchetă. Exact. Vreau dosarul ăsta cât mai repede. Citi din nou cuvânt cu cuvânt, întrerupându-se din când în când pentru a reflecta sau pentru a prinde pipa întrebările pe care îi le pusese dimineața lui Mausier și răspunsurile date de acesta. Fiecare frază și avea importanța ei. În textul scris, vorbele lui Mausier păreau mult mai dezordonate decât atunci când le rostise. După ce termină de citit, Megre rămase nemișcat cu ploapele pe jumătate lăsate. S-ar fi zis că moțăie, dar mintea îi lucra mai abitir ca oricând. Se străduia să-și amintească cele mai mici detalii ale anchetei. Legă frazele punându-le cap la cap. Nu se grăbea să tragă concluzii. Deodată se hotărâ să-i telefoneze lui Ascan, comisarul de la Arondismentul 1. Împăcate, domnule comisar, oamenii mei nu au mai găsit nimic." Nu pentru asta v-am sunat." Aș dori dacă se poate să-l găsiți pe vagabondul și pe grăsana pe care i-am interogat la dumneavoastră atunci." Dacă reușiți, fiți amabil și trimiteți-i la mine pe amândoi. S-ar putea să vă umpleți de purici. N-ar fi prima oară. Unul din riscurile meseriei. În cartierul ăsta nu ducem lipsă în orice caz. Pe la ce oră vreți să nu-și trimit? În jur de patru, dacă se poate. O să încercăm. Am oameni la îndemână pentru asta. Megrei ceru telefonistei să-i dea legătura cu maestrul. Luasol la biroul lui de pe bulevardul Bomarșe. Fu anunțat destul de repede că cel solicitat nu se află la birou și că trebuie să fie la tribunal. Atunci încercați la Palatul de Justiție. De data aceasta dură aproape un sfert de oră. Probabil că îl căuta să răpretutindeni. Aici maestrul Loazo. La telefon comisarul Megre. Iată despre ce este vorba maestre. Am un caz de omor și l-am adus aici cu mandat de arestare preventivă pe unul din clienții dumneavoastră, Luis Maosier. Am încercat să-i pun câteva întrebări în dimineața aceasta, dar fără niciun rezultat. Nu vrea să vorbească decât în prezența dumneavoastră. Iar eu nu văd niciun inconvenient. Ați putea fi la biroul meu în jurul orei patru. Cu neputință am un proces la trei. Dacă însă vă convine ora cinci, e în regulă. Abia pusese telefonul jos că Toran să-i aduse un dosar destul de subțire cu actele cazului Nina la SAF din 1946. Megreș scoase mai întâi haină, își-a prins o nouă pipă și se instală cu documentele în fața ochilor. Exista mai întâi o depoziție a portăresei, făcută la comisariatul de cartier, în care aceasta afirma că deoarece nu-și văzuse locatara coborând la ora două după amiaza, cu toate că se întorsese devreme cu o zi în urmă, se dusese să-i bată la ușă. Or, ușa era ușor între deschisă, astfel încât pătrunsese înăuntru. Nu era nici urmă de dezordine, sertarele nu fusese răroscolite, în dormitor, unde totul era de asemenea în ordine, sărmana femeie stătea întinsă în pat goală cu desăvârșire, iar limba ieșea din gură. Ochii okay, erau pironiți în tavan. Urma procesul verbal făcut de comisarul de poliție, un anume Mayell Fer, care sosise la fața locului împreună cu agentul Patou. Acesta găsise victima în starea descrisă de portăreasă, îmbrăcămintea printre care o roche de pânză cu model imprimat se afla o rânduită pe un scaun nu departe de pat. Mobilul crimei nu părea să fi fost furtul. Pe deasupra, ținând cont de goliciunea ei, victima trebuie că-și cunoscuse foarte bine ucigașul, din moment ce nu schițase niciun gest ca să se acopere și că lăsase să se apropie de ea. Comisarul de poliție telefonase la poliția judiciară, comisarul Pietböf îi spusese că sosește de îndată și îi recomandase să nu se atingă de nimic rugându-l să anunțe parchetul. Dacă-mi amintea bine, Pietböf pe atunci bătea spre 55 de ani. Era un om care își cunoștea meseria și nu putea fi ușor dus de nas. Mai degrabă era aspru și își pierdea les nerăbdarea. Venise însoțit de doi inspectori, dintre care unul mai lucra și acum la serviciul de informații. Raportul lui Piet Beof era destul de lung și avea anexat un plan al apartamentului. Totul părea că se află la locul lui, în cele trei camere, și a găsit 300 de franci în poșeta victimei, pusă la vedere pe noptieră. Urma o descriere a descinderii parchetului, care fusese ca întotdeauna numai o formalitate. Două rapoarte erau adăugate celui făcut de comisar, împreună cu o serie de fotografii ale Ninei, așa cum fusese găsită. Primul aparținea lui Moers și afirma că oamenii lui căutase răzadarnic amprente digitale. Singurele găsite în apartament aparțineau victimei, iar cele de pe clanța ușii portăresei. Megre își lua notițe. Raportul următor purta semnătura unui om cu care lucrase vreme îndelungată și care, din păcate, murise între timp, doctorul Paul, medic legist și gastronom priceput. Concluzia exprimată în termeni științifici fusese moarte prin strangulare. Pe gâtul femeii se vedeau urmele lăsate de degetele ucigașului, care avea mâini deosebit de puternice. Fusese chestionați locatarii imobilului, care nu erau prea numeroși. Nimeni nu auzise nimic și nici nu întâlniseră pe scară vreun suspect. Nina la primea dezvizite? vizite? Nu, dar era vizitată constant de cineva? Da, de doi bărbați. Veneau împreună? Nu, separat. Cel înalt venea de obicei spre mijlocul după miezii. Celălalt venea să o ia seara. Ieșeau împreună. Nu știu unde se duceau, dar i-am văzut într-o zi sau mai curând într-o seară pe terasa de la Sirano. Cine venea de mai multă vreme? Cel de seară. Celălalt de vreo două luni. Nu i-ați văzut pe niciunul dintre ei pe scări în ziua crimei? Ca să spun drept, n-am ieșit din casă până după șase seara. Ceilalți locatari știau și mai puțin. Unul din ei, un celibatar destul de în vârstă, care lucra într-o bancă de pe marile bulevarde, pleca de acasă la 8 dimineața și nu se întorcea decât seara pe la 9. Nici măcar nu știam de femeia aceasta și cu atât mai puțin că avea amans care o vizitau, Mahozier fusese descoperit datorită portăresei. Într-o dupamiază, acesta venise cu o camionetă pe care scria cu litere galbene Lesage și Gelo, firmă de Zugrevel, Bulevardul Batiniol. Apăreau mereu și mereu alte rapoarte. Cea mai neînsemnată întrebare pusă unui martor făcea obiectul unui raport plin de formulări stereotipe. Putea oare megre să zâmbească în timp ce le citea? Ca urmare a ordinului primit de la comisarul Piet Beof, m-am dus la firma de Zugrăvel lesaj și Jelo de pe bulevardul Batiniol număr 25. Am vorbit cu domnul Jelo, deoarece domnul Lesaj lipsea. L-am întrebat câți muncitori are și mi-a răspuns că e sezon mort și că are doar patru. Mi-a dat numele lor. L-am întrebat ce vârstă are fiecare. Trei din patru aveau peste 40 de ani, iar unul avea 60. Doar unul, numitul Luis Maosier, avea 26 de ani. A trebuit să aștepte aproape o jumătate de oră, dat fiind că era plecat să ducă marfă pe un șantier. Conducea camioneta descrisă de portărea de pe Bulevardul Roșecușar. M-a usier, m-a luat de sus. M-a întrebat cu ce drept îl chestionam și a început prin a susține că nu o cunoștea pe Nina Lasav. L-am invitat să mă urmeze până la clădirea de pe Bulevardul Roșecușar, unde portărea l-a recunoscut. El era, într-adevăr, cel pe care îl văzuse pe scara la alteri, la ora aproximativă la care tânăra femeie fusese ucisă drept pentru care i-am cerut să mă urmeze la Chede Zorfevră și îi l-am predat personal șefului meu, comisarul Piet Megreu șterse fruntea de sudoare. Lui Mausier îi fusese reluate patru interogatorii, în cursul cărora dăduse exact aceleași declarații. Susținea că în ziua respectivă, în jurul orei când avusese loc crima, se îndrepta spre Sursel, unde transporta cu camioneta niște bidoane de vopsea. Colegii săi, care primiseră vopseaua, ai confirmase răspusele, arătându-se însă mai puțin exact în privința orei. Judecătorul de instrucție, Comelio, dorise să-l vadă și îi pusese o serie de întrebări. Fusese de asemenea interogat și Marcel Vivian, împreună cu patronul și chelnerul de la Cafeneaua de pe Bulevardul Chapel. Vivian era foarte abătut. Moartea amantei părea să-l fi doborât cu totul. Nu se putea reține nimic împotriva lui, astfel încât fusese lăsat să se întoarcă la hotelul său modest din piața Abeses. Mausier fusese obiectul unei anchete mai ample, dar până la urmă, în lipsa unor indicii suficient de serioase, fusese lăsat în pace. Dosarul nu purta mențiunea caz închis, pentru că poliția nu închide niciodată un caz pe care nu l-a rezolvat, dar era ca și cum ar fi fost. Torans, fie amabil și adumil pe Mausier peste un sfert de oră. Cât despre el, avea timp să se ducă să bea o bere la braseria Dofin. Dacă și maestrul Loazou se, se dovedea la fel de recalcitrant pe cât era clientul său, interogatorul avea să fie greu de tot. Când se întoarse, Maosier se afla deja așezat pe un scaun în biroul lui, iar Torans, cu blocnotesul în față, stenografia. Va trebui să-l așteptăm pe maestrul lui Azo. Maosier nu lăsă impresia că ar fi auzit. Megre răsfoia neglijent dosarul, întipărindu-și anumite detalii în memorie. Maestrul lui s-o îmbrăcat în robă, intrând pe ușa care comunica cu Palatul de Justiție. Vă rog să mă scuzați, dar procesul meu s-a terminat cu un sfert de oră mai târziu. Luați loc, vă rog. Am să pun o serie de întrebări. Până acum a negat totul metodic. Știți de ce este acuzat clientul dumneavoastră? A acuzat, vă cam îngrăbiți. Presupun că instrucția nici nu a început. Să spunem că i-a fost atribuit asasinarea lui Marcel Vivian, vagabond, găsit într-un imobil părăsit din fundătura Viofor. Megre se întoarse spre Mausier. Voi stabili pentru început cu probe prezența dumneavoastră la Hale în seara respectivă. Aveți marturi demn de încredere? Veți vedea și singur. Îi cerului lui Toran să-l cheme pe numitul Toto, pe care un inspector de la arondizmentul 1 l-a dus împreună cu nana cea grasă. Toto, deloc impresionat ca unul care e obișnuit cu poliția, se uită pe rând la cei doi din încăpere. Când privirile îi căzura asupra lui Mausier, chipul îi se lumină. Da, eu știu pe flăcău ăsta. Ce mai faci, bătrâne? Sper că n-ai belea cu ăștia." Megre întrebă. Unde și când l-ați întâlnit?" La hale ce n-ai acolo îmi petrec eu toate nopțile. Vreți să ne spuneți mai precis unde vă găseați? La mai puțin de 10 metri de faramon. Mă uitam cum se descarcă un camion. Era acolo un prieten al meu. Mă rog, nu știu dacă poți zice așa că el nu era prieten cu nimeni. Vivian îl chema. Descărca zarzava și eu așteptam să mai vină un camion ca să mă angajez. Ce s-a mai întâmplat? Ușa de la faramon s-a deschis și domnul ăsta a ieșit din restaurant. Sau a oprit și a rămas o bucată de timp să uite la băieții care descărcau. Am profitat de ocazie și m-am apropiat de el ca să-i cer să-mi dea și mie așa, pentru o înghițitură de vin roșu. În loc de un franc, el mi-a dat cinci și așa am avut noroc de o sticlă întreagă. Las ați mai văzut la hale? Nu! No. Vă aflați deseori pe acolo. Dă 15 ani în fiecare noapte. Sunt gata să vă las să-i puneți întrebări martorului maestre. Ce ți s-a întâmplat ceea ce ne-ați relatat acum? Doar n crede că eu stau să număr zilele. În nu, orice caz, Vivian a fost omorât în noaptea aia. Sunteți sigur? Da. Nu cumva era zbeat? La trei dimineața sigur că eram, de nu și la zece seara. Și sunteți sigur că îl recunoașteți? Vă, că și el mă recunoaște după felul cum se uita la mine. Megrei se adresă lui Mausier. E adevărat? Nu l-am văzut niciodată pe gunoiul ăsta. Gunoiul ăsta, gunoiul ăsta. Toron se împinse afară și o introduse pe grăsana cu picioarele umflate și cu degetele ca niște caltaboși. Nu apucase să se îmbete rău, dar se clătina totuși puțin. După ce așa se așeză, aruncă o privire de jur în împrejur și întinse mâna dreaptă spre maosier. El e!" ea cu un glas răgușit, care probabil că era gras, glasul ei obișnuit. La cine vă referiți?" La bărbatul care ieși ieșit pe la ce seara de la restaurant unde vin băftoși și să mănânce măruntaie." Știți cum se numește restaurantul? Faramon. Sunteți sigură că era acest om? Fără doar și poate! Cu atât mai mult cu când l-am văzut pe tot, o vorbim cu el. Mi-a spus după aia că tipul i-a dus o monedă de 5 franci și pe chestia asta m-a și cinstit cu un pahar de vin. O recunoașteți, domnule Maosier? Da, de unde? N-am văzut-o niciodată pe femeia asta și nici ea nu avea cum să mă vadă vreodată la hale. Megre se întoarse spre grăsana de nana. l mai văzut după aceea? Da, în aceeași noapte pe la trei, stăteam un prag de ușă pe strada Grand Truanderi, colț cu fundătura Viofor. Am auzit răsunând pași un tip înalt și slab a trecut chiar pe lângă mine. Era ușor de recunoscut, mai ales că taman la colțul fundăturii un felinar. Știți unde s-a dus? Într-o casă care tostă să fie demolată de vreo 10 ani și care o să prăbușească într-o bună zi. Domnule Maosier, o recunoașteți pe femeia asta? N-am văzut-o niciodată. Maestrul luază oftă. Da, că toți martorii dumneavoastră sunt de soiul ăsta. O poți conduce înapoi pe coridor, Torans. Să-l aduc și pe al treilea martor? O clipă doar. Prima dată când v-am întrebat, ați negat că ați cinat în seara aceea la Faramond. Vă mențineți declarația? Mi-o mențin. Unde ați cinat? În orice caz, nu acasă, din câte mi-a spus din pricina soacrei dumneavoastră care venise în vizită și cu care nu vă aflați în termen buni. Într-un snack bar de pe Marile Bulevarde. L-ați mai recunoaște? Cred că da. Băuseți ceva? Eu beau doar un pahar de vin la masă. Deci nu a spus piciorul la Faramond. Megrei făcusem lui Torrance și acesta l-a pe un bărbat de vreo 50 de ani, îmbrăcat în negru din cap până în picioare. Luați loc, domnule Genlis. În meseria mea, mai curând mi se spune, Robert, vreți să ne spuneți ce meseria aveți și unde lucrați? Sunt ajutor de șef de salon la Faramond. Prin urmare, mi-închipui că sunteți atent la clienții care vin și pleacă. În mod obișnuit, eu îi conduc la masă. Este cineva în acest birou pe care l-ați cunoaște?" Da!" Și arătă spre maosier care de data aceasta păli ușor. Când l-ați văzut ultima dată?" Nu l-am văzut decât o dată luni seara. Era singur, lucru rar la clienții noștri. Am mâncat destul de repede și eu i-am deschis ușa la ieșire." Sunteți de acord cu declarația domnule maosier?" N-am mai fost la Faramund de peste zece ani." Iar omul ăsta pretinde că m-a văzut o singură dată într-o sală plină de lume. De unde știți că era plină de lume? Presupun, ținând cont de reputația casei. Rețineți, spuse Robert, că rare ori am mai văzut un client atât de înalt și de slab. Vreo întrebare maestre luazo. Niciuna. Mi le păstrez pentru instrucția oficială făcută de un magistrat. Vă mulțumesc, domnule Gellis. Nu vă voi mai reține prea mult. Mai aveți și alți martori, domnule comisar. Cu problema asta am terminat pentru astăzi. Avocatul se ridică părând ușurat. Acum trecem la cea de-a doua, continuă Megre. A doua, nu va ajunge că-l acuzați pe clientul meu de asasinarea unui vagabond pe care nici nu-l văzuse vreodată. Mausier însă, de data asta pălise de-a binelea, ceea ce scoase în evidență cearcănele de sub ochi și cutele de amărăciune din colțul gurii. Vă ascultăm. Vă amintiți de data de 16 august 1946, domnule Mausier? Nu, n-am niciun motiv să-mi amintesc. Trebuie să fi lucrat ca în celelalte zile, deoarece pe vremea aceea nu îmi luam concediu ca să pot pune bani deoparte. Erați angajat la lăsa și jilot. Așa e, Păru surprins și neliniștit. Conduceați o camionetă cu numele firmei înscris pe ea. Destul de des, așa e. În ziua respectivă trebuia să duceți niște bidoane cu vopsea unor colegi care lucrau pe strada Sursel. Nu mi-amintesc. Am aici declarația pe care ați făcut-o comisarul Piet Beauf. Sper că nu aveți de gând să negați că v-a audiat în câteva rânduri. Și mă greu îi arătă dosarul. Ce vreți să dovediți cu asta? Unde locuiați? Nu mai știu, locuiam la hotel și mă mutam destul de des. O să vă împrospătez memoria. Locuiați la hotelul Jonard în piața Abeses. Știți cine mai locuia acolo? Nu cunoșteam pe nimeni. Bala ați întâlni la hale după 20 de ani. Este vorba de Marcel Viviana, căruia m-a era Nina la sav. Asta nu mă privește. Ba da, vă privește. Se ducea des la Vivian. Nu știu dacă ați urmărit-o, dar portarea s-a recunoscut și afirmă că în ultimele două luni veneați frecvent la ea acasă. Maestrul lua o întrebă. Portarea asta e aici? A murit de câțiva ani în satul ei unde se retrăsese. Altfel spus, nu poate depune mărturie, ceea ce vă convine probabil de minune. Până acum nu ne-ați adus decât doi beți jegoși abrutizați și un om care trăiește din bac și acum o moartă. Mă întreb cine mai urmează fiecare la timpul său, murmură megreu un și pipa. Capitolul 7 Avocatul se uită la ceas care arăta la fel ca lui Megre, 6 și 10. Era un bărbat încă tânăr care se străduia să pară plin de importanță. Se ridică dintr-un salt. Ați termina cu clientul meu, domnule comisar? Nu știu. Sunt nevoie să plec, deoarece peste 20 de minute am la birou o întâlnire de care nu pot să lipsesc. Comisarul schiță un gest vag de parcă ar fi vrut să spună: Treaba dumneavoastră! Luaso se întoarce spre Mausier. Vă sfătuiesc să nu mai răspundeți în caz că vi se mai pun întrebări. Este dreptul dumneavoastră! Nimeni nu vă poate sili să vorbiți! Mausier nici nu clipi. Devenise dintr-o dată mai preocupat și mai puțin agresiv, ca și cum ar fi început să-și dea seama de gravitatea situației și înțelegea pe deasupra că avocatul său nu caută decât să se pună în valoare. Maestru Luaso ieși la fel de trufaș cum intrase. Megre murmură parcă întreacă. Vă sfătuiesc să vă luați alt avocat în caz că veți ajunge la curtea cu juri. Ăsta nu o să reușească decât să-i enerveze pe magistrați și pe jurați deopotrivă. Apoi adăugă. Într-adevăr, este dreptul dumneavoastră minim să nu răspundeți. Dar asta li se va părea multora un indiciu dacă nu chiar o dovadă de vinovăție. Nu o să vă mai întreb nimic, dar puteți să mă întrerupeți de câte ori doriți. Îl observă pe Mausier cu foarte mare atenție. Îi se părea că interlocutorul său încă de la începutul interogatoriului era mai puțin agresiv decât fusese la la bol. Acum se mâna mai degrabă cu un copil care continuă să se prefacă îmbuvnat, deși supărarea i-a trecut. Comisarul Piet Beof era un excelent ofițer de poliție care nu ținea să aibă dreptate cu orice preț. De fapt, Nina Lasava avea o pată pe obrazul stâng, nu-i așa? Asta e o capcană? Nici vorbă sarul constituit de colegul meu dovedește mai mult decât e necesar că ați fost amantul acestei femei. Portarea s-a murit, dar depozițiile ei au rămas. Am aici darea de seama unei confruntări dintre ea și dumneavoastră. Ați întrebat provocator, de unde mi-a știut numele? Erați convins că îi va fi greu să răspundă. Iată totuși ce a spus. Într-o amiază, mă aflam în mea împreună cu o prietenă care vine din când în când să mănânce cu mine. Pot să vă dau numele și adresa la care o găsiți. La un moment dat, omul acesta, și-a arătat spre dumneavoastră, a trecut pe sub arcada de la intrare și l-am putut vedea, lim vedea limpede prin geamul de la ușă. Prietena mea a părut surprinsă. Ia te uită! ăsta e zugravul meu! El mi-a zugrăvit bucătăria și mi-a tapetat sufrageria. Îl cheamă Luis Mausier și lucrează la o firmă de pe Bulevardul Batiniol." Prietena respectivă, Lucille Gosset, a fost interogată și a confirmat totul. Datorită ei, de altfel, a fost găsit atât de repede. În ziua când Nina a fost sugrumată în jurul orei 4, dumneavoastră lucrați pe strada Balu, în apartamentul văduvei Goset. Mausier se uita la el, încruntând în din sprâncene, de parcă îi scăpa ceva și încerca să înțeleagă. Aș putea citi mărturia portăresei. Poștașul a adus o scrisoare recomandată pentru un locatar de la etajul al treilea și ea i-a adus o În timp ce cobora, să a întâlnit cu dumneavoastră care urcați la Nina. Negați și acum? Nu primi niciun răspuns. Pe măsură ce Megre vorbea, lui Mausier devenea tot mai calm, dar rămânea încordat. Erați doi bărbați nebuni după ea. Nu știu prin ce putea să inspire asemenea pasiuni. Din pricina ei, Marcel Vivian și-a părăsit nevasta și copilul. Totuși, ea n-a acceptat în ruptul capului să trăiască cu el. Nu au petrecut nici măcar o noapte întreagă împreună. Și nici dumneavoastră, de altfel. Poate că asta era tot ce mai rămăsese din educația ei. Megre vorbea aproape în surdină. Din când în când întorcea cu un gest mecanic paginile dosarului din fața lui. Să ne întoarcem acum la după amiaza în care Nina Lasava a fost sugrumată, Marcel Vivian avea, desigur, un alibi care nu stă perfect în picioare. Mausier început să-l privească pe comisar cu ceva mai multă atenție. În dimineața asta am dat peste o notă scrisă pe marginea dosarului întocmit de colegul meu, Piet Beof. Să vă citesc. Un vechi client al bistroului de pe bulevardul Chapel s-a prezentat de bunăvoie, fiind în acel moment vizibil beat. Este vorba de un oarecare Arthur Gilson, poreclit picior de lemn, deoarece are un picior țeapăn care îl face să pășească de parcă ar purta o proteză. El susține că în cursul acelei două-amiezi, Marcel Vivian a intrat în bistrou pe la orele 3 și a băut două coniacuri unul după altul, fapt cu atât mai surprinzător cu câte Benistul nu bea de obicei decât cafea. După spusele acelui, aș Vivian s-a îndreptat apoi spre bulevardul roșe Cușar. Megre se opri o clipă privindul intens pe maosier. Trebuie să vă spun că în același timp, Niciuna din persoanele aflate în bistro nu a confirmat depoziția acestuia. Mai exact, patronul a admis că scena descrisă a avut într-adevăr loc, însă a doua zi după moartea Ninei. Unul dintre cei doi are dreptate, celălalt nu. Colegul meu pare că a înclina să-i dea dreptate patronului. Mausier nu se putea abține să întrebe. Și dumneavoastră? Eu sunt tentat să-l cred pe picior de lemn. Era bătrân, dar întreg la minte. Acum nu mai e în viață. n a rămas doar nota aceasta a comisarului Piet Beauf. Vivian era amantul Ninei de peste șase luni. După ce rupsese legăturile cu familia lui, o considera ca aparținându-i total. Dar ea v-a întâlnit și vi s-a dăruit de asemenea, continuând să aibă raporturi intime cu Vivian. Acesta nu prea venea să o vadă în timpul după amiezelor. Își petrecea doar serile cu ea după ce prânzeau la restaurant. Trăsăturile lui Mausier se aspriseră din nou. Portărea sa nu și-a amintit în decursul anchetei dacă l-a văzut intrând și ieșind. A fost întrebată ce făcea la ora aceea și a răspuns că tricota lângă fereastră, ascultând la radio. Ori dacă stătea lângă fereastră cu greu, ar fi putut să vadă pe cineva intrând pe sub arcadă. Și unde vă duc toate astea? La bănuiala că Vivian și-a ucis amanta, care era în același timp și amanta dumneavoastră. Poate că v-a văzut chiar ieșind împreună cândva? Nu vom ști niciodată. Sigur este doar că se simțea ofensat și sfâșia de durere. Se poate să nu fi venit la ea cu gândul să o moare pentru că nu-și luase nicio armă. Poate că nu voia decât să vă surprindă împreună. A găsit-o goală întinsă în pat. Pentru cine se dezbrăcase dacă nu l-aștepta pe el? Vivian considera că făcuse totul pentru ea. Îi era rușine că-și părăsise nevasta și fica lăsându-le fără un ban. Iar acum ea l-înșela cu primul venit. Nu știu ce și ar fi spus. În orice caz, Nina Lasav nu a reușit să-l liniștească. Nu se temea de el, dovadă fi în poziția în care a fost găsită. Totuși, el era destul de surescitat ca să o sugrume. Întreaga lui viață se dusese. Își zicea că este cu neputință să se mai întoarcă acasă și chiar și la atelierul său de pe strada Lepic. Nu-l mai interesa nimic. Nu s-ar fi supărat nici dacă asasinatul ar fi fost pus în cârcă. Cam asta s-a și întâmplat și asta ați făcut și dumneavoastră la început. V-am spus într-una că n-am omorât-o eu. Când ați aflat de moartea ei? După vreun sfert de oră l-am văzut pe Vivian și în foarte grăbit și aproape luând o la fugă spre piața Blanche. Am vrut să o întreb pe Nina ce a căutat la ea. Am intrat în clădire și în timp ce urcam scările m-am întâlnit cu portărea sa. Când am ajuns în fața ușii am văzut că ușa e crăpată. Asta mi s-a părut ciudat. Câteva clipe mai târziu am descoperit cadavrul. Atunci mi-am șters amprentele de peste tot, curăț în tot ce atinsesem chiar și în zilele trecute. Așa se face probabil că am șters și amprentele lui Vivian. De ce nu v-ați dus la poliție să-l reclamați? Pentru că hotărâsem să-l pedepsesc eu însumi. Bietul Toran se străduia să respecte ritmul rapid a ceea ce întrecetase de a mai fi monologului Megre și se transformase într-o conversație în toată regula. Comisarul îi descoperise în cele din urmă punctul slab și Mausier își lăsase deoparte rezerva. Era chiar atât de îndrăgostit de ea? A fost singura femeie pe care am iubit-o cu adevărat. Și cea cu care v-ați căsătorit? Țin mult la ea și cred că și ea ține la mine, da? Nu cred să fie vorba de marea dragoste. Au trecut 20 de ani de atunci, Mausier. Știu, asta nu mă împiedică să mă gândesc zilnic la ea. Și nu credeți că la fel se întâmpla și cu Vivian? Era tot așa de aprins ca dumneavoastră, atât de aprins încât să ucidă și să nu mai încerce să-și refacă viața. A ales prăbușirea, cel pe care l-ați întâlnit dumneavoastră din întâmplare după 20 de ani. Nu mai era decât un simplu vagabond. Capitolul 8 Mausier tăcea privindu-și fix vârfurile pantofilor. Expresia feței se schimbase, își pierduse aroganța și arăta mai uman. Ați avut 20 de ani în care v-a mers foarte bine," Mă îi aruncă lui mai greu o privire, și pe buzele subțirii apăru un zâmbet vag plin de ironie. N-am omorât-o eu, e adevărat, dar asta nu înseamnă că nu sunt cauza indirectă a morției. Ați muncit mult și ați strâns bani, ați izbuti să vă închegați propria firmă și afacerile v-au mers. Aveți o soție drăguță și plăcută, locuiți într-un apartament splendid și aveți o vilă la la bol. Și acum ați riscat totul ca să omorâți un om pe care nu îl mai răz de 20 de ani. Un om care în tot acest răstimp ajunse o epavă. Jurasem să-l pedepsesc. De ce n a lăsat asta în seama justiției? Ar fi pleda pentru o crimă pasională și ar fi scăpat cu o condamnare scurtă. Acum ar fi fost de mult liber. Avocatul dumneavoastră va pleda și el considerând o crimă pasională. Acum nu-mi mai pasă. Ieri eram încă decis să neg totul și să mă apăr. Oricum, să știți că probele atârnă foarte greu. Telefonul început să sune. Aici scande la arondismentul 1. Cum merge? Bine, sunt cum ausier de două ore. Recunoaște? Da. Ar fi fost oricum nevoie să o facă. Niște copii care se jucau pe un maidan lângă casa dărăpânată unde s-a Vivian mi-au adus chiar acum un pistol de calibrul 32. Din încărcător lipsesc trei gloanțe. L-am trimis pe unul din oamenii mei care îndrumă spre poliția judiciară să vildea personal. Va fi o dovadă suplimentară. Au omorât o și pe Nina Lasav? Nu. Atunci cine, Vivian? Da. Asta înseamnă că Mausier n-a uitat-o nici după 20 de ani. Da. Vă mulțumesc, domnule Ascan, mi a fost de mare ajutor. De fapt, dumneavoastră ați făcut cea mai mare parte a închetei. Ei, să nu exagerăm! Vă las acum cu interlocutorul dumneavoastră. Mausier încerca să se înțeleagă conversația, dar Megrenu rostise de când niște cuvinte care nu aveau niciun înțeles, dacă nu auzeai ce se spune la celălalt capăt al firului. L-ați căutat prin Paris în toți acești 20 de ani? Nu în mod sistematic, dar mă uitam la trecători. Nu știu de ce am fost mereu sigur că o să-l întâlnesc într-o bună zi. M-am dus într-adevăr să cinez la Faramond. Venisem pe jos. Restaurantul mi-a dus în memorie trecutul dintr-o vreme când Faramond reprezenta pentru mine culmea cu luxului ceva ce mă depășește. Am intrat și am mâncat singur la o masă. Soacră mea nu poate să mă înghită și mă înțeapă într-una. Nu poate ierta că am început cazul grav și a aflat pe deasupra că m-am născut în Belville și că nu am tată. Câteva clipe mai târziu, bătrânul Josefa Produl bătea la ușă. A sosit un inspector de la rind... Ar... <coughs> arundizmentul 1 care vrea să vă mâneze personal un pachet. Poftește-l înăuntru. Noul sosit era un tânăr vioi. Am venit cât de repede am putut, domnule comisar. Am misiunea să vi-l mânez. Și întinse un pachet înfășurat în hârtie de ambalaj, uzată deja și ruptă pe alocuri. Îi aruncă lui Mausier o privire plină de curiozitate. Mai aveți nevoie de mine? Acum nu, vă mulțumesc. După ce ușa se închise în urma lui, Megre deschise pachetul. Asta e pistolul dumneavoastră? În orice caz arată ca și cum ar fi. După cum vedeți, am fi ajuns să descoperim adevărul chiar și fără mărturisirile dumneavoastră. Vom trage gloanțele rămase și le vom compara cu cele extrase din pieptul lui Vivian. Vă temeați atât de rău să nu fiți prins cu arma în buzunar, că v-ați grăbi să scăpați de ea aruncând-o pe Maidan. Mă se ridică din umeri este adevărat că i-am dat cinci franci unui vagabond și la fel că am văzut o grăsană care părea beată moartă. că l-am recunoscut pe Vivian care descărca zarzavaturi, am simțit că-l urăsc am prima zi și m-am repezit acasă după pistol. Am așteptat în întuneric. A durat destul de mult. Mai sosis un camion și Vivian a fost angajat să-l descarce și pe acela împreună cu alți câțiva. Și nu v-ați mai potolitura? Nu, no. aveam impresia când îndeplinesc o datorie. Față de mine?" Da, iar pe deasupra omul ăsta, Vivian, părea păcat cu sine. Nu alesese el singur să fie vagabond. Puteai să juri că în felul ăsta și aflase liniștea. Și asta mă făcea să turbez. Și ați așteptat așa până la trei dimineața? Nu chiar. Era vreo două jumate. L-am urmărit când a luat-o spre fundătura Viofor. Grăsana pe care o văzusem întreacă de la hale era culcată pe prag de ușă și părea să doarmă. De o borâtă de băutură. Nu mi-a trecut prin cap că ar fi putut să fie o martore periculoasă. Maestrul lua -o, o să se înfurie din cauza că am mărturisit. Da, nu-mi pasă. Așadar l-am văzut pe Vivian intrând în casă. Am urcat după el pe scări și am auzit o ușă închizându-se. Atunci m-am așezat pe o treaptă și a rămas așa vreo jumătate de oră. Voia să așteptați până a doarme? Nu, nu mă puteam hotărâ. Și ce v-a făcut să vă hotărâți în cele din urmă? Gândul la Nina mai exact faptul că m-am gândit la pata aceea micuță vineție de pe obraz care mă tulbura atât de mult. S-a trezit? După primul glon te-a deschis ochii și a părut surprins. Nu știu dacă m-a recunoscut. Nu i-a spus nimic? Nu. Poate că regretam deja ce făcusem, dar era prea târziu. Nu știu dacă o să mă credeți, dar celelalte două gloanțe le-am tras numai ca să nu sufere. Ați încercat să scăpați. Așa e. Cred că e ceva instinctiv. Nici Vivian nu s-a dus să mărturisească la poliție că și-a ucis Amanta. Chipul îi se crispă în timp ce rosti ultimele cuvinte, apoi ridică încă o dată din numeri. Ce s-a ales cu doamna Vivian? Locuiește și acum în aceeași clădire de pe strada cu Lancur, într-un apartament mai mic și se ocupă de croitorie. Pare să aibă clientele clientelă destul de frumoasă. Avea parcă o fată, nu? S-a măritat și are doi copii. Au suferit mult? Megre preferă să nu răspundă. Și acum ce aveți de gând cu mine? Veți fi dus înapoi în celulă. Mâine veți fi interogat de judecătorul de instrucție care va semna probabil un mandat de arestare. Până se va încheia instrucția, veți fi trimis fără îndoială la Sent, după care mai mult ca sigur că veți fi internat la Fresne până la proces. Nu o să mai pot vedea soția? Pentru un timp, nu. Când vor anunța ziarile restarea mea? Mâine. De altfel, mi se pare că pe coridor au venit deja un ziarist și un fotograf. Megret se simțea puțin obosit. Se destinsese dintr-o dată și acum avea o anumită senzație de gol. Vorbea cu o voce stinsă. Nu părea deloc triumfător și totuși se simțea ușurat. Existau doi ucigași în loc de unul asta căutase el fără să-și dea seama. O, o să vă cer un lucru pe care probabil că veți fi nevoi să mi-l refuzați. Aș dori ca soția mea să nu afle din ziare ce mi se întâmplă și cu atât mai puțin de la mama ei prin telefon sau de la vreo prietenă. La ora probabil că e la masă, sunt sigur că o găsesc la vilă. Ce număr aveți? 1, 2, 4... Alo, domnișoară, dați-mi vă rog numărul 1, 2, patru la, la bol. Da, cât se poate de repede. Se grăbea să-și recapete libertatea. Trei minute după aceea avea legătura. Vi la pins parasols? Da. Doamna Mausier? Aici e Megre. Soțul dumneavoastră se află la mine în birou și dorește să vă vorbească. Megre se apropie de fereastră și rămase în picioare trăgând din pipă. Da, sunt la poliția judiciară, ești singură? Cu Ascultă, o să primești o lovitură. Crezi? Da, tocmai am mărturisit, nu mai aveam încotro. Contrar așteptării sare, ea rămase calmă. Ambele? Ce vrei să spui? Ambele crime? Pe cea din bulevardul Roșecușar n-am comis-o eu, ci Vivian. Am bănuit și când l-ai văzut din nou după 20 de ani, te-a apucat toată gelozia de pe vremuri. Știai? Mi-a trecut prin minte din prima clipă. De ce? Fiindcă te cunosc. Și acum ce o să faci? Mai întâi o să-mi închei concediul aici dacă judecătorul de instrucție nu o să mă convoace. După aceea nu știu. Nu ne-am iubit noi niciodată prea mult. Te fa pentru tine, eu n-am fost decât un înlocuitor. Mama va insista probabil să cer divorțul. oh, te surprinde? Nu, așa e. La revedere, Odet. La revedere, Luis. Când puse receptorul jos, aproape că se clătina pe picioare. Nu se așteptase ca discuția să iau o asemenea întorsătură. Nu era vorba doar de cuvintele rostite, ci de tot ce implicau ele. 15 ani din viață îi fusese răspulberați într-o clipită. Megre deschise dulăpiorul și umplu un păhărel de coniac. Dați-l pe gât. M-au voi uitându-se mirat la megre. Nu mă așteptam, băigui el, ca soția dumneavoastră să ghicească, o să divorțeze. Păi și ce ați fi vrut să facă să vă aștepte? Nu mai înțeleg nimic. Bău coniacul dintr-o înghițitură și tu și, apoi rămânând în picioare, murmură. Vă rămân recunoscător că nu m-ați hărțuit. Îl duce înapoi la arest, Torans. Grasul de tora spărea răvășit. Mausier aștepta, stând în mijlocul biroului. Fapt curios, nu mai părea atât de înalt, iar chipul său cu trăsături dure devenise banal. Fu pe punctul de întinde mâna, dar se abținu. La revedere, domnule comisar. La revedere. Megre se simțea îngreunat, se plimba încet, încoace și încolo, așteptând ca Toran să se întoarcă. Cred că la un moment dat mă emoționa de-a binele, Mărturisii acesta. Vi să bem un păhărel în piața Dofin? Cu plăcere! Plecară pe jos de la chedez de și se îndreptară spre barul ce le era atât de familiar. Înăuntru se aflau câțiva inspectori, dar numai unul era de la brigada criminalistică. Cu ce să vă servez, domnule comisar? Întrebă patronul. O bere? Cea mai grozavă pe care o aveți. Torans ceru și el una. Megrebă aproape dintr-o înghițitură și întinse paharul pentru ca patronul să-i umple la loc. Sete mare azi! și Megre, ca și cum încerca să prindă sensul cuvintelor, rosti mecanic la rândul său. Da, se teme mare azi. Se întoarce acasă cu un taxi. Mă întrebam dacă o să vii la cină. Se lăsă într-un fotoliu și început să se șteargă de sudoare. Din punctul meu de vedere, cazul este închis. l a arestat pe vinovat? Da. E cel după care te-ai dus la la bol? Da. N-ai vrea să mergem la un restaurant? N-am decât niște friptură rece și salata la rus. Nu mi-e foame. M-a să-i pus, așa că trebuie să mănânci ceva. În seara aceea se culcă la 10 fără să se mai uite la televizor. Aici se termină Megre și Vagabondul de George Simenon. Uh, Mi-a plăcut, Era o... este una dintre puținele cărți pe care le știam dinainte, așa că știam practic acțiunea și despre ce este vorba dar recunosc că a fost interesant să o citesc eu de data aceasta, în loc să o aud citită de către altcineva. Sper că și vouă v-a plăcut, vă mulțumesc tare mult și am o singură rugăminte la voi. De fapt, două lucruri vreau să vă spun. Unu, în cursul zilei de astăzi voi posta în comunitate postarea pentru giveaway-ul de 9000 de um, abonați. Și al doilea, tot astăzi, în puțină vreme, probabil, după ce veți asculta um, această carte acum, voi posta un audio și aș avea mare rugăminte dacă se poate să-l ascultați, Vor fi, e vorba de câteva minute, în care am o mare rugăminte la voi toți. Uh, Poate că sună ciudat, dar în fine, nu e nimic foarte dificil, o să înțelegeți în momentul în care o să ascultați uh, uh, audio-ul. Vreau doar să vă mulțumesc anticipat, măcar că veți asculta și uh, dacă se va putea apoi să mă ajutați cu ceea ce vă spun în audio. Uh, repet, nu e nimic uh, greu, dificil sau să necesite ceva din partea voastră, e ceva chiar foarte ușor. Vă mulțumesc încă o dată pentru minunatele mesaje. Da, o să citim și Horia Tecuceanu, da, o să citim și mult mai multe cărți, dar încet, încet știu că și eu am aceeași nerăbdare ca și voi, dar, din păcate, timpul este ăla care este și, în ciuda faptului că eu aș vrea să fie mai lung, momentan nu se poate. E, fac, fac tot ceea ce pot. din Dinspre asta să nu aveți niciun fel de îndoială. Vă mulțumesc tare mult! Vă îmbrățișez pe toți! Și să avem o zi cât mai frumoasă, cât mai minunată! Iar de mâine începem o nouă carte din seria Megre. Vă îmbrățișez! La revedere!